Salutare, dragilor, ce mai faceți? Bine ați venit la un nou live aici pe canalul Mâncăm Împreună, pentru că n-am mai filmat de mult un clip în natură și nu sunt singur, or să vină acum. Opa, alunecă, pentru că este o pantă foarte, foarte mare, plouă afară, este noroi, să vedem dacă poate să treacă totuși prin acest râu. A trecut. Perfect. Și acum coboară și a doua mașină. Opa, alunecă. Ah. Deci v-am zis, nu sunt singur. Opa, a derapat. Deci plouă, este la poviță, de fapt. Și noi mergem în natură. Va fi... Hello. Va fi o vreme foarte urâtă, pentru că am primit avertizare de vreme extremă. Stați să vă arăt. Avertizare meteo de vânt puternic cu viteză la rafală între 110-120 de kilometri temporar, nisoare viscolită. Astăzi, nisoare viscolită, deja plouă, e burniță din aceea cu bucățele mici de gheață și noi vrem să facem grătar, facem picnic. Ne-am ales o zi foarte, foarte bună. Să vedem cine avem în față. Penea Silviu, salutare Silviule, ce faci? Salutare! Ce faci cu toporul? Ca bogații. Ca bogații? Ce fac? Sunt Lumberjack, Silviu Lumberjack mă cheamă acum. Fiecare cu ce poate. Și? Făcut de mine. Da? Da, da, făcut de mine, da, da, da. Vezi că sunt două zile am lucrat la ei. Ce tare. N-arată bine, dar ei se vezi ba că nu, sunt ce chiar arată bine și chiar miros foarte bine. Ei, mai avem acolo, mai avem surprize. Și avem aici pe foarte. Teo. Salutare, Teo. Vă salut și eu. Dar ce-ai umblat tu repede la mâncare? Nu puteai să umbli la băutură? Dacă am mirosit. Aoleu. Ia. Marian. Da. Se întinde masa, scaunele. Ce vrei? A? Ce vrei? Vezi că am primit avertizare de furtună extremă. Dita da. Mai alerta. 120 de kilometri pe oră vânt. Ia zi, are loc aici o masă și patru scaune? Da, unde am căcut în porbagajul ăsta mic așa? Păi nu știu, te întreb. Deci seamănă cu un cotez de câine. Jumate de porbagaj de Tico. Uite, poți să le arăți? Da. Abonaților tăi, că data trecută am venit cu mașina ta și le-am zis că am și eu una la fel de neagră. Acolo. Da, da, da. Ca să... Această mașină este identică ca a mea, doar că este pe culoarea neagră. Și uite, ca să se înțeleagă. Da, e alt număr. E oricum, număr, da. A mea era, e gri. Data trecută, când am venit cu mici, era la încărcata mea și de-aia n-am scos. Uite, Marian, aici. Un diplomat. Bun. Doi diplomați. Chestia aia mică ce e acolo? Vino cu aceea să vezi. Ok. Asta e motorină. E motorină? Da. Nu cred că e motorină. Ia o gură din motorina aia. Deci, vezi că dacă bei o gură de aia... E motorină. Ia uite ce aici. Masă cu patru scaune. Perfect. E o vorbă, să nu mâncăm pe stomacul gol. Da, corect. Sau nici brasca nu cântă pe uscat. Corect. Deci, haideți să vedem. 120 km pe oră, temporar nisoare, viscolită. Și facem picnic. Cum ar spune minionii, ați văzut filmul ăla cu minionii? Nici la banană nu ne doare. Tu știi minionii? Da. Știi că au un cântec cu banana? Banana. E din orice zic numai banana și din banana trebuie să înțelegi tu ce înseamnă. Adică banana, adică mi-e foame. Banana, adică... Corect. Orice. Contează accentul. Da. E și o melodie cu banana, banana, nana. Banana. Dar masa asta pare un pic mai strâmbă așa. Ce s-a întâmplat? Da, pune-te dreaptă. E terenul. E terenul? E terenul prost. Ai duci cum mâncau, mă, pe teren drept? Ai duci mâncau pe jos. Hai să întindem. Stai să... Ai... Aici pisturiu, da. Celalte care ne trebuie la... Lasă-o pe asta o canată, la grătar.
Da. Lăsăm jos? Aia nu ne trebuie. Stai să iau piesa de rezistență. Ce ai adus? Rezistență. Da. Picnic. Pe furtună. Am mai făcut cineva? Pe avertizare de meteo, de vreme extremă. Nu uitați, cu cât mai multe like-uri, acest live ajunge la mai multă lume. Iar noi pentru asta vă mulțumim. Am ceva ca lumea. Dan Amicu, salutare, unde sunteți? În zona Zărnești, Plaiul Foii, Tohănița, Predăluț. Șaua Măgurii. Șaua Măgurii, opa. Pălincă din grădina Cucului. Cucu e socrul meu. Da? Da, așa cheamă, Dan Cucu. Stă în Argeș, undeva într-o zonă cam seamănă cu asta, tot așa de deal, de puțin munte. Ai dat numele, acum o să-l caute toți pe Google. Nu, să-l înjure toți. Ia uși. Aoleu, hai, hai, hai. Dar parcă nu mai vine furtuna, eu mă aștept să vină furtuna. Păi mai vine, iau ce acolo. Să începem, să începem cu asta. Deci, la cum arată, acolo e viscolit ceva zdrăbân. Da, acolo e grav. S-a primit ro alert. Da, nu contează. Din cauza vânturi, dar uite, îl duce spre Zărnești. Deci dacă vine vântul ăsta cu norul ăla... Ia. Asta, cu asta începem. Este bitter din grădina Cucului. Durează 4 ani să-l facă. Da. Numai din plante. El merge pe dealuri și cunoaște fiecare plantă și cu denumirea ei științifică. Uh-huh. Și le amestecă. Cred că vreo 20 de plante amestecă. Rășină de brad. Nu știu ce... Și după 4 ani este asta, este ca un iagăr, dar natural. Hai cam să... câte grade are? Nu, e slab. Hai, 30. Slab? Dar uite, lumea întreabă de trandafirată. Au? Ai și trandafirată? E tot ce trebuie. Deci are un alcool la 80 ceva de grade. Cât are? 80. Din trandafiri? Hai să începem un anti... Din, anti-viscol. Cum era? Din 2 tone de trandafir? Cât se fac? Din 10 tone e 10 litri. Dintr-o tonă e 10 litri. Dintr-o tonă de trandafir, da, 10 litri. De petale de trandafir, e 10 litri. O tonă de petale... Aia care ai pus tu mâna, ai zis că e motorină. Da? Da. Uite-o... Stai că începem cu... Ia vezi ce deschizi. Așa. Cine are forță? Murături puse de mine. Așa, da. Murături puse de mine. Alea cu pe care... Hai să începem. Mi le-ai arătat, mi le-ai arătat într-un live. Da, da, da. Hai să începem cu un bitter. E ca un iagăr, dar natural. Deci asta e sânge de iepure. Hai, davai, noroc. Să fie bucurie. Ca bogații. Mamă, cum e. Nu se compară, mă. Bunătate. Cum e? Doamne, doamne. A? Ușor dulceag. Dar e și un pic o nuanță crișoară. Mhm. Dar din ce foarte este? Foarte bun, foarte bun. Dar eu știu. Nu știu, nu? Numai el știe. De asta... Nu mai știe. Deci foarte, dar uite-l cât e de gros. Zici că e cafea? Da, ce gros e. Zici că e sânge, uite. După primul an e amar, nu-i bun de nimic. După al doilea an e tulbure, foarte nu-i bun de nimic. Foarte bun, bravo. După avea când... Foarte bun. Da, deci 4 ani stă băutura asta să se facă. Se macerează, mai bagă nici nu știu ce plante. Dar a venit la mine, la Poiană. Nebun că a găsit rășină de brad. Nu știu ce folosește, că mai face alte băuturi. Rășină de brad? Rășină de brad. Noi facem din muguri de brad, soția mea. Știu, ce ai și... Eu sunt doar culegătorul de serviciu. Din muguri de brad, trebuie mugurile de brad să fie cam așa, deci 2 cm. Primăvara, prevara, în iunie. Așa, și fierbe frumos și face un sirop de ăla de muguri de brad, care sunt, e foarte bun pentru copii, pentru copii? Pentru imunitate, da. Le tot dă. Să faci copii. Copiii ăsta, de asta. Așa se... Uite trandafirul. Da. Tot a întrebat lumea. Deci ai acolo 1,5 litri, ăsta... Ăsta ce rămâne, zi la ție. Ne pune în cap. Dar nu bem atât, Doamne ferește. Într-un live cu el, bine, cu el a băut până a căzut în piscină. Nu mai zic, mă, la lume. Păi a văzut toată lumea că... Altcineva a căzut, nu eu. Foarte bun. Hai să ne apucăm de da. De strânsele mele.
Primul lucru, lemnele, da? Ne trebuie și lemne mai mari, dacă... Să știi că a început să bată vântul, deci vine furtuna. Știu. Perfect. Hai! E bine. Dacă îl vezi pe ăla, nu mai vine furtuna. Se spune cor. Salut! Da. Uite, tu caută lemne și eu mă duc să caut niște pietre ca să punem placa pe pietre. Perfect. Problema cu pietrele e că pe aici nu prea sunt pietre. Așa, că am eu tot ce trebuie. Fii atent. Mă duc mai sus un pic, aici găsesc. Nu trebuie pietre, uite ce am. Ia. Eu știu că e ăla, dar se pune... Am asta? Am înțeles. Dar e cam mică. Se pune piatră ca să faci puțină vatră. Înțelegi? Sau uite, vine, da. Vântul vine de aici, da. Trag eu mașina în față. O trag în față să... Să bareze... Să barăm... Perfect. Deci a început vântul, perfect! Avem avertizare de meteo... Da, avertizare da, da. Meteo, da. De vreme extremă... 100-120 de km la oră. Vântul, da. 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 Și va ninge viscolit. Și ia uitați-l, vin norii. Ia uitați-l, vin. Ce credeți? Terminăm picnicul întregi sau ne va lua pe sus? Eu zic că să nu mă audă. Eu zic că nu o să terminăm picnicul. Acolo e mai adăpost? Da, a pus Teo mașina în calea vântului. Bine, la munte vântul bate... Din toate direcții? Da, nu poți să faci de la... Sincer, eu tot nu cred că o să terminăm picnicul ăsta. Ce zici? Terminăm picnicul? Cumva îl terminăm noi. Vine salvamontul, ne caută. Ciubărul este pornit. Ciubărul e pornit? Este pornit ciubărul de dimineață. Numai că... Ce cu aia? Laser. Asta e laserul de la Măgurele. Da. Pentru ciubăr, ca să le explic celor care nu știu, ciubărul se pornește de dimineață, se încălzește foarte greu, al meu este foarte mare, dar încălzește de dimineață ca să ai până să fie gata seara. Să fie gata seara. Problema este la prima încălzire, în sensul că acum apa, am verificat-o, avea, dimineața avea 5 grade. Ca să ridici de la 5 grade la 40, cum vreau eu, adică să te topești, e greu. În schimb, a doua zi, mâine, va fi mai ușor, pentru că în seara asta, când va scădea temperatura, nu mai scade la 5 grade. Scade la 20, la 22, la... și mi-e foarte ușor să... să-l ridic la temperatură. În schimb, prima oară când venim, cum este acum, e mai complicat. Aia, stăm mai mult, nu ne gonește nimeni. Tu încălzești ciubărul aproape toată ziua, cu cât baloți de peleți? Întâi pun niște lemne ca să-i fac puțin jar, să aibă puțină flacără. Nu mai folosesc lemne, folosesc niște peleți de ăștia... brichete, nu peleți, peleții e altceva, brichete, brichete care se folosesc și la centrale cu lemn. Așa, ideea este că trebuie să ai întâi puțină flacără și atunci întâi pun lemn, după aia pun alea, mai pun puțin lemn. Ai primit și tu o avertizare? Toată lumea primit. Da. Deci 120 de kilometri, vântul, da. Plus ninsoare visculit. Da. În cazul nostru, locația unde suntem noi, eu am de jur împrejurul casei, am 100 de brazi. Brazi mari. Cum deci, e ăsta de aici, da. Da, deci când la poartă te ia vântul, în curte nu te mai ia. Pentru că asta este o protecție de vânt. Înainte să crească brazi așa de mari, mie îmi zbura țigla după casă. Într-un colț, da. Deci aici a fost numită zona asta, zona vânturilor. Deci bătea vântul, de sărea țigla după casă. Acum nu mai e, sare și este... E bine și în curte. Poate puțin vântul, dar nu e groaznic. În schimb, dacă ai ieșit după poartă, te-a luat. Sunt perioade și perioade. Uite, acum perioada asta înseamnă că o să avem o iarnă grea. Noi ne bucurăm. De luni începe zăpada. Noi ne bucurăm la iarnă grea. Da. Pentru că au fost câteva ierni, revelioane, în care le-am făcut în tricou. În tricou, așa era. Ultimii trei ani da. a fost clar cu zăpada. Și au fost ierni în care am făcut... S-a mutat iarna, ai văzut că în martie, anul trecut, în martie a fost zăpadă de 2 metri. Mio, de ce vreau zăpadă? Pentru că noi adunăm mulți copii aici, eu îi leg de Outlander și se face trenuleț de săniuțe și trag cu săniuța, deci
Ce 80 la oră i-am tras pe aici, știi cum da? Lasă-mă aici. În niciun caz n-ai tras copiii mici cu 80 la oră cu Sania. Da. Ia să guști, să guști perioada grădina cucului. Ia gust. Da. Păi așa, dăm cu un pahar. Ia o să zică lumea cu COVID-ul, da. Cu asta, nu? Sare da, lumea, vine CNA-ul, CNP-ul, SPP-ul. Lasă pahar ăla, lasă pahar. Păi nu, eu n-am terminat... Păi nici eu. Nici eu. Lasă, că avem două pahare, că nu termină, bine să termină. Le combinăm în... Termină, trage-l pe ăla, că e de domnișoare. Hai că-l trag ăsta. E de domnișoare, ia da. Auzi, mă... Fii Raelu. Atent. Deci dacă știam... E de domnișoare. Aoleu! Vă aduceam o palincă de gutui. Nu trebuie. Ia, pune. Auzi, la el de domnișoare. Hai, cheers. Nu mai dă-și lui în pahar, dai? Mai dă-și lui. Ia-l pe ăsta, ia-l pe ăsta. Stai așa, stai așa. Așa, gata. Pus trei. Ia, gata, uite aici. Hai, dă-l încoace. Nu, că nu-i bine să le combinăm, că ăla e într-un fel, ăla e într-un fel. Să fie bucurie, domnule. Din grădina cucului. Să fie bucurie. Aici. Ia vezi. Foarte bun. Mi-a ieșit. Am pornit de la 30, mi-a am ajuns la 50 și urmează 80. Deci asta are 50 de grade? Da. Mi-a desfundat nasul. Da, da, e foarte parfumat. Are acolo... E foarte parfumat. Are acolo, uite, așa un deal, numai deci cu mi-a desfundat pruni. Nasul. Numai cu pruni. Și acolo în sat, bine, și în afara satului, sunt pruni, n-are cine să culeagă. Și dacă vrei să dai cuiva 100 de lei, 200 de lei, să aducă o căruță de prune, le e lene să le culeagă. Da? Nu le ia nimeni. Cred că văd mai bine acum. Văd mai bine. Ai băgat chirosen. Am băgat chirosen. Hai că noi doar bem, dar trebuie să și mâncăm. Așteptăm furtuna. Trebuie să apară acum. Hai să ne organizăm. Eu am tăiat ceva lemne acolo, dar trebuie adu tu pietrele și o mai tăi lemne. Hai că eu m-am dus să le caut, da. Eu cum e Marian? Ce ai? De ce? Marian are cu fesul ăsta că l-am văzut. Deci am luat este, este Grinch. Grinch care a speriat Crăciunul. Ăla, verde și al dracu. Deci nu știu cum e palinca asta, dar mi-a dat lacrimile. Da. Oh. Din grădina cucului. Perfect. Hai să... Deci Teo s-a dus după lemne. Tu ce faci? Ca să știu ce nu fac eu. Eu tai lemne, el s-a dus după pietre. Așa. Deci Teo după lemne... Nu, după pietre, tu după lemne. Și eu... Ai văzut aici că este un râu? Da, e un râu aici. Păi n-ai trecut cu mașina prin el? Da, ce frumos se aude. Nu prea avem cum să ajungem la el. Deci nu știu acum e terenul ăsta. Da, e superb terenul. Ia zi, Silviu. Nu te încânt un 500 de metri aici? Nu, aia. Eu nu știam de zona asta așa frumoasă. Dar n-ai vrea 500 de metri pe aici? Facem o căsuță de aia și filmăm cum facem. Aici trebuie vreo 5.000. 5.000, dar cine are bani de 5.000? Bine, eu n-am bani de 5.000. Păi tu ești vărul lui Borcea. Da. Eu sunt nepotul lui Patriciu. Ce să mai... Nu știu cum i-a venit Patriciu acum, am vrut să zic becarie. Dar de ce spui lucrurile astea? Că nu mai mă susține acum nimeni. Urât, urât. Nu... Câte lume e? Păi fac pe mâncăm împreună, că e cu mâncăm împreună. 165 sunt acum. Mai intrați? Păi da, dar abia am început de 15 minute. Da? Da. Cam ude lemnele, să știi. Sunt ude? Cam ude, da. State, da. Uite, Teo a găsit lemne. Auzi? Dar tu dai seama că ăsta e lemn de trandafir? E lemn de trandafir? Nu cred. Unde ai găsit lemne? Zic că e lemn de trandafir. Ăsta alea, pietre. De nu știu ce mi-ai dat să beau, mă uit la pietrele aia și spun lemne. Auzi, dar când am zis că e lemn de trandafir, înseamnă că m-am învățat, nu? Păi și normal, ce să caute trandafir pe aici? Da, ce e asta? Nu sunt trandafiri, e mărăcine. Măcești. Măcești, da. Bun. Păi nu, cred că trebuie să facem o groapă. Nu, stai că mai aduc. Am lopată. Păi facem o groapă mică. Da. Mai aduc. Hai da? Să... Mai aduc ca să potolim aduc. Vântul. Merg cu tine doar ca să filmez cum mă aduci pietre. Hai că cineva trebuie să facă și munca cu capul, adică corect. Să gândească, să...
Uite și tu ce țară frumoasă avem. Da? Ne suntem cu părba. Când merg cu copiii pe munte, chiar și aici în zona noastră, plecăm cu saci și adunăm tot felul de peturi, de... E foarte curat, n-am văzut niciun gunoi, nimic. Asta una, pentru că le adunăm. Și a doua la mână, nu știu cât reușim noi să le adunăm pe toate, dar copiii mei sunt mici și vreau să crească cu valorile astea. Să fie bucuroși, au timp să se supere și să... au timp. Ideea este că dacă ei cresc bucuroși și fără să fie ranchiunoși, fără orgolioși, fără așa, eu zic că vor trece pe o situație mult mai repede. Mai mult data, noi ca părinți nu avem ce să facem decât să le oferim din bucuria noastră. Așa. Frumos spus. Te-ai udat, a? Nu-i nimic, sunt waterproof ăștia. Ah, ok. Ca să nu zici că am venit de pomană, o să iau și o piatră, că n-am cum să car două, că am trepiedul. Luăm mai multe, dar asta e să le scoatem. Da. Aș fi ajutat și eu, dar am o mână ocupată. Așa. Și gândiți-vă că eu mai pun mâna pe telefon, pe trepied. Da. Las cu eu pe asta. Ia-o și pune la mine. Poți să iei? Da, pune aici. În echilibru, așa? Nu. Dar cum? Așa, la degetul ăsta. Nu. A, așa? E sigur așa, că da. Un deget poți să... sau nu? N-ai cum. Hai mă, tata, pune aici. Serios? Da. Hai. Vezi că are 15 kg. Mai era una mică aici. Cu asta o iau. Auzi, Dionisie, ce spune? Știm că ai o mână ocupată de cel puțin 2-3 ani. De cel puțin 15. Aba, nu, stai, am 40. De cel puțin 25 de ani. Ce ai? Am mâna ocupată. Răutăcioși, domne. Nu mai... mesaje din astea răutăcioase. Dar să-mi mai dați 3 like-uri ca să fac și 100 ca YouTube-ul să trimită notificări, n-ați da. Urât! Că de la 100 încolo trimite YouTube-ul iar. Ce s-aude așa? A, te uiți la live. Mi-auzeam vocea. Da, am dat. Ai dat și like? Verificăm dacă a dat like. Uitați, n-a dat like. Aha, am dat eu. Uitați, n-a dat like. Tu crezi că se aprinde focul cu ăsta nu-i camud? Ce asude? Păi azi, tata, unde ești? Cum, unde sunt? Unde ești? Păi tu te uiți pe alt canal. Păi e cu mâncare, pe mâncăm împreună. Scrie-l, mâncăm împreună. Ah, ok. Cu ciubărul, cu alte am chestii, înțeles. Pe canalul mare. Integrat. Mâncăm împreună. Vedeți, Teo nu e abonat. Urât. Cum să nu? Ia să vezi. Ia abonat. Aici, da, cum să nu? Dar de uite, vezi, apropo, că are dreptate. Nu mi-a făcut piu că Marian filmează ceva. Pentru că nu dă lumea like-uri. Nu dă lumea like-uri și la 300 la câte sunt? De la 100, la 2, la 3, din 100 în 100 dă... Da, uite, ha! Da. Așa, să-i dau și eu... Dă like acolo, ca să trimită notificări să intre lume. Zi-mi cum? Păi, ezonul ăsta... Închizi ăsta live-ul, ăsta chat-ul. Gata, am ai înțeles. Dat și acum chat live. Am înțeles, da. Nu. Chat live. Da, să dai sonorul că e delay. Și eu la mine să-l distribui. Da, să dai sonorul că e delay. Și eu la mine să-l... Uite, aici trimite. Copiere. Copiază link-ul. Am înțeles. Și înapoi pe chat live. Așa și după aia ești tu. Da, bag pe... Am înțeles. I understand. Hai, greu e. Dacă a putut să-l viu ceva aici. Gata, l-am lăsat și eu pe al meu. Problema cu lemnele astea, dacă sunt un pic ude, nu cred că... Nu-i nimic, că facem întâi din surcele. Ziceai că e o lopată. Am, a doua.
Să facem întâi de un surcelică, uite acolo surceaua. Așa, da. Suntem pregătiți cu orice. Hai că facem asta aici. Asta două sunt paharele mele. Nu, ale mele sunt alea. Asta sunt ale mele? Asta l-am băut sau s-a vărsat. unde sunteți? Păi suntem Șaua Măgurii, Plaiul Foii, Zărnești, Predeluț, zona asta. Peste tot. Suntem peste tot acasă. Peste tot acasă, da. Ăsta luăm așa și după aia îl punem la loc. Am adus aș de gunoi. A, uitați o chestie bună, când faceți foc, luați, scoateți bucățile mari de... Și le punem la loc. Și le puneți asta la loc. Asta e așa lopată de... Opa. Profesionist. Da. Dacă n-ai așa ceva, n-ai cum. Vezi dacă aveam pe asta dentă? Da. Te chinui cu toporul. Da, am reușit și cu toporul să fac groapă în delta. În 10 secunde, cum ce groapă bună a ieșit. Da, să știi că prima dată avea o nuanță de dulceag acrișoară. Acum mi se pare că e... Te-ai îmbătat. M-am îmbătat. Te-ai îmbătat, stai jos. Dă drumul la foc, hai. Gata. Ia să vedem, scoatem aici trusa chirurgicală. Nu am doi de ăștia. A, de la foc, de a prins foc. Stai așa. Unde am pus, unde am pus? Nu știu unde am pus. Andrew, al treilea, cei la fund de dușmănie, de-aia are alt gust, corect, da? Cei la fund de dușmănie. Trebuie băut tot. Așa. Stai să luăm niște surcele. Ia de-alea mici uscate. Exact. Băi, super bun. Dar să știi că are alt gust acum. Deci după, pe măsură ce bei, ți se pare altfel. Da. Ca să vedeți că cei la fund de dușmănie și trebuie băut tot. Are dreptate, Andrew. Bun. Eu îmi pun parele mele deoparte, ca să nu le încurcăm. Păi ca să nu le încurcăm, eu îi fac semn. Eu mi le pun aici pe colțul mesei, dar... Că nu merge. Ia, nu, nu stai așa, stai așa, ce faci acolo? Ca ce-a făcut? Pișine. Se aprinde chestia? Oh, hai să vezi tu ce bine se aprinde. Ok. Foarte bine se aprinde. Deci nu uitați, cu cât mai multe like-uri ați văzut și voi, YouTube-ul trimite notificări și intră mai multă lume. Doar voi puteți face acest lucru posibil. Am aici doi abonați cu mine, pe Teo și pe Silviu. Ei n-au primit notificări, dar pe măsură ce dați like-uri, au început să primească și ei. Fii atent ce fac. Ce faci acolo? Ce faci? Deci, aceste două pietricele, da, le-a adunat băiețelul meu din Grecia, din Lefkada, de pe plajă. Și eu îmi voi băga pietricele înăuntru, ca să știu că e paharul meu, cu ocazia asta nici nu-l ia vânt. O să zic că lumea, le-ai spălat, le-ai dezinfectat, le-ai... Da, păi uite. Ia. Da. Nu aici. Teo are mașină identică ca a mea. Și mai am și până... Da, ce frumos arată așa într-o sticlă. Da, le-a băgat băiețelul meu, s-a jucat. Nouă ne place în Lefkada, foarte frumos. La Katisma Beach. Foarte frumos, a fost la un moment dat în top 3 mondial. La un moment dat, că topurile se mai schimbă. Egremni la fel. A fost, nu, Katisma top 10 mondial și Egremni top 3. Dar Egremni a căzut și acum nu mai e... Am înțeles că a fost o plajă foarte frumoasă și s-a stricat. Egremni a căzut, au murit doi turiști, pentru că a căzut undeva până septembrie. A căzut peretele. Unde? Și acum în Lefkada. Da. Dar mai de mult, nu mai știu anul, 2017, ceva de genul, 15, 18. Da, și acum își revine. Am fost ultima oară cu 2 ani, își revine,
Dar mama natură își revine, dar mai are un pic. Acum păi... se ajunge acolo doar cu vaporul, te lasă un pic pe mal și chiar îți spune nu te duce la perete, stai pe acolo, dar nu mai e ce a fost, pentru că natura, dacă a căzut, nu mai e. Oricum, natura are modul ei de a vindeca, de a se vindeca. Își revine, da. Își revine, crede-mă că își revine. Da. E păcat. Deci foarte frumoasă plaja aia, foarte, foarte. Dacă ați apucat să ajungeți la Egremni înainte să cadă, credeți-mă că sunteți pe plus. Hai până la plajă, hai cu lemnele, hai! Cu lemnele, hai, gata! Cineva trebuie să fie cu capul aici, să coordoneze, să filmeze. Să... Uite, vezi, fac frumos. Hai tătic, că se stă. Stăm și... Că nu m-am înțepat la ciulința sau ceva. Problema e că strigi geaca aia de 1500 de euro. Da. Ce să mai, a mea e de la rental. Am împrumutat. E luată de la ce? Da. Tu ți-ai luat geaca asta neagră de la închirieri? De la închirieri, da. Ce, cum e pe care mele? Am ca tu cealaltă, mi-ai bucat pe alea bune ale mele, care am dat cu greu. El s-a dus și mi-a luat lemne tăiate de mine, bă. Păi ai zis să adu lemne. De lemnele, mai alte lemne. Păi nu-s lemne și alea. Beau țuică. Da, ce frumos stăteau lemnele alea tăiate acolo și... Le-am închinuit la alea și mai dor. Hai, altceva. Le-a luat și le-a bucat pe foc ea. Păi da, lemnul-i făcut să fie pe foc, băgat. Dacă n-ai fost... Atent. Nu că n-ai fost atent, n-ai fost hotărât. Ba da, foarte hotărât. Trebuie să mai bine o țuică. Dacă nu m-am înțepat... E râu în spate, te poți clăti un pic. Da, da, cu țuică. Mi-am luat labele de scafandru, mă bagă în ciubă. Ia uite ce lemne am găsit. Tot pe alea. Am aprins și focul, am tăiat și lemnele. Deci avem foc. Da? Până vine furtuna... Nu mai vine. Nu mai vine. Păi și avertizarea... Păi, poate nu e, e în zona asta, dar nu neapărat aici. Deci 120 km pe oră, da. Temporar, ninsoare, viscolită, da, ro alert, nu stați afară. Uite, hai ca să-ți explic aici. Asta este șaua Măgurii, da? De ce îi zice șaua Măgurii? Pentru că muntele este ca oșa, da? Mai este oșa acolo. Deci muntele are oșa, deci îi zice șaua Măgurii. Muntele este Măgura Vranului. Și asta este șaua Măgurii. E, din cauza muntelui, curenții de aer, până ne... Dezavantajează. Nu, ne avantajează. La un moment dat, pentru că acolo când e urât în Zărnești... Dar ce-i vulcan, ce era? Da. Când e urât acolo în Zărnești e praf și la noi aici nu e nimic, pentru că curenții de aer se duc cumva pe creasta muntelui. Super, pe aici. Da. În momentul în care... Dar era chiar, fără glumă, chiar arată ca un vulcan. Dar mereu, i-am zis și lui Teo... Hai, e piatra mică, mi se pare. Acel munte seamănă cu un vulcan, ne uitați așa. Da. Uite, da. Cine s-a rănit în acțiune. Ia, stai un pic. E sânge? Da, ce? Dacă avem abonați care sunt mai slabi de îngeri... Un doctor, să mă ajute! Nu, care e mai slab de îngeri, să nu leșine. Arătăm sânge acum. Să ne sune un doctor să zică ce putem face în situația asta. Deci curge sânge. Oare? Simona, Andrew. Bem-o-țuică. Am câțiva doctori acum prezenți pe live. Uite-mă cum se face. Bravo! Dar oricum mai trebuie lemne. Păi nu contează. Da, trebuie să încingi un pic și plita. Da, trebuie arsă pentru că... Plita sau țuică? Oricât de bine ai spăla plita, mai rămân țuică. Reziduri. Hai, dați paharul. Marinel Panei, te salut de la Vatra Dornei, cu respect, mulțumesc. Hai. Denis Rulli, dacă sunt lemne, aduc ciubărul. Denis, mai rămâi un pic pe live pentru că mai târziu un pic o să arătăm și noi un ciubăr. Și hai să vezi, știi că ți-am zis de ciubărul ăla... care este un pic diferit de al tău. Ăsta e al meu? Al lui Denis, de câte persoane este? De peste 20 de persoane. E mare. Nu e de 20 de persoane. Nu, mă glumesc. Nu. Este mare, 20, e mare ca al tău, doar că nu are pereții drepți. Băi, mi-ai pus pe lângă. Cum a pus deci, cum ai zis, deci are... Ce are? Deci e mare cât al tău, doar că are pereții un pic aplecați, nu sunt pereți drepți. Le-am văzut, sunt, da, am văzut modelul ăsta. De câte persoane este? Denis! Zine de câte persoane și în cât timp îl încălzești. Eu, pentru prima oară că am zis... Că e de 6 persoane, da? El e de 2-3. Nu e de 2-3. Nu e, păi la mine stau 10 pe scaune, ce? Da? Păi, o să vezi când te bagi, da? Păi,
stau 10 pe scaune și dacă vrei să mai stea 7 în fund, pe mijloc, stau în fund. Păi copiii mei se aruncă în cap, deci fac... Păi dar și eu am de gând. Să sari în cap? Mi-am luat labe, da mă? Mi-am luat rățușca la mine, cum? Da, de ce mă interesează? Cât ia să-l încălzească prima oară, adică uite, la noi acum, repet, am mai zis-o la început, temperatura pe 5 grade, pentru că, bine, am venit aici, îl pregătesc și vreau să ridic la 40 de grade. Mâine va fi foarte ușor să ridic la 40 de grade, pentru că în seara asta o să-mi scadă temperatura undeva pe la 20-22 și mi-e ușor de la 22 să fac. Acum, în schimb, am plecat de la 5 grade și stau de dimineață cu el pornit și încă nu e cum trebuie. O să fie gata mai pe seară. Deci mă interesează cât îți ia să-l pregătești, mai ales dacă e unul mare. Alo! Denis, mă auzi? Salutare! Salut! În cât timp încălzești ciubărul? Păi, dar n-ai fost cu mine acolo. Vara, eu l-am din... Nu vara! Iarna! Vara și eu, rapid. Deci numai puțin. Vara cam 2 ore și ceva, ca să ajungă la 38 de grade și ai văzut când ai făcut, trebuie cel puțin vreo 5 ore ca mai să mult. Fie 38 de grade. Eu l-am ținut mai mult, de 5 ore. Noi am cam 3 ore am încălzit, știi? Ca să fie și jos, fierbinte trebuie până la vreo 5 ore, cam așa. 5, 6, 7. 5, 6, 7, depinde. Cam 5-6 ore și în cap am încercat, în cap, să zicem, 6 adulți și 3-4 copii în cap, cam așa. Să te uiți mai târziu la live-ul meu și ai să vezi că Teo are un ciubărul fiind cu pereți drepți. În cap mult mai mult. De ce? Pentru că dacă pereții nu mai sunt așa oblici, da. Bancheta este mult mai mare și ai să vezi că este... Chiar dacă are același diametru, se poate sta mai multe persoane înăuntru. Mai rămâi un pic când ajungem. Am înțeles ideea, dar eu am studiat. Și ăsta care l-are prietenul tău abonat și care l-am eu și am studiat vreo 6-7 modele. Și ăsta mi-a plăcut, era cel mai frumos, estetic și fiabil și are... Bordura aia de sus, rotundă și, mă rog, da, are o bordură, poți să pui sticlele de jur împrejur. Da. Ideea este că în cazul meu, eu n-am ales un ciubăr cu bordură de jur împrejur, spun și de ce. Pentru că copiii mei sunt oarecum micuți, eu bag în ciubăr și alți copii, nu doar ai mei, și ăștia sar și fac ca toate alea, că se bucură. Când stăm noi în el după ce termină copiii cu bucuria, cu așa, abia atunci eu am... cum îi zice, o tăblie de-aia făcută de cei care au făcut ciubărul, în care ne punem noi paharele și sticlele și ce mai punem noi. Asta din cauza că copiii mei sunt micuți, dar când o fi mai mari nu o să mai fie problemă și atunci... Dar acum e problemă. Bine, ei se bucură, se aruncă. De fapt, asta e și ideea, să se bucure, știi? Că de-aia l-am luat, să ne bucurăm, știi? Păi și la mine au fost copii, nu. Mulțumesc frumos, Denis, de informații. Ne auzim un pic mai încolo și când intrăm în ciubăr, te mai sun atunci și să vezi pe live. Bine. Salutare, sănătate, Denis! Sănătate, acolo, distracție. Bucurie, bucurie! Ajută-mă să pun undeva ăsta pe masa pe un teren mai plat. Nu știu, cred că acolo, în fața mașinii sau undeva. Stă într-o rână masa. Am zis și eu că e un pic strâmbă. Ia, apucă de ea. Stai un pic. Dar oricum trebuie să punem mașinile cu farurile spre masă. Uite în fața mașinii mele, ia. Nu prea. Pune ceva la piciorul ăla. Ce să fac? Auzi, stai un pic. Dacă pui masa așa, pe linia asta, este drept. Da. Ia. Așa. Nu prea. Auzi, ia pune pe mușuroi aici. Și tu și eu. Bă, e bun. A, e altceva. Și n-am vărsat nici paharul. Ăla e al meu, nu? Sau nu? Ăsta e al meu, cu două pahare. Eu beau la două. Este... Dacă nu bei repede, uite ce face, se umezește și curge. Serios? Da, trebuie băut repede. Da, păi trebuie să bagi unul într altul, așa e, da. Păi suntem meu? Natură friendly. Ăsta cred că e al meu. Marian? Da. Mai pare? Nu mai. Cred că ăsta e al meu. Da, ăsta e al meu, că nu l-am băut. Pălincă, 50 de grade, din aia bună. De unde e? De la socrul tău, parcă ai zis, nu, Silviu? De la Cucu.
Din grădina Cucului. De la Nea Cucu. Cârnați ardelenești și puțină carne la garniță. Facem. Carne la garniță? Și mici făcuți de mine. Serios? Da. Super. Să facem o pură. Murături făcute de mine. Ca bucația mari. Ca boșii abazați. Vai, dar ce se lasă frigul. Cred că sunt 1-2 grade. Păi, eu cred că sunt 50 de la palincă. De la palincă, da. Da. Eu m-am încălzit la față, că în rest... Ia să-mi caut și o căciulă ca a ta, bună. Ca lui Axint, așa? Nu. Da. Ok. Suntem în natură, vine noaptea, avem o avertizare meteo de vreme extremă. Stai așa. Câte grade sunt? Sunt 0 grade, se vede? Oh, uite, uite, îmi scrie nou, 0 grade. Da. Da, și probabil pentru că bate vântul, de obicei când bate vântul se resimt încă cu minus 5. Hai să zic un minus și ceva. Yeah. De 0 grade. Oh, 0 grade Gavari fix. Paruschi. Fix de fără... sunt 0 grade afară. Fără faptul că bate vânt. Eu simt 50, dar palinca simte. Da, 50. Da, nu, cu palinca e bine, așa e. Da. Deci ia pariați, facem până la final grătarul, reușim să-l terminăm facem, la 0 grade. Îl facem. Și pentru că bate vântul simțim minus 5. Deci da, minus cam 5 așa, grade. Cam 5 grade, vântul scade cam cu 5 grade temperatura resimțită, nu cea fizică pe termometru, resimțită. Păi, da. Asta o simțim noi, minus 5 grade aici. Da. Hai mă să stăm la masă, ca bogații. Hai. Să stai tu pe scaunul ăla, că eu nu, dacă... Ia încearcă! Dacă mă așez pe el, nu mai mă ridic la minus 5 grade. Hai că ăsta e ars și fără ars. Da? Stai așa. Ce să băgăm? Deci la minus 5 grade, credeți-mă, dacă mă așez pe scaunul ăla, mă ridic cu tot cu el. Stai așa, că trebuie să-l iau cu ceva. Deci nu uitați, cu cât mai multe like-uri, acest live ajunge la mai multă lume, iar noi pentru asta vă mulțumim, că așa funcționează YouTube-ul. Dacă ne ajutați cu un like, YouTube-ul trimite și el notificări mai departe. Ai lanternă? Am vreo 3. Începem cu prima. Cum arăt? Sunt simpatic? Da, zici că ești miner. Da, vai. Putem să spunem că suntem la Petroșanești. Eu la un moment dat o să mă retrag să fac apa în ciubări. Da, trebuie să mai bagi niște... poți să te duci pe jos? Nu poți. Păi nu, cum să te duci pe jos? De ce să nu mă duc? A, poți să o iei pe scurtătură? Dar de ce? Pentru că... Te întorci? Mă întorc cu altă mașină, ce n-avem mașini, ce asta e problema. Nu. Problema nu-i de mașină. Ați spus că cu mașina, cum se ducă pe jos? Păi ne mai protejea, mai aprindeam farurile. Va prinde la asta. Perfect. Ți-am zis că sunt văr cu Patriciu și am motorină, am stația mea de... Vorba... Așa. Tăiate de Silviu, l-ai găsit? Ce? A găsit lemnele, tăiate de tine. Da. Băi, hai să băgăm... În schimb, mai trebuie o piatră acolo, că nu-mi place cum stă. Ne critică lumea, ne bârfește? Da, numai hateri sunt, numai răutăcioși. Da? Să vezi mesaje. Că ăsta e foc, ăsta e grătar, ăsta e picnic, ăsta e loc... Nu e. Ăsta e loc de campa. Aici. Nu e. Auzi, păi da. Ia fii atent. Mâine arată vreme bună. Poți să faci o întrebare, să voteze. Ce vor ei să gătim românește? Adică tot așa o să mergem undeva și să gătim varză, fasole, ghiulaș, tocăniță. Auzi când mi-ai zis tu că ne vedem la tocăniță, am zis, bă, mi s-a făcut o poftă de tocăniță, bă, unde n-ai fi tocănița aia? Și când, nu, că nu-i tocăniță, ci că e la tocănița, deci, cu tocănița. Aici zona asta e predelus tocănița. Da, și când mi-ai zis, ne vedem tocănița. La tocănița, pensiunea tocănița, mi s-a făcut o poftă, vai de capul meu. Am ajuns la tocănița.
Așa. Orice, paprika și orice mâncare. Deci becurile alea, dacă le bagi în cameră, se întunecă imaginea. Știu. Orice mâncare. Să voteze lumea. Dar tu uită-te la voturi și facem orice mâncare. Orice mâncare facem. Ia votați ce ați vrea să gătim mâine. Deci eu am așa. Am un ciolan afumat, dezosat. Am și eu doi. Fasole n-am dat, cumpărăm. Da, am și eu doi. La ceaunel, dacă e, facem o tocăniță. Ar merge, zic eu, să facem o... Că vine ziua națională a României, să facem o fasole cu ciolan afumat. Facem, am ciolan. Am și eu doi. Ceaun. Am și eu doi. Păi și foarte bine. Gata. Mai ne trebuie o coastă, eventual. N-am găsit. Nu, facem cu ciolan. Facem cu ciolan. Păi, da. În caz că vedeți acele luminițe și cred că le vedeți, acolo este orașul Zărnești. Acolo e Zărnești. Acolo există ce? Lidl, Penny, Profi. Sergiana. Ne ajunge ciolanul. Da, dar vezi că trebuie, Penny și trebuia, Lidl mi-au dat câte 1000 de euro să spun numele, dar Sergiana nu mi-a dat. Trebuia niște fasole pusă la muiat. Nu, cu o seară înainte, nu acum. Păi mâine. Știu. Cu mâine? Păi mâine să facem. S-ar putea să mai am. Și se pune fasolea, apropo, da. Fasolea se pune în apă caldă. În apă rece? Schimb, nu, dacă ai pus în apă rece, ai stricat-o. Se pune în apă caldă, se completează cu apă caldă, se pune după aia... Dar când când o gătești, se schimbă de trei ori tot timpul cu apă caldă și când o bagi la se rupă fibra, se bagă în apă caldă. De ce zici tu chestia asta? Pentru că asta pentru gaze, da? Dacă avem și fasole, nu, avem și gaze, nu e adevărat. Avem și ciuvăr. Trebuie să rupă fibra. Facem vibromasaj, cum zicem ăla? Vibromasaj. Nu, că are ciuvărul tău, vibromasaj. Am, e cu masaj și cu vibro și cu așa, cu ce vrei tu. Deci apă caldă. Când se completează la ceaun... Băi, mă, lași pe mine să fac. Te las, așa. Te las. Dar când se completează la ceaun, se completează cu apă caldă. Dacă pui apă rece peste ceaun în timp, ai terminat, o arunci. Corect. O arunci. Așa facem, da, gata. Hai să dăm drumul aici la lucrare. Hai să punem ceva. Marian? Aolo, ce am făcut? Cine m-a strigat? Mai pun niște lanterne, că mai am încă una bună, ai o țin așa. Perfect. Hai că întorc eu mașina și vă dau lumină, dar numai două trebuie. Poți să dai puțină lumină așa? Da, stai așa. Uite așa, nu trebuie. Ha? Poate cade în foc. Nu, că păi atunci apă nu pe ăsta. Nu o să cadă în foc. Tătic. Super, 195 de like-uri. Doar 5 like-uri ne despart de pragul de 200, ca YouTube o să trimită din nou notificări și o să intre lume nouă. Încă 4 like-uri. Încă 4. Hai să băgăm... Hai, eu n-am dat. Stai puțin să dau și eu. Încă 3. Gata. Păi tocmai tu n-ai dat, mă. Da, n-am dat. Dar să știi că e cam aiurea să-mi dau eu singur like. Da, asta e, la nevoie. Aiurea. E cam aiurea, o să zică lumea. Uite, mă, îți dai singur. Scopul acestor like-uri este să ajungă la mai multă lume. Uite, eu, spre exemplu, când a fost atunci cu Plaiul Foiei, deci crede-mă că am stat cu telefonul, era în... M-am uitat la tot live-ul ăla. Foarte mișto. Înțelegi? Eu știam de el. Uite, acum, spre exemplu, când am vrut să dau și o distribuire mai departe, nu mi-a apărut. Pentru că nu dă lumea like, de-aia. Da. De-aia nu apare. Și nu se îmbogățește nimeni cu un like. Ideea este că... Da, asta, ideea este că Marian face o treabă frumoasă și uite, chiar o chestie mișto. Mie, uite. Ne-a ce trebuie. Ne-a scos deci, ai stat eu câte ori atunci pe live-ul? Oh, da. Ne-a zis bucătarul. Și, să vă zic o chestie apropo de live-ul ăla. Eu de aici până în Plaiul Foii fac o jumătate de oră. Eu am plecat cu Mici, cu Muștaru și cu aia înainte să spună Marian nu mi-aduce nimeni, pac, am plecat de acasă. A, tu i-ai adus Mici? Eu i-am adus cu mașina lui, dar gândește că face 25 de minute. Da, 25 de minute. Dar să știi că nu m-am așteptat, că m-am întors și că am dat de mașina lui Teo. I-am zis soției mele, zic Silvișor, scoate niște mici, hai să-i facem Marian. Am bănuit că îți va fi foame, zic, adu-o ăla de tecuci, că tu mănânci numai cu de la de tecuci. Așa. Și când am plecat, exact când se ajung înainte, mi-a apărut mie. Bine, era un delay, tu ai zis mai devreme. Așa, domne, că mi-e foame, că nu știu ce fac. Și am apărut eu. Na, bine, și cu mașina ta și cu alea, deci nu e o teorie a conspirației, a mea era la încărcat. Am luat una din ele, deci nu e... Ești Teo ăla... Eu sunt ăla, da. Da. Vestitul Teo. Da, am luat una din ele, că nu mai contează ce mașină. Cum ți-ai călcat din pe suflet să apar pe live acum? Măi, mă, n-am o problemă să apar pe live. Ideea este... Bine, nici eu nu l-am întrebat, eu de obicei trebuie să întreb.
Ideea era ca lumea să vadă, nu să mă vadă pe mine, să da, da, vadă zona, să... Acum da, uite, facem un grătar, acum mă poate vedea, n-am o problemă, nu mă ascund. Hop, ușor. Scuze. Eram în spatele tău, da? Da. Deci Teo mi-a adus Mici în live-ul trecut din Plaiul Foii, de pe canalul principal, Marian Borcea. L-am făcut, cred că acum 2 săptămâni, nu? Da. Și tot eu m-am dus și am luat acolo când ai lăsat la râu. Am venit cu mașina pentru că eram acolo în zona, am venit, am luat. Ai luat gunoiul? Gunoi, păi nu era gunoi, ce era muștarul, era bolul da. De așura, nu era gunoi. Le-am luat, am venit și le-am recuperat, deci nu... Noi de obicei suntem natură friendly, mai ales că suntem aici în zona. Și am adus două seturi de pungi de saj de gunoi. Avem. Adică da, da, adică nu mai... Iar la plecare punem și pământul înapoi. Tot. Deci pământul înapoi, da, așa se face. Tot. Punem pământul înapoi pentru că natura își va face ea treaba și va regenera acest loc. Uitați-vă la toate problemele care s-au întâmplat cu mic foc făcut, ars pădurea, țigara aruncată. Deci nu contează, nu trebuie să fie flacăra de 2 metri ca să ardă pădurea. La acoperi frumos cu pământ, l-ai bătătorit, poți să-ți faci un grătar pe munte, nu poți să faci, pui 3 pietre, nu găsești pietre, dar pui la loc, uite-l aici și uite-l. L-am luat, îl pun la loc. Da. Deci vai, ce iese aici, ferească Dumnezeu, cred că aici și-a băgat dracu. Da. O să iasă nebunie. Am săpat groapă, am pus ce pământul acolo și eu după aia pun. Eu ca să nu se ducă la pașa. Da. Da. Stai că l-am încurcat pe Marian. Nu-i problemă. Da, de obicei groapa se sapă când e vânt. Sunt două posibilități, stai o secundă. Două posibilități de a face foc, ori cu vatră, ori săpat în pământ din cauza vântului. Uite, acum s-a oprit vânt. De mâncat mâncăm, dar de băut... Hai davai. De băut? Hai, vin și coace. Stai că eu mai am. Deci am băut la palinca asta de 50 de grade. Hai davai. Davai, a? Davai. Eu parcă aș mai bea de la dulce. Hai, mi-a plăcut. Hai, vină cu-a. Nu-i dulce, e... Fiată. Bitter din grădina Cucului. 2020. Dar asta e făcut în 2016, s-a început. A, dacă ține... Adică trebuie 4 macerat, ani. Macerat. Da, macerat 4 ani de zile. Da. Gata. Bea repede că s-a muiat paharul. E de la... Ecologic. Da. Trage-l. Să-l trag? Hai să-l trag. Așa. Hai, domnule. Al meu e ăla cu... Wow. Piatra, uite aici piatra. Wow. Uite piatra aici. Uite aici. Da. Mă, ai pus în două pahare piatra? Da, pentru că ăsta e roșu, nu le amesteci. Nu, păi nu, am de ăsta, nu, eu am de ăsta. Hai, de ăsta roșu. Și dacă vă întrebați vreodată de unde vine expresia asta, să fie bucurie, de la Teo, da, el are. Da, să fie bucurie, tată. Deci da. Am preluat-o și eu. Asta eu zic altă expresie. Alta. Maximă audiență. Care? Maximă audiență. Maximă audiență. Maximă audiență. Okay, și mai e pe aia cu ca bogații. Ca bogații. El mai are ca bogații. Ca bogații și maximă audiență. Da, dar noi suntem bogați la suflet. Corect. Normal. Frumos spus. Bogați la suflet. Da. Paul sau de la mine telefon. Dă-i un pic mai încet, nu-i problemă. Lasă-l aprins, dar dă-i mai încet. Las că-l sting. Ar trebui să verific ciubărul. Păi, du-te. Cât faci până... faci ceva. 10 minute. Du-te că eu pun... Mă apuc de... Marian, trebuie să mă ajut și tu. Da, te ajut. Cu lumina doar. Cu lumina, perfect. Dacă îmi dai o lampă, ceva? Hai, îți dau. Da. Îi dau... Deci avem așa, mici, carne la garniță. De fapt, asta e să... Și cârnați ardelenești. Și cârnați ardelenești. Dar mâine, dacă au votat toți, dar vreau să voteze, să știu, adică fac, trebuie să mă pregătesc, eu cam am aproape tot. Dar trebuie să știu cu ce oală să iau, ce condimente să iau, orice mâncare să facem împreună. Mâine o să fie o zi frumoasă, mergem în altă parte sau poate tot aici, e frumos. Să facem ceva, adică să fie o provocare, facem orice mâncare facem, okay. Să voteze lumea. Perfect. Mi-ai dat o lanternă? Perfect. Stai. O lăsăm întâi încet, care da, are încet, așa încet. Ține vreo 30 de ore. Dacă o dau tare... E ok. Da. Ca să vadă lumea. Da. Aici este încet. Zona de grătar. Stai că încă frige, încă nu încarc de focul, nu merge. Da, nu începi
cu micii ultimii, că ăștia se fac cel mai repede, parcă. Nu se fac cel mai. Nu? Încă arde focul, lasă. S-a întunecat foarte, foarte repede, din ce observ, în doar 30 de minute este întuneric beznă. Și să sperăm că nu vine ursul, nu? Ce faci? Așa? A, l-am luminat pe Teo. Este în lumina reflectorului. Lasă, nu, că orbim, orbim. Nu, hai să o mai lăsăm deocamdată, că e... Lasă-o pe cea mai mică poziție, ca să ne țină cât mai mult lanterna. Stai așa. Bine, cea mai mică poziție e stinsă, dar... Nu, pe asta. Totuși. Lasă așa. Așa ne ține vreo 30 de ore. Perfect. Dar încă arde, încă e... Mihaela Butucelea, bună ziua, Marian. Dani Marin, Marian, ești regele live-urilor, fără doar și poate, mulțumim. O rată la groapă, o rață la groapă în lut, Schuster. E un pic complicat. De ce este un pic complicat? Pentru că nu avem lut, iar lutul este un pământ argilos, exact cum se face și oaia la groapă, nu se face cu pământ ăsta. E un anumit tip de lut care se întărește, de-aia zic că e complicat. Eu am vrut să fac oaie la groapă nu de ieri, de azi. Și încă n-am găsit cum. O să o fac cumva... O să-ți arăt eu cum. Fără lut, nu știu, o să-mi fac o groapă cu șamotă, cu... Da, dar oaia la groapă adevărată se bagă... Îți trebuie un butoi, anumit, un butoi de da, de, da, de anumit petrol. Tip de lut care se întărește, nu ăsta. Eu zic varianta simplă, un butoi de la de petrol. Da, de, da, 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 da. E, îl bagi pe la în pământ? Sunt de acord. Și ți arăt eu cum. Sunt de acord. Da. Ți arăt eu cum după. Eu de ani mulți vreau să fac oaie la groapă. Da. Am vrut să însapă în curte. Da. Am proțap, am făcut, la proțap sunt expert, nu e problemă. Dar la oaie la groapă e vorba de lutul ăla, nu poți să pui pământ de ăsta, că ea se face. Nici n-ai oaia bună. Aici? Nu. Trebuie oaie din Dobrogea. Asta nu. Nu, vezi că sunt la Bran, vezi că sunt vestiți. Oaia primită e cea mai bună. Bă, nu e bună, nu e bună. Oaia primită e cea mai bună. Nu vă sprați pe mine. Dă-ne și nouă. Ți-aduc când vrei tu. Ți-aduc când vrei tu. Vezi că mai am și niște vecini, da, adune și nouă. Așa am pățit totdeauna. Toată viața lor și-a dat copilași. Oaia din Dobrogea este sfântă. Dar noi n-am mâncat niciodată. Ți-aduc când vrei. Dar copilașii plâng, stau în întuneric, în frig, n-au geamuri. În primăvară. Avem aici vecini. Acum încep să... Deci te rugăm frumos. Sărmanule, da. Zicem bă, da, proste. În primăvară, în primăvară de Paște, aduc aici o oaie, un miel și îl facem împreună. Dar un miel de la mare, adică mie nu-mi plac mie de 10 kg. Păi nu poți să mănânci. Nu, un miel peste 20 de kg. Nu, 20 de kg. 22 maxim. Nu, pentru după aia nu mai e miel. Oaie. Măi, ascultă-mă. Mielul de 10 kg nu-i bun. Nu-i bun. Nu, ăla e spuma, dar cum să fie 10 kg? Nu-i bun. Dacă trebuie, mielul trebuie să fie între 15 și 17 kg, dar pentru mine mielul trebuie să aibă vreo 22 de kg. 22 de kg în viu, după ce e scoțelă, rămâne cam un 17. Nu, crud. Tot tăiat, crud. 22 de kg. Auzi, da, un porc de Crăciun. Tot 22 de kg trebuie să aibă. Nu? Dar vreau să-ți fac invitație, dacă n-ai unde, pe 15, 16, 17, la Plaiul Foii aici. Și noi aici suntem mai multe familii. La Plaiul Foii avem facem temporcu, n-avem păi cu copii. M-a întrebat copilașul meu, tăticu, noi unde îi facem? Nu facem tăticu, dar de n-am bani la mine. Nu facem. N-am bani la mine. Nu ne invită nimeni. Nimeni nu ne invită. Doamne, unde le găsi? Mișto omul ăsta. Da. Bă, să fie bucurie. Băi, hai să mai bem un pic. Hai, da. Auzi, stai, că vrea să plece. Hai să dăm un trandafir. Care? Da, nu, pleacă, dar se întoarce. Da? Sau, dar stai că am sunat acum la soția mea, mi-a răspuns la mic și mi-a zis ce vrei tata și mi-a închis. Deci, forță, înțelegi? Sau să mai plece. Da. Auzi, sună la RD să tai internetul. Da. Să vezi că te sună toată lumea, stai dacă tai internet. Nu știu pe cine să sun. Am să punem totuși. Trebuie să sun pe cineva pentru că urmă... e mare brânz. Da. La urmă, nu mai face nimic. Hai de cap până ce-mi se... Ia repede. E, unde sunt? 15 secunde. A fugit micul. Dar vezi că o să mai fugă. Eu zic să îndrept. Nu. A fugit micul. Ia uite ce se perpelește acolo. Păcat de el.
Hai. Silviu, trebuie îndreptat grătarul. Păi, dar nu, eu n-am pus așa. Teo, da, dacă... Teo! Teo, da, făcut o greșeală, fugit, ai făcut o greșeală. A fugit un mic. Auzi, ia-i de acolo, că o să păi alunece. Da. Nu, stai. Stai, eu am pus ăsta, tocmai ca să n-alunece. Nu, Silviu, ia micii, ia micii că o să cadă. Nu iau. Dă-mi coace. Dă, uite, l-am văzut. Nu, lasă-l. Ba da, mă, îl dăm la cățel. La câini. Ia-o, câini. Au venit câini. Da. Dă, pui tabla dreapta asta. Silviu, cine ai dat să bem? Cine ai dat să bem? Stai așa, stai. Poți să-l ții tu pe ăsta cu mânuțele tale? Nu, lasă-l jos. Nu, până asta, cu ăsta. Așa, da. Așa, stai. Da. Cine ai dat să bem, Silviule? Emilia, Mariana, sugeram în comentariu, chiar acum o oră sau două, să faci un vlog cu tăiatul porcului. Fac un live, dar ideea e că să mă invite... Ia, păi când v-am zis, când v-am zis să luați micii... Stai că mai aduc piatră, ține așa, ține. Dar v-am zis... Nu, trebuie pusă piatră, stai. Ia micii, Teo. Stai. Ia-i de acolo. S-au făcut deși. Ia-i de acolo. Hai că nu mai mâncă. Stai. Ne-am machilit toți. Stai un pic. Suntem varză. Stai un pic, piatră. Pune, uite piatră, stai. Pune aici la colțul meu. Stai. Uite aici, la colțul ăsta primar. Gata. Deci nu trebuia să ne dai să bem așa ceva. Gata. Nu mai trebuie nimic. Gata, lasă așa. Gata. Deci gata, s-au ors micii. Băi, ce-ați făcut de mine, bă? M-am chinuit la ei. Ia zi, copilași. Exact, ca copiii mei. Auzi ce zice lumea, ce gălăgie acolo. Știi ce zice ursul acum, mă? Aole. Zice... Ursul, ce spune ursul? Ia. Ursul zice, bă băieți, adunarea că știu eu aici o locație. Apropo, aici a tot venit ursul. Mai nou n-a mai venit, dar au fost cazuri în care... Vreau să ne încurajezi acum, da? Da. Am înțeles. Au fost cazuri în care ne-a apărut chiar la poartă. Au mâncat oameni? Nu au mâncat, că e urs de la șoricar de la, nu e grizzly. Aha. E șoricar de la, să ducea și el să mănânce la bena de gunoi. Era o bena de gunoi un pic mai jos, aici într-un viraj, și cobora și el, na. Băi. Dar aici au mai coborât lupi, coboară vulpi, sunt cerbi, sunt iepuri, am văzut iepuroi. Mamă, dar ce încins ăsta. Bata iepuroiul. Băi, e nebun. Da. S-a încins asta de... Vezi, bă, cum se lipește în mic? Da, ia uite, auzi? Mm. Știi cine se uită la noi? Cine? Dumnezeu! Frate Meleu 6500 AMG-ul, Nichifor Bogdan, atât, mulțumim! A dat și el un like, i-a întrebat. E un prieten, da, a dat și Nichifor Bogdan un like și se mai uită, Pajniciu Costel, prietenul meu, campionul de kickboxing. Îl aștept mâine pe la noi. Se uită și el? Mi-a scris, da, se uită. Campionul mondial, Pajniciuc. Intrați, Costel Pajniciuc, și vă lămuriți. Cornel Pajniciuc. Costel Pajniciuc, da. Băi. Domnule, da. Nu mai bine pui tu un pahar pentru fiecare? Ba da. Hai, și ne aduce aici la botul calului, cum s-ar zice. Da, știi cum se zice? Că tot ești în picioare. Bine, eu acum chiar sunt în picioare. Dar, da. Dar după ce așa ție. Adune ceva. Tot ești în picioare. Cu da. O mare rugăminte. Stai că iau ăsta. Care e al tău, care e al meu? Nu contează. Mă contează. Știi cum se zice aici? Că ai luat covrig. La Constanța zice că ai luat guvide. Guvid, nu? Cel mai simplu, punem alcool de la 20 de grade și se duce COVID-ul instant. Da, aici, COVID-ul, la noi, COVID-ul, în zona, nu este COVID. Ai luat covrig, am la Constanța, da. Am luat covrig. Hai. Ce pui acolo? Da. De asta, de la Cucu. Deci aici, în zona noastră, gata. De la Cucu. Nu este covrig. S-a vărsat un pic pe jos. Dau și morții, gata. Ce? Ce faci? Gata, e prea mult? Oricum ne-am atolit. Să fie bucurie. Să fie bucurie. Da, să fie bucurie. Audiență maximă. Bucurie. Să fie bucurie. Uite, a început să bată vânt. Da, vine furtuna. Și a burnițat un pic, în sensul că nu plouă, e lapovița asta. Vezi că e lapovița, deja se văd fulgi. Da. Uite, se văd fulgi de zăpadă. Deci, exact ce vă spuneam, vine furtuna. Ha, ha.
Veile Furtuna. Minus 10 grade. Un pic mai devreme erau minus 5, da. Real Filu. Acum cred că sunt minus 7, minus 8 grade. Vai, dar ce bine este. Vai, dar ce bine este. Să vină ursul, că nu ne interesează. Îi dăm palincă să bea. Îi dăm trandafir la urs. Îi dăm trandafir? Da. Ăla, lasă la urs. Iar a căzut? A mai căzut, da. De serios, am pierdut doi mici. Nu contează, păcate. Dăm cu ijoara. Nu. Ia-l, îl dăm la câini. Îl dăm la câini. Ijoar, ce are? Îl dăm la câini. Nu mai... ia și lemnul ăla, că e păcat de... Dacă s-ar uita vreun șef bucătar la live-ul ăsta, cred că s-ar lua cu mâna de cap. Adu-mă scaunele alea, adu-mă trei scaune. Lasă-mă stăm cu piciorul. Adu-mă trei scaune de alea bune. S-a udat genunchiul, deci l-am pus și s-a udat. Degeaba mă ridic acum. Deci nu uitați, cu cât mai multe like-uri acest live ajunge la mai multă lume, mulțumim. Uite, da. Aici e mai slab jarul. Bă, ia să m-am udat pe auzi? Da. Mai trebuie să mai aduc ceva. Vasile, în seara asta, Dio program televizor aici, e frumos, vă mulțumesc mult pentru această ieșire în natură, trăiesc alături de voi, zici că sunt cu voi. Să fie bucurie, Vasile! Vasile! M-a rugat, să fie bucurie. Ăla e. M-a rugat ieri și Cornel. Cornel cine? Bazdara? Da. Să-l blochez că vrea să ne sune. Păi e deblocat. Cine ți-a zis că e blocat? El mi-a zis. Nu, e deblocat. Da? Da. Foamea este cel mai bun bucătar. Da, corect. Eu am nasul roșu de la frigoare sau de la băutură? De la mândouă. De la mândouă? Da. Bun, da, răspuns. Cred că nu mai ne e frig la niciunul. Dar vezi că e Lipoviță. Zic cum zice. Și Lipoviță? Și Lipoviță. Nu e și Lipoviță, e Lapoviță. Într-adevăr, între, am zis. Silvia a vrut să zică că afară este Lapoviță. Lapoviță, dar da. Am zis Șliboviță. Ca să vedeți gura păcătosului la ce se gândește. Da. Băi, mai aveți și cârnați, că ați și băgat și niște carne la gariță, așa, da, să avem. Da. Vrei să... Dar nu-i trebuie farurile la mașină, e ok așa. Dance Forever, asta este adevăratul Survivor, Sonia Memories, salutare tuturor. Văd oamenii sau băgăm farurile? Gabriel Burlacu, seară faină, băieți, mulțumim, Gabriel. Oh, cum e vremea Gabriel, la... salut, Gabriel. Cum e vremea la Tulcea? Survivor. Chiar că e ca Survivor aici. Exact. Survivor e să n-ai mâncare. Da, păi și de unde luăm noi mâncare? Mâine trebuie să boteze oamenii să facem ceva. Auzi, Gabriel nu știe cum e vremea la Tulcea, că n-am mai ieșit de câteva zile, hibernează. De ce? Pentru că ai văzut că el e un pic mai mare, așa ca un urs, iar n-a zis că nu iese din casă. Noi glumim cu abonatul Burlacu, Gabriel, pentru că este prieten cu noi și... Deja știe că glumim. Da. Chiar Teo este un abonat, cred că 150 de kg, așa, nu știu, zic și eu, mare. Hai să vă zic o treabă, că și eu am multe chile, dar am fost sportiv de performanță și nu prea contează. Adică am 125, dar nu știu dacă te ții după. Nu știu dacă te ții după mine. Da, Teo a fost sportiv de performanță. Ce performanță? Ce sport? Kickboxing. Pe bune? Da. Nu știi? Am fost campion mondial. De ce n-ai zis mai campion de mondial. Că... Campion mondial. Pe bune? Da. Cine-i zis, mă, că nu mai veneam? Nu, serios, Teo e... Și 10 ani de legiune. Deci este fost legionar 10 ani în legiunea străină. Parle français. Monsieur, parle français. Oui, on parle français. Hai, da, pentru mine nu este o laudă, o zic. Hai, Marian, se topește paharul, vezi că ăsta e de-asta ecologic. Bucurie. Hai de capul meu. Auzi, are cu cine se bate ursul dacă vine. Nu se bate, fuge. Fuge. Păi fuge că mă cunoaște, că zice că îi dau de mâncare, că e prietenos. Da. Apropo de asta, așa am fost și acolo, tot prietenos, tot... Câți oameni ai împușcat? Nu se zice asta. Până acum nimeni n-a... N-a supraviețuit. Da. Ca să spun asta. Dă-mă în scaun, dar chiar în ce... Da, mă, revizii negative, știi? În ce teatre de operațiune ai fost? În Africa, peste. Ia mă, stai să vezi ce bine stai. Încearcă. Deci îmi dai scaunul ăsta, eu nu mă mai... Încearcă! Bine. Încearcă să vezi cât de bine o să stai. Okay. Încearcă! Îl vezi tu mic, amărât, dar stai bine. Ia.
Avem patru, tu dacă vrei iei două. Nu, unul e dat. Ia. Bă, să nu uita asta, mă. Ha? Cum stai? Zi. Foarte bine. Păi vezi? Bă, mai avem foc? Avem, 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 că acum asta e fontă. E fontă, dar mai avem de făcut. Sonia, aveți ceva la bord, o să fie distracție maximă în seara asta. E deja. Cine e domnul cu fesul? Da. Teo îl cheamă. Fesul nu e al meu, e furat. De unde e furat? Auzi, îți scrie cineva, a pierdut un fes. Da, da. Da, fesul e de la un prietenul meu cel mai bun. O victimă. Care momentan nu mai e prietenul meu cel mai bun, e... L-a omorât. A fost prieten. Nu, e, pentru mine e în continuare prietenul meu cel mai bun. Și e fesul lui și nu îl dau. Marian, vrei fes? A, ai. Eu am fes, eu l-am păsat pe aluac. Da. Festul lua ținte. Da. Băi, trebuie să mai... nu cer mai prinde focul. Se stinge. Nu, nu, nu. Păi ia, fii atent. Așa. Opa. Are, are, dar nu mai e foc, nu mai avem de făcut. Băieți, cred că a început să plouă sau ninge, de fapt. Bunița. Ninge, 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 da. Ninge, ninge foarte, foarte... Stai să mai bag două scame de-alea. Tare! A făcut primul an în Franța, la Oban. Oban. Mod... Nu, 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 cum? Băga, nu băga. Oban? Oban. Oban. Ah, da. Ok. Cornele, ai greșit, auzi. Te-a corectat. Ai pus pe se tablă. Scrie Obagne. Obagne? A, Obagne, da. Ah, ok. Oban. Așa, a făcut primul an în Franța, la Oban și... După aia n-am mai zis, nu știu. Păi să zică. Bricheta, are cineva? Să prindem alea. N-am. Stai. Poți să ții puțin, Marian? Da. Dă să suflu. Ok. Ce, s-a simț focul? Păi tot manual e mai bine. Ar fi încercat MMA dacă încă mai luptai? Păi m-am bătut în MMA că nu era MMA în România. Deci te-ai bătut în MMA că nu era MMA în România? Cam da, a... eu și cu Iftimoaie. Iftimoaie în Germania, eu în Franța. Ah, ok. Deci Iftimoaie în Germania, Teo în Franța. Nu vreau să știrbesc că... Nu vreau să știrbesc valoarea sportivilor de acum. Dar să ne înțelegem. Vorbim de anii 2000, 2001, 2002, 2003. Deci când MMA-ul era la început. Primul loc al combat a început în 2003. Eu în 2003 eram sub contract. Pe mine mă cunoștea mine. Băi, 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 băi. Mă cunoaște lumea în, în domeniul ăsta. Și sunt foarte mulți luptători care în 2003, când a început prima gală televizată făcută de Eduard Eremia, sunt foarte mulți care n-au mai putut să participe. Aveau și o vârstă, s-au dus să facă altceva. Eu atunci aveam vreo 20 de ani, nu știu, 21 de ani, ceva de genul. Și am plecat. Eu am fost, am luptat la Dinamo, antrenorul meu a fost Vasile Manea, am făcut, am început pe karate. Pe ăla pe Manea l-am bătut eu de vreo două ori. Nu e adevărat, Popovi Manea, nu știu ce vorbești. Vine acum, în zbor, de arendalea, apare. Da, nu, un om deosebit, așa. Cinste luptătorilor care au făcut mai departe și au dus mai departe. Acolo, că au dus mai departe. Băi, la antenă, la antenă. N-are nicio treabă. Ai topit-o. Așa, deci cinste luptătorilor care au dus mai departe arta marțială și au promovat-o. Eu am făcut la fel cum am putut. Erau alte vremuri, da, nu ne comparăm unii cu alții, că nu e cazul. Că nu e cazul, da? Că nu avem de ce să ne comparăm unii cu alții. Că n-are de ce, da? Ideea este toată lumea să promoveze, este un sport frumos, da? Bucur, Florin, mă uitam la LC, acum mă uit la UFC, marfă, da. Respect pentru om. Da, 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 păi UFC-ul, păi când a început UFC-ul, da, eu am prins când ne băteam cu pumnii goi și la un moment dat, în perioada aia, până în anii 90, 96, 97, am făcut eu armata în 98, cum să spun... S-a schimbat, nu se mai luptă cu pumnii goi și nu se mai luptau. Acum au început un bare knuckle, se numește, așa, în care au totuși niște fașe pe mână,
Din cauza că sportivii se accidentează foarte tare și faci un meci de ăsta și după aia ești pavă. Deci să-ți dea unul cu pumnul în gol în tine și în primul rând mâinile nu rezistă. Și de-aia s-au inventat mănuși. Mănușile de MMA sunt făcute să nu te lovești tu la mână și să nu tai obrazul adversarului. Că dacă dai cu pumnul în gol, crede-mă că nu te faci bine 6 luni. Și atunci sportivii trebuie să aibă volum, trebuie să lupte. Da, au intrat într-un meci, într-un campionat, se pregătesc din nou, mai intră din nou, păi dacă ești cu capul cât China, nu mai poți să luți. Și atunci în 6 luni de zile, gata, s-a terminat cu tine ca sportiv. De asta sunt mănuși. Mănușile de box la fel sunt făcute, n-ai voie să dai cu mănușa deschisă, apropo. Deschisă ce înseamnă? Da, mănușa deschisă înseamnă un fel de capac, deci așa. Da? Deci eu n-am voie să dau croșeu așa, pentru că dacă dau croșeu așa, se face gol în timpan și sparg timpanul și atunci eu trebuie să stau așa sau așa. N-am voie, lovitura asta de aici se numește lovitură cu mănușa deschisă și sparge timpanul. Te-a spart timpanul, te-a calmat. Nu mai lupți. Iar sportivi de performanță ei trăiesc în treaba asta. Eu tot văd ce spune Sandu Lungu, prietenul meu Sandu Lungu, care m-a antrenat vorba aia o grămadă de timp și de vreme. Așa este. Sandu Lungu, campionul la Sandu Scandenberg. Sandu Lungu de la Oradea, da, prietenul meu. Nu, la Scandenberg, da. La lupte. A, și la lupte, da, la lupte, da. La judo, la așa. Eu îl văd ce spune și sunt campionatele astea, uite, acum mai nou a zis de Slovinski. Păi îl bate Lungu pe Slovinski de la Ascultă Doctorul cu urechea. Dar normal că nu acceptă să facă meci cu el, pentru că, normal, ca să te menții în top, trebuie să bați pe alții, nu să te bat alții pe tine. Și atunci asta e o frustrare a luptătorului, da? Lucrarea mea de licență în sport, pentru că sportul nu doar așa, eu sunt antrenor cu carnet de antrenor și cu licență. Lucrarea de licență a fost, cum să spun, ia uite că îmi scapă. Am băut. Ai băut ceva și de-aia? Da. Psihologia sportivului în pregătirea sportului de performanță. Pentru că, pe lângă faptul că se pregătește, trebuie să-și ia de vorba aia. Nu se duce pe afară, nu mănâncă, nu bea, nu fumează, nu se distrează cu prietenii, da? El mai are și nivel psihologic. El trebuie să fie tot timpul motivat. Și o chestie foarte importantă, psihologia sportivă e foarte importantă și acum mai nou se ia în calcul, nu numai în sportele de combat, dar, dar și în sport, și în fotbal, și în uite. Cârnați ardelenești. Da? Fiecare vi se doare, știi? Cârnați ardelenești. După ce-i pun? Deci dacă vine ursul, are cu cine să se bată, noi ne retragem. N-are cu cine, că eu fug. Știi cum fug eu? Înțelegi? Hai de. Știi care e treaba? Hai, uite, încercăm. Știi care fuge mai tare? Da, știi care e treaba? Uite, să vezi. Că nu trebuie să fug mai tare ca ursul. Eu trebuie să fug mai tare ca tine. Da. ultimul care rămâne ăla e victimă. Bună asta. Da. Știi care e problema? Mi-am pierdut paharul, bă. Deci ca să concluzionăm, pregătiți-vă, duceți-vă la sală, faceți jiu-jitsu brazilian, faceți arte marțiale, faceți karate, faceți kickboxing, duceți-vă, pregătiți-vă, pentru că mai bine te pregătești o viață ca să scapi odată, decât să pățești odată ceva și să pătimești o viață. Da? Frumos spus asta. Da? Asta este. Eu dacă, nu știu, dau un exemplu așa, mă atacă pe stradă, am luat, nu știu, două palme, crede-mă că dau patru înapoi. Deci nu-mi trebuie psiholog, nu, da, n-am traumă, n-am. Maria? Copiii mei la fel. Învață artă marțială, i-am trimis și la fotbal, și la, o să facă, vreau să facă și basket, și handbal, și vreau să facă toate sporturile. Dar artele marțiale trebuie, artele marțiale sunt bază. Uite, mine o să faci. Ți-am mușcat de tecuți. O să faci la palmare cu mine. Faci palmare, auzi? Mai târziu. Așa, ți-am luat mușcat de tecuți și murăturile care sunt. Perfect, da, mersi, să fie bucurie. Așa. Gata cu artele marțiale, că suntem la masă. Mâncarea foarte bună pentru sportiv, de altfel. Chiar ce recomandă să mănânce un sportiv de performanță? Adică orice, dar puțin. Orice, dar mult. Orice, dar puțin. Fai de capă, măcar. Nu trebuie să-ți iei de la gură ca să-ți plouă în gură să ai traumă. Vrei cârnat, mănâncă cârnat, dar dacă ai, trebuie să faci categorie, nu mânca 10 kg. Cred că nu mai băgăm da? Carnea la gariță, nu mai băgăm. Ne ajunge. Pune și puțină carne. Vă punem putată atunci. Pune-o că rămâne. Bine, ducem jos la sfârșit.
la copilul lui Teo. Dar cine ai zis, mă, că nu mai veneam? E frică de om acum. Campion mondial, am... Campion mondial, serios, adică nu glumesc. Nu mai e, stai că... Deci te bate până zici Pioa, când ai spus Pioa, după aia când... Nu, aveam un prieten care, și cum zicea... Tu vezi? Ascultați-mă, ascultați-mă pe mine puțin. Făcea, te bate Teo 4 ore într-o oră. Deci te bate 4 ore într-o oră, da. Voi vedeți... Într-o oră, 4 ore. Nu știu dacă lumea își dă seama, în ce peisaj superb suntem, acolo e muntele. Da, da. Acolo da. Este, nu știu, Zărneștiul, ce este? Zărneștiul, da, îndepărtare. Așa, aici este pădure. Aici noi, e pe râu? Noi stăm, da, ce pui, e un râu. Noi stăm la o groapă făcută de noi, cu o tablă de fontă și facem niște... Măi, ia sticla de că ia foc de acolo, măi. Nu ia măi, foc, că e sticlă măi, de sticlă. Măi, ai băut-o toată. Toată ai băut-o. Da. Doamne, frate, trebuie să bem trandafir. Auzi, întrebare foarte bună. Cine mai conduce mașinile acum? Le lăsăm aici, să le urci. Nu. Le lăsăm aici. De, la, de aici până unde stăm, aici sunt, cred că, 500 de metri. Și nu este drum public. Nu e drum public. Nu este drum public. Da. Cu mașina și da. Eu patina și nu este drum public. Le lăsăm aici. Nu, plecăm da. Cu ele, dăm tare. Da, da, da. Nu este drum public. Adică și da. Beți și așa și mâncați, putem să... Hai, vă, care e numărul de la salvamont în caz de orice? Vine și în caz de accident pe munte? 112. Perfect. Mamă, cârnațul ăsta ardelenesc, cred că o să fie o bunătate. O bunătate. Deci nu uitați de like-uri, vă mulțumim pentru că... Cu cât mai multe like-uri acest live ajunge la mai multă lume, practic și prietenii voștri, rudele, au șanse să intre dacă dați un simplu like. Te fac așa ca să termin povestea, da. Că na, trebuie început, cuprins, încheiere. Dacă cineva vrea să se ducă unde am fost eu, să mă abordez. Pentru că și eu la un moment dat am vrut și n-am știut pe cine să abordez. Bine, eu m-am dus așa... Adică în legiune. Da. Bun, trebuie să fii cumva, nu știu, pentru legiune pregătit. Oho, care ar trebui super. Să fie minimele? Anduranța la durere fizică. Deci anduranța la durere fizică? Anduranța la durere fizică. În rest, poți să fii super sportiv. Fotbaliștii nu rezistă. Ei rezistă ruibiștii, tot ce vine din spectrul artelor marțiale. Toate națiile de arte marțiale mai bune, mai, da, pe grila lor, de la karate până la muay thai până la așa, da, că nu stăm acum să le comparăm între ele, fiecare cu treaba lor, bravo că fac și că promovează și că copiii se duc și sunt disciplinați și fac un sport, așa, dar trebuie să aibă anduranță la durere fizică. În legiunea străină este un fel de bătaie de joc cum era la noi în armată? Adică se practică? La noi în armată era prostia din toată România. Deci în legiune e din toată lumea. A, deci în legiunea străină... Era catraz. Păi, de cap, deci n-ai văzut. Eu am o mică problemă, adică am avut o mică problemă, nu mai am, am trecut, da, sunt alt om. Am trecut etapa, sunt alt om. O mică problemă. Când ne spunea, spre exemplu, românii un pas în față, bă, românii ăștia care mai vorbeau și ungurește, stăteau, nu ieșeau un pas în față, că ei sunt unguri. Când ziceau ungurii un pas în față, ei nu ieșeau un pas în față, că ei sunt români. Asta a fost vine problema mea de atunci. Atât. Vine o mașină. Ia uite. Opa, vine o mașină. Poliția. Opa. Cine ar putea să vină? Iese cu scandal? Da. Deci îl avem pe Teo aici, dacă vin 30 de persoane. Lasă-l, că mă bat eu cu ei, nu? Deci pui că în legiunea străină este bătaia de joc din toată lumea, în armata română. Într-un fel, nu poți să funcționezi într-un teatru de operațiune dacă tu ești slab. La nivel psihic, la nivel fizic, n-ai cum. Și atunci... Toate astea trebuie luate și băgate în cap ca și pregătire, ca și antrenament. Dar într-adevăr e un mic alcatraz. Care mă era? Deci a venit jandarmeria montană. Aha. Gata. Jandarmeria montană. Gata, nu mai. Ia uitați, stă la pândă. Nu mă interesează. Vino mă încoa. Cred că a sunat cineva la 112 și ne-a reclamat. Da. Vino mă încoa, mă, că sunt cu Teo. E nebun.
mă, să-i facem semn să vină. Fă-i semn. Bine, nu te duce tu așa mare, da, că poate... Vă. În caz că nu l-ați văzut bine pe Teo, e foarte mare. E puțin mai mic ca mine. Da, scuze, te întrerupsesem, vrei să spui ceva, Silviu? Ce? Până s-a dus Teo să rezolve, să-i căpăcească un pic pe cine a venit. Adineu, ai vrut să spui ceva, dar te întrerupsesem eu. Bă, bate vântul, bate ploaia, toată lumea vine la Mamaia. Auzi? Facem și carnea la garniță, dășim... Opa, țipă cineva, îi caftește. Opa! Cine țipă acolo? Cred că le-a dat două capaci. Aș vrea să zic, Teo, ai nevoie de ajutor, dar nu cred că e cazul. Se descurcă Teo. Da, spune. Bate vântul, bate ploaia, noi ne ducem la Mamaia? Nu, nu știu melodie. Cântă ăla, Guță. Opa, deci pe bune, țipete... Opa. Zi, mă, cum mă duc eu. Le dă capace? Ia. A venit ceva la masă, a simțit mirosul. Da, cine a venit? Ei, cine? N-a țipat. A simțit mirosul de... Da, de, da, de, da. Le-a dat capace. De, de, de. Ni. Ni. Papa aici. Ni. Au simțit mirosul, mă, da. de la Zărnești. Cine? Pădurar. Pădurarul? Ah, ok. Da. A venit pădurarul. Bună. Da. Deci pădurarul este... Cum? Aoleu. Este cu noi. Aoleu. Aoleu. Silviu, nu, să nu cazi. Aoleu. Așa. Bate vântul, bate ploaia, noi ne ducem la Mamaia. Pădurarul de aici? Oh. Bună seara, bună seara! Pădurarul! Silviu! Salutare, Marian! Teo! Teo, de jos! Da. Îi fierbe mașina, facem grătărel? Îi fierbe mașina, hai să-l ajutăm să facă... Fierbe mașina? Nu mai fierbe, am fierbe. Aceea? Da, nu mai fierbe. Ce este? Jeep? Raptor! Raptor! Deci e vopsită Raptor! Da? Hai că-ți dăm acum, cum arată mașina asta. Așa trebuie să arate o mașină de off-road. La un moment dat, dacă vrei să faci o filmare cu băieții de la off-road, ți-l recomand pe prietenul meu GPS-cu, pe Mihai Pascu, pe Gaganu. De în domeniul ăsta al off-road. Vai, de capul meu, deci chiar trebuie. Dacă doriți o filmare cu băieții de la off-road, de la extrem, de la trial, de la ce vreți voi, sunt trei nume. GPS-cu, prietenul meu, Gaganu, nașul lui, prietenul meu, și Mihai Pascu, prietenul meu, prieten și cu ei. Da. Wow. O mașină de off-road, așa trebuie să arate. Așa? În halul ăsta, așa? Așa trebuie să arate. E, și-a pus și număr GTA. Da. Eu am crezut că are probleme. Dar cum să aibă probleme cu cauciucurile astea și cu... Nu, a coborât până la bazin, la apă. Mm-hmm. Bine, și pădurarul e pădurar, deci... Bine, pădurarul trebuie să păzească pădurea teoretic. Da, corect. Și trebuie să aibă mașină... Aici, da, ne-a văzut, a venit, mă cunoaște. Eu am crezut că ai sărit la bătaie, da. Se auzea acolo țipete, no, no, nu știam, no, ce se întâmplă. Nu, no. În niciun caz. Frumoasă mașină, să tot mergi pe munte cu asta. Ia uite pe troliu. A, are troliu, nu? Cum să nu? De obicei, troliu trebuie să fie de două ori mai puternic decât mașina. Dacă mașina are 2 tone, troliu trebuie să fie de 4. Ca să o tragă, pentru că ea, când o trage, și ăsta e un troliu și ăsta e plasma. Plasma asta costă o pălărie de bani. Opa, crezi că a căzut. Ce a căzut? Asta. Da. Se pune așa. A, și ca să vă arăt, apropo, uite. Vezi ăsta cum arată?
Da. Sistemul ăsta? Ia uite-l aici. La ce te referi? Uite-te cum e lanțul meu, cum e brățara mea. Seamănă cu vezi? De prindere, da. Da. Mm-hmm. Pentru că e făcut în Africa, apropo. Da? Da. Foarte frumos. Foarte frumos. Maturar. O să stingem focul, avem grijă. E gata, stins. Da. Băieți, m-am lăsat numai să mai am treabă. Mi-a făcut plăcere. Mulțumim, salutare. Baftă. Da. Deci a venit pădurarul să verifice că suntem ok, nu facem focul aiurea. O să ne ocupăm de el. Hai pe că e mâncarea gata, se răcește, hai să mâncăm. Hai să mâncăm, da. Să mâncăm sau ducem la copii? Păi și carnea la garniță se mai face? Hai, o punem acum. Pune acum, repede, hai. Păi și noi luăm și ducem la copii? Oho! Dar pe unde se ducem acolo? Că e râpă. Nu știu, coboară, se poate, cred că pe acolo coborăm, pentru că pe hai, aici... Hai să băgăm asta în ceva, asta așa în ceva. Nu ducem la copii, asta, nu mergem la ciumar. Bagă în asta. Păi nu, mâncăm aici, tot, nu? Tot în caserolă. Da, mă, și mergem. Eu zic să mâncăm aici. Nu vrei să filmezi când urcăm, când coborăm, când după aia, mâncăm și după aia, direct în bine, ciubăr. Gata, cum spui? Că o să ne ia timp să ne dezbrăcăm, să intrăm în ciubăr, opa, uciorel. Stai că încă nu-i cald, stai așa. Ia, fii atent aici. Dar chiar a mai pus cineva foc... Da, am sunat. Pe foc... Am sunat. Da, aprinde focul și pe aia. Dar chiar unde s-a dus încolo? Că e râpă, e... Nu e. E un drum... Forestier? Nu, am vorbit eu cu el. Da. E un drum ăsta... Ne-a zis că a văzut foc, a văzut lumini. Da. Și a vrut să vadă ce se întâmplă aici. Corect. I-am povestit eu că facem mult așa, că se filmează pe YouTube. I-am dat, s-a abonat la tine. A, da? Atât! Da. Și omul a plecat, adică a zis, dom'le, așa ceva să... Să tot fie. Doar filmele cu Raș Kapoor, nu? Cu filmele cu Rahan. Rahan. Așa, pac. Și acum uite, ca măi, să se răcesc așa. Păi până se face aia, putem să mâncăm. Da, da. Mai da, facem da, ceva aici la masă. Da, carne la garniță. Carne la garniță. Facem carne la garniță, să punem la asta. Mai punem niște lemișoare. Facem acasă. Eu zic să nu mai facem. Hai să facem, serios. Hai, o facem. Facem tot lumea, da. Dă-i foc. Așa, nu. Stai, mă, că nu-i dau foc. Aici este o piatră care a căzut. Ce-i de capul, mă? Stai. Dar vezi că stai pe scaunul ăla și ai zis că nu-ți place? Dar ce să știi că stai? Stau bine pe scaunul ăla. Vezi? Da? Vezi? Da, da, da. Vezi? Auzi mesajii, cum să vadă luminii, a venit la... Păi ne-a reclamat cineva. Nu e adevărat, nu, pădurarul e pădurar și ziua și noapte, mai ales noapte. Auzi? Dacă nu venea era problemă. Un e bine că a venit. Adevărat. Da? E bine că a venit, da. A văzut ce se întâmplă da. Și că suntem ok. Da. I-am povestit ce se întâmplă și și ăsta e pădurarul adevărat. Da, gata, ăsta e pădurarul adevărat. Ăsta e pădurarul adevărat. Bravo, bravo lui. Restul vin dacă dimineață. Dacă nu venea nimeni, da. Atunci era problemă. Restul vin dimineață să vadă ce s-a întâmplat. Da. Bravo lui. Bravo lui. Înțelegi? Și a venit singur, n-a venit cu încă de obicei vin da. 3-4. Da, cheamă, da. Îți dai da. Seama. Unul se umflă, unul e prost, unul e nu. Da. De obicei pădurarii vin și ei, 2-3, să nu le dea în cap, să nu da. S-au fost atâtea cazuri. A venit omul singur, înțelegi? Eu am povestit cu el de mașină. Da, bine, mă cunoaște pe mine. Azi că nu te cunoaște. Păi nu mă cunoaște, dar știe unde stau, știe local. Glumesc, azi că te cunoaște, normal. Nimeni nu mă cunoaște, mă, pe mine. Toată lumea îl cunoaște pe Teo. Da. Normal că te cunoaște. Hai până se aprinde ăla. Stai așa, stai că trebuie să facem, am aici niște lemne culese de mine. Păi, ce bine că am 3 lanterne, uh-huh. Nu? Da, mâine trebuie să fie încărcate, dacă mai facem ceva. Ne încărcăm. Păi se încarcă la priză. 282 de like-uri, haide să facem 300 ca să intre din nou lume, pentru că YouTube-ul trimite notificări. Am nevoie de 18 like-uri, dacă vreți să ne ajutați, cu mare drag, noi vă spunem, vă mulțumim. Deci lumea să spună, dacă vor să vadă, un proțap în timp ce băieții fac off-road. Că se putem să facem și treaba asta. Deci proțap cu off-road? Proțap cu off-road, vorbesc cu fratele meu GPS-ul și se rezolvă. Perfect, ia auziți, vreți un off-road? Dacă vreți, că dacă nu vreți... Ciubăr? Da. Nu ciubăr, eu vorbesc tâmpeni. Un off-road cu proțap. Dați un like, cine vrea. În caz că nu ați dat.
Alo? Salutare! Cine e acolo? Vreau să vă salut pe toți, Marian, să te felicit pentru tot. Cine? Nu știu cine. Sunt Camelia. Soția și pădurarului? Te salut în numele chatului, că nu ne bagi în seamă. Cine? Normal! Care e acolo? Soția pădurarului, auzi. Nu. Salutare, Silviu, mulțumim pentru tot. Te salut în numele chatului, vă salut pe toți. Salutare, salutare, dar cine acolo? Okay. Cred că e Camelia. Camelia! E, știam, Camelia, mi-am dat seama. Și votăm pentru ProTap și Offroad. Oho, fratele GPS-ul! Mâine ți-am zis să voteze, facem ce vor ei. Ce vor ei, facem de mâncare. Eu fac... Vă pup și vă salut și pe voi și pe chat. Și Marian, mai uită-te și pe chat, că noi avem gașca acolo și tu nu ne bagi în seama. Da, are dreptate, Marian. Cine mai vede? După cât am băut în seara asta, cine mai vede? Ai băut. Are dreptate. Ok, mă mai uit și pe chat. Uite. Pa, vă pup pe toți. Pa, pa, seara bună. Pa, Cami, pa. Uite, vă fac aici. Se vede? Da. El este prietenul meu, GPS-cu. Bă, hai să mâncăm, că se rățește. Stai așa. Da. Stai un pic, să-i dăm un pic la... Uh-huh. Deci el este prietenul meu, GPS-cu. Puteți să-l căutați. Ne vom întâlni cu el. Pentru că omul e campion. Deci. Campion la off-road, perfect. Campion, în fine, eu când zic campion în viață, campion în viață, înțelegi că e off-road, că e grătar, că e artă marțială, că nu contează. Omul e campion. Și e prietenul meu. Și eu apreciez foarte mult și îl iubesc. Super. Putem face totuși un off-road și un prosap. Da. Am mai pus câteva lemne pe foc pentru că mai avem carnea la garniță. Și între timp noi când punem carnea la garniță și trecem la masă. $289 de like-uri, încă 11 și facem pragul de 300. Mulțumesc frumos pentru ele. Bună seara. Suntem la Tocanița. Nu, Predeluț, Tocănița. Tocăniță? Tocăniță, nu cu Tocăniță. Tocăniță, așa mi-ai zis. Vino la să facem o tocăniță. N-ai înțeles bine. Ei. Suntem în zona Predeluț, Tocănița. Hai să mâncăm că s-a... Perfect. Hai la masă. Hai să ducem masa sau mergem noi la masă? Aducem masă. Nu, hai să mergem noi la masă. Hai că s-au răcit. Stai hai. Că Teo, ești musulman, te rogi? Sau ce faci acolo? Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar înseamnă Dumnezeu e mare și așa e. Da. Da? Știu. Gata, a prins focul. Ai dus scaunul? Eu mi-am adus scaunul. Hai la masă. Lasă să ardă și pe aia băgăm, că aia se face. Auzi, zice lumea, face inhalări. Ce ai, că m-a luat cap. Răutăcioși. Hai, da. Răutăți. Marian. Gata, am venit. Fii atent. Perfect. Fii atent. Muștardă de cuci. Exact ce trebuie. Ce trebuie, că altfel nici nu mâncăm. Da, așa. Hai, să vă dau farfurii. Perfect. Așa. Mamă, dar ce frigălău e. Deci e minus 7 grade ca popa acum. Ce frigălău e. Da, deci mai devreme erau minus 5, acum sunt minus 7. Da. Cum să faci grătar și picnic la minus 7 grade? Facem, rezistăm. Wow. Lângă foc e bine. Ia, ție farfuria că ia vântul. Ia vântul. Lângă foc e bine, da. În caz că n-aveți televizoare sau telefoane cu stabilizare, nu umblați la ele. Îmi tremură mie mâna. Uite cum o țină. Uite, lasă pe a ta. Uite cum face a mea. Poate vântul aici. Ia-te-o. Zici că e dușman. Mi-a fugit. Unde? Teo, ni. Vai de cap, mă. Dar parcă nu bătea vântul lângă foc acolo. Vai de cap, mă. Stai așa, să vă dau și dacă. Stai că pun niște mici ca să nu ia. Stați așa, să vă dau și dacă. Așa. Ia. Așa tot. Ia tacăm. Tacăm?
gata. Dacă-mi dă la de bogați. Da, 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 da. Da. Hai. Hai. Luați și mucați. Stai, 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 că mă vreau să facem. Rugăminte, eu am doar o mână liberă, că dă-ți fă-mi și mie. Așa, gata, ăla e. Astea-s de alea ecologice. Perfect, ecologic. Pentru că după aia vreau să le băgăm pe foc. Și gata, aia e. Și aia a fost. Și aia a fost ca să păstrăm natura curată. Stai așa, stai. Vreau să, Marian, vreau să stai și niște murături de astea făcute de mine. Pune-mi acolo castravete. Ia de aici. Așa. Teo, îți dau și ție. Dăm, nu te supăra. Nu mă supăra. Da, tot așa. Vreau să desfac și mie. Dacă am doar o mână. Gata. Ok. Fii atent vorbele astea. Să vedem. Fii atent vorbele astea. Ia. Care? Astea. Astea? e o expresie. Da. Muștardă te cuci. Haide, cap muștar. Mâncăm ca la nuntă la soacră mea. Așa. Da, și de bun. Dar pâine avem? Oh, da, mai cum să nu? Cum să nu? Da, pâine avem? Am. Păi da. Tăticuț. A venit Silviu pregătit. Tăticuț, abandonăm mașinile aici. Aici le lăsăm, mă? Aici, s-a terminat. Întuneric beznă, suntem în mijlocul. Eu pot să plec cu a mea. Deoarece Outlander-ul hibrid. E mai bun ca Range Rover-ul? Nu, nu zic că e mai bun, dar ară. Deci dacă am niște setări în el, deci dacă îi le setez, ară mașina. Și e hibrid. Ară. Ară. Lasă urmă în... Ară. Bine, merge pe motorul pe benzină. Da. Opa, hai și am absolut. Am o dat-o cu lămâie. Bun, las-o acolo. Și paharul meu unde e? Căutăm. Și o pâine pită de asta de Brașov, bună. Perfect. De aia cu cartof. 295, doar 5 like-uri. Filmează acolo ce am făcut. Ce am făcut? 5 like-uri, mai avem nevoie să facem 300. Mulțumim frumos pentru ele. 5 like-uri. Cred că și-a băgat dracu coada aici. Nu putem spune așa ceva. Prea bine ieșit. Da, chiar. Ce e asta? Pâinică? Pită de aia de Brașov bună cu cartof. Uite. Pâine cu cartof? Da. Uite. Ia să vedem. Caldă a fost. Senzațional. Senzațională. Hai la masă. Hai la masă. Hai la masă. Hai că eu mă ocup de foc. Hai Marian. Pune cu mâncarea și alții cu munca. Mai pune niște lemne dacă mai avem. Hai că pun acum. Stai. Mai și măcar 2-3 mici să mănânci tu și după aia. Nu, lasă. Hai Marian. Hai, du-te acolo. Hai, stai la masă. Se răcesc micii, păcat de ei. S-a rămas. S-au răcit de mult. S-au răcit. Sunt foarte bune. Ia să vedem. Dacă pâine. Asta? Cum e? Absolutul. Cu lămâie? Lime, cu lămâie. Semnat. Hai să vedem. Ia să vedem. S-au micu. Răcit, mă. Să-mi cadem în noi. Sunt mici făcuți de mine, Marian. Mici făcuți de Silviu. Da. Cu tot cap-coadă. Cap-coadă. Vă povestesc mâine cum mi-am făcut. E așa gustinată. S-a răcit? Mhm. Sunt cam mătaș. Hai să vedem. Eu oricum îmi place să mănânc mai rece. Ia și un castravet. Și un castravet. Am acolo. Tot făcut de mine. Da. Vrei și de asta? Ce arme? Conopidă? Și conopidă. Mhm, ia. Tăteu. Tăticuț, stai că mi-e. Deci a intrat micul ăsta cu castravetele. Wow, o nebunie. O nebunie. Mi-a intrat la ciorap ceva, m-a înțepat. Dacă nu se răceau. Gata. Da? Ui. Hai cu micu. Ia, tău. Da. Ce scopă ăsta a făcut de mine? Ia. Doamne, doamne. Să voteze mâine lumea. Da. De fapt, acum, ce facem mâine? Orice mâncare facem. Orice? Mâine o să fie... frumos afară. Nu o să mai fie minus 7 grade, dar nu mai bate vântul și nu mai plouă, sigur.
dacă facem la mine în curte, e vatră, e așa, facem și la mine. Sau? Da, am putea să facem o fasole acolo. Facem acolo, pentru că... E mai greu să faci aici o fasole. Nu neapărat. Ba da. Da. Să fii cu ingrediente cu alea. Ane. Hai să facem acolo la vatră, lângă ciubăr, pentru am că eu, și mâine dau drumul la ciubăr. Am eu toate ingredientele pentru mâine. Tot, da, da, te oare vatra și e acoperită pe în sensul zic. De... Da, vezi că e vatra frumoasă, e făcută... Deci mâine facem o fasole la ciolan, uh-huh. La Teo acasă. Da. Super. Te deschizi să răstica asta, sau? Nu știu unde e paharul. Ba da, îl caut. Caută. Deci ăsta e al meu, se vede? Asta e da. Recoltoare, măi, cu lămâie. Stai că îl caut. Bă, și... dar stai până să bem asta, să bem un trandafir de ăla. Dacă bag trandafir? Ha, mă, să bem un trandafir, mă. Hai. Da. Uite ce n-ai ba. Stai așa un pic, că eu aveam ceva pe aici, dar nu mai știu pe unde. Eu am venit cu mașina lui Teo. Dar n-am... Cred că am uitat. Asta e gol. Da, asta o luăm. Dar căutăm trandafirul, stai așa. Cine mai știe unde e trandafirul la ora asta, după cât am băut? Cine a furat trandafirul? Cred că pădurarul a plecat cu trandafirul nostru. Trandafirul, pentru cei ce nu știu, este o băutură din trandafir. Ți-am zis, nu. Ți-am zis că ți-a luat un Pepsi care nu l-ai mai văzut de mult. Fă așa, să nu se vadă reclamă. Vezi că Pepsi nu mi-a dat 1000 de euro pe... Așa, da, bun. Așa, ai mai văzut Pepsi de ăsta de mult? O, Pepsi Cola? Da. Mă. Ți-am luat de pe vremea lui Ceaușescu, mă, un Pepsi. O, dar prostă. Are 20 de ani. Da? Deci n-am mai văzut sticla asta de Pepsi Cola. Exact. Cred că sunt câțiva nostalgici. Da? Sunteți nostalgici să beți așa ceva? Mă gândesc că majoritatea de aici au peste 30 ceva de ani. Ați prins această băutură. Tu ai băut-o, nu? Logic. Nu? A băut-o pe vremea. Pe vremea? Pe vremea, da. Bă, dar era bun. Era bun și acum e bun. E mai gustos puțin ca... Adică, eu vă zic așa. Eu am băut Pepsi de ăsta, la fel, în deșert. Nu vreau să-mi imaginez cum a fost făcut, pentru că veneau unii păcămile și stăteau cu... stăteau de ăsta. Vai viața mea, am băut, deci a fost bun. Deci dar, orice e bun, cred. Dar nu vreau să mă gândesc cum l-au făcut, în ce cadă, între ce cadă de fontă. În cadă la un beduin pe acolo. Da, și ne-a rugat să le dăm sticlele înapoi. Da, ca să îmbuteleze pentru alții. Da. Glumă, dar unde e trandafirul? De serios a plecat... pădurarul cu trandafirul. Unde mă sticla de trandafir? Deci a luat cineva sticla de băutură. Cine a putut să ia sticla? Sticla de plastic, nu? Cred că Marian da. Ține în buzunar la spate. Nu, păi avea un litru jumate, cum să dispară? Trebuie să luăm parele astea, nu le lăsăm aici, a? Nu, am făcut. A bătut vântul, da. Dar serios, unde poate să fie sticla? Unde mai e? Auzi, știi unde? Unde? Unde e și arzătorul? Păi arzătorul l-am băgat în corbagaj. Ai băgat și sticla aceea? Nu, n-am băgat sticla. Da? Tu ai vrut să iei sticla? Era cu arzătorul. N-am băgat sticla în corbagaj. Am băgat doar arzătorul. Hai, dar băi, mă. Eu am adus-o, crezi că... Silviu, vrei să pleci cu sticla înapoi? Ce m-a încercat? Ai văzut ce m-a încercat? Da. Deci, pe bune, suntem trei persoane, hai să găsim o sticlă. Cât de greu e să găsească trei persoane o sticlă pe aici? A văzut cineva sticla? Hai de cap! Da! A băut-o cineva! Deci, clar, pădurarul a plecat cu sticla. Deci, cine putea să ia sticla? N-are cum! Deci n-are cum! Deci n-are cum! Ne-a luat cineva sticla. N-are mă cum să-ți ia sticla, ce ai? Teo, tu ai mutat mașina, o fi... Uită-mă aici, uite-o! Unde? Uită-o! Are unde mă uită, uită, filmează, uită! A ascuns-o simt! Uită-o! Aha! Uită-o! Ai văzut-o iei înapoi! Ai de capul, ai dat vina pe pădurari, vine mâine, mărește prețul la lemne! Hai la mașină! Hai să mâncăm. Să răcesc micii. Așa.
Bag aici, la piatra. Ia. Paharul Marian, uite. Uite. Da? Se vede? Cu piatra în el. Deci, piatra de la lefcada. Lumina mai sus, așa, așa, da. Da? Da. Deci lichior de trandafir, 80 de grade. Cred că ăsta e... E mai, e mai... Eu cred că ne aruncăm lângă ciubări. Nu, ăsta nu e așa tare, Marian. De ce? Nu e? E bun. E, mai... e doar bun. E doar bun, nu? La 60. Hai, asta. Bucurie. Să fie bucurie, domnilor. Să, maximă audiență. Da? Să fie. Bucurie și pentru cei care se uită la noi și ne suportă. Mm-hmm. Și să fie bucurie. Mm-hmm. Miroase-l un pic. Miroase-a trandafir. Păi, viață. De... Deci n-am băut niciodată. Vai! N-am băut niciodată așa ceva. Te rog frumos să păstrezi și pentru soția mea, pentru că pe 30 noiembrie este ziua ei. Ia-o! Nu pe toată, nu, nu, că dăm și, dăm, la, dăm și la fete, nu. În pastru. Doamne, 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 doamne. Eu în viața asta am început acum să... Nu să experimentez, că experimentat înseamnă mult înseamnă, și înseamnă altceva. Să mă bucur de... Deci chiar mă bucur. Deci, eu așa ceva n-am mai băut până acum. Că nu trebuie să pui în cap sau să bei să nu mai iei noi. Deci miroase a trandafir din aia. Vai de capul meu. Iar la o anumită vârstă nu mai e timp... Nu mai e timp decât de bucurie. Deci parcă mușchi dintr-un trandafir. Da, da. Și-l ronțăi. Mamă, ce mișto miroase. Da, bea. Nu-l beau, beau, îl iau. Nu-l beau. Păstrează. Nu-l beau. Îl pune în vitrin. Tăticuț. Deci îți dai seama. Trage-l, mă, trage-l, că nu e. O tonă tăticuț. De petale de trandafir pentru câțiva litri. Vai de capul meu. Da, bravo, tată. Dar el, dar gustă. Da, oricum îl iau. Gustă, gustă, gustă. Noi nu-i dubiu. Da. M-am dus eu la soția mea să zic, uite, ți-am luat de ziua ta ceva bun. Să șterge asta că e de la el, da? Da, da, da. Să zic, l-am făcut eu, că m-am la dus ce eu. Minut? La minutul 112 din live trebuie să decupezi. L-am făcut eu, am cules petale de trandafir. Da. E născută drăguța de ea pe 30 noiembrie, că de aia suntem aici. Și pe vânăi? Da. Da, la mulți ani. Da, mulțumesc frumos. Și noi când chemăm invitați, la noi facem așa, cât o săptămână, cât o... Nu facem doar o zi. Azi ați venit voi, mâine vin alții, poi mâine vin alții, răs pe mine vin alții. Nu dacă am venit, nu mă scape noi. Mă sună. Alo? Am ajuns la munte, tu? Zic, sunt pe drum, la predeal. Ah, ok. Dar eu filmez ceva. Încearcă murătura să vezi. Ia. E ceva urgent? Filmează murătura aici. Marian vorbește la dacă e mai încolo, am ajuns, sunt ok. Avertizare meteo de furtună și vreme extremă, vânt 120 de km pe oră zăpadă. Și zăpadă visculită. Încă nu, acum, după ora 8 a zis că vine vâjul mare. De filmează aici, Marian. Uite, okay. Te-am căturat jos. Bine, pa. Mă scuzați, am vorbit la telefon, v-am zis. Aici. Când numărul meu personal îl au câteva persoane și când e ceva... Astea sunt făcute de mine. Mai cred că ar mai trebui lăsate vreo o săptămână, dar sunt bune și așa. Ia să vedem. Ce ai tu, Teo, acolo? În țară mură, în țară mură. Un mic, un băiat în muștar. Da. N-ai pus cam mult muștar? Așa îmi place. Mai mult muștar așa? Mi-așa place. Cum e? Nu. Ia și cu de-asta. Și aceasta e căciula care nu e a mea. Uite că am zis, fie. Ce-i de firmă? Prietenul meu cel mai bun să o recunoască. Da? Păi și dacă vine să o ceară înapoi? E un plus. E un plus, a. E un plus, okay. Da. E da. Perfect. E să vină. Îl aștept să vină. Dacă nu vine, o port. Marian, ia și mâncă. Mănânc, mănânc. Uite aici. Gogonea. Castavet, cârnați de Maramureș. Eu sunt cu muștarul, dacă am muștar sunt cel mai fericit. Da. Așa. Avem conopidă, castraveți,
murături puse de Silviu? Da, făcute bine. Grav. Silviu, rugăminte, mai spus și mie ba un... Ba da. Nu. Așa, tăi, cu ăsta. Nu cu ăla. Le-ai fi răstrău. Le-ai fi răstrău, da. Le-ai cuțit. Știu. Avem voie să arătăm pe YouTube așa ceva? Cum? Mâine o să vă arăt. Cuțite de genul ăsta? Uite, mâine o să vă arăt colecția mea de cuțite. Da? Am o colecție. Super. Și ăsta... Ăsta stil Rambo. Ăsta, de fapt, este... Le couteau du saucisson. Adică cu ăsta tai le saucisson. Doar în filme. Cuțitul ăsta te ajută la ceva. Băi, e bun și la tai un cârnat. Le saucisson, da, le cârnat, da. Da, le tai da. Pe ăștia. Deci doar în filme. Deci mie dacă îmi dai în misiune, ăsta n-am ceva. Ia puțin cârnat. Dar de ce nu e bun într-o misiune în Legiunea Străină? Ce faci cu ăsta? Păi nu știu. Nu poți să ameninți cu el? Nu poți să... Cu ăsta? Da? Ăsta tai cârnații cu el. Păi ce? Îți arăt eu mâine. Poți să faci altele. Nu. Îți arăt mâine cuțite. Lasă-vă că am și eu sări acasă. Am iatagane. Am topori. Am de toate. Pentru ce trebuie noi acum? Nu-i bun? Ba da, le saucisson. Deci să taie saucisson, nu? Saucisson înseamnă, în franceză, înseamnă cârnat. Da? Deci, ia și mâncă. Pur le saucisson. Silviu, am doar o mână. Silviu, am doar o mână liberă. Scoate și mie un castravete, te rog, că ți intre piedul cu mâna cealaltă. E castravete mai e acolo? Ia. Este. Păi dacă ai adus tu doar un castravete. Mai e o mână de asta. Nu o conopidă. Ba da, castravete. Mi-a furat conopidă. Da, bă, bună, mie îmi place. Mi-a luat conopidă. Știi cum e cel mai mișto? Așa. Haide, pula. La vreo minus 10 grade. Da. Să bagi mâna să în... Să iei o murătură de asta, să ții-te așa în mână. Ia. Hai că nu sunt chiar minus 10 grade, no. Sunt vreo minus 7 acum. Da. Ne. Așa. Deci afară, în caz ia că... Ia filmează nu... Zărneștiu. Uite ce frumos. Uite ce frumos se vede Zărneștiu. Zărneștiu vi-l arăt acum la minus 7 grade. Da. Eu frig aici. Deci în depărtare orașul Zărnești. Noi suntem în Șaua Măgurii, aproape de Luț, Tohănița. Și pua, am înghețat că bate vântul. Minus 7 grade. Asta e. Dar și de bun, aleu! Carnea la carniță n-am mai făcut-o. Nu mai, mâine. O facem mâine. N-am mai făcut, s-a stins focul. Nu, am făcut-o. I-a zburat pe spunea lui Teo. I-a zburat tot. Teo, fugi după ea. Fugi! Unde? Fugi! A zburat și micul și cârnatul acolo. Asta e? Bate vântul? Bate. Bine, eu râd, dar să-mi țin bine farfuria. Ce frică nu e. Marian? Da. Ia când de ăsta. Deci castravetele ăla cred că are 0 grade. Are mai mult, puțin. Are mai puțin? Uh-huh. Adică asta n-am mai făcut-o să mănânc la minus 7 grade. Uh-huh. Dea și cu casa vede așa. Bun, dar nu mai e pâine. Cine a luat pâine? Ia. Cred că a bătut vântul. De aici. Auzi, niște lăutari trebuie aici. Ba, am dat să mă dea. Le dau, vrei? Nu, că n-am voie. Cânt eu de ce? Frig. Pe YouTube n-am voie să pun muzică. Și cântă țiganul, ori de frig, ori de foame. Fii atent. Eu da. Cânt de amândouă. Da. Fii atent. Da. Deci n-am voie muzică. Bag așa. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se stai necesita așa, una poca de gracia. Vai de capul meu. Rapper legionario. Ăsta sunt eu. Deci ai voie. Ok, dacă cânti tu, pune o melodie. Se vede? Da. Stai așa să vedem care sunt. Stai un pic că mă sună. Alo? Auzi, vezi că sunt în live. Să nu zici vreo tâmpenie. Ce? Nu, vreau să te întreb cum se aerisește, adică dacă aerisești cu un calorifer. Oprește un pic, Teo. Da. Stai așa. Pauză. Mă sună Aurel. Ia. Îl mai știți pe Aurel? Da.
Alo! Pe Aurel, din, de la Straja. Îți al pe Aurel eu. Ia zi, Aurel. Vreau să aerisesc și un calorifer. Și nu știu cum se aerisește. Închizi, închizi returul și deschizi turul. Deci, returul este închis sus și deschis jos. Da, Aurele, oprești robinetul de jos, adică returul. Nu, de sus. Cine, de Aurel, sus. Prietenul tău? Deci turul să-l... Marian? De sus și îl deschizi pe la Marian, de jos. Marian, e Aurel, prietenul tău? Da, Aurel, da. Ah, salut. Mau, ce... Salut! Salut, salut, Aurel! Salut, salut! Și nu știu cum să fac, adică tot curge apă rece din el. Adică, închide robinetul și mâine chem instalatorii, cel mai simplu. Nu, închizi robinetul, băi, de nu, sus. Băi, nu, că n-ai ce să faci, Aurel, nu, nu te mai căca. Închide robinetul amândoi, e unul stânga jos și unul dreapta sus, la robinet, la calorifer. Închizi pe amândoi? Închide pe amândoi și mâine chem instalatorul și gata, nu, atât. Nu, nu. Închide-l pe ăla de sus, îți spun că... Păi nu, la trape Cristi, pentru că are firmă de construcții, el se pricepe, da? Da, mai păi tocmai de-aia, închide-l pe ăla de sus. Da. Închide-l pe ăla de sus. Așa. Și dă, deci închide-l pe ăla de sus, da? Și da, dă drumul la aerisire. Lasă-l pe ăla de jos deschis. Ok, bine. Da? Închide-l pe amândoi și gata. Închide tot. Închide tot. Bă, da. Stai în frig. Stai în frig până mâine. Nu te mai comentezi nimic și gata. Aia e. M-a sunat Aurel, care probleme cu caloriferul. Da. Trebuie închis ăla de sus. Ăla de sus. Tot timpul trebuie închis ăla de sus. Pentru că este tur și retur. Da, trebuie și o găleată acolo și o tavă. Da. Ei, închizi pe la de sus, îl aerisești și după aia de zi. Băi, dacă da, aerul, aerul e în partea de sus. De ce să-l închidă pe la de sus? Pentru ca să ducă aerul să poți să-l aerisești. Băi, dacă curge okay. un calorifer, da, îi închizi robinețe și gata. Da, eu mănânc în nați. Mănânc în nați, fii atent. Da. Mănânc în nați, da. De ce e așa? Ia și mănâncă și tu, Maria. Hai. Mănânc. Ia. Ia. Să nu dai cu castravetele. Ia. Bă, deci, îmi pare rău că sunt treci. Stai să-i arătăm omului. Ia, lasă omul, da, să zică. Avem caloriferul așa, stai, mă, da? Lasă să zică și omul cum e mâncarea. Da? Am făcut eu mâncarea. Turul pe aici. Da. Returul pe sus. Da? Pentru că pleacă. Tu închizi returul. Turul îți împinge. Îți face aer și tu aici îi dai aerisire. Aeristorul, da. Da. Deci închizi sus. Da? Și de obicei la un calorifer... Cred că trebuie să scoți din el cam o găleată, cam un calorifer are în el cam 5 litri de lichid, deci o găleată, o ceva, un 2 litri trebuie să scoți. Pentru că el pătur împinge. Vezi că curge din pahar. El pătur împinge. Curge din pahar. Da. Gata. Da. Ia, davai. Terminat. Aurel, ai instalatorii. Davai. Aurel, oprești stânga jos, dreapta sus, nu, le închizi pe amândoi și mâine chem instalatorul. Eu chiar nu. Ei, căcat, e simplu. Dar ce să fac, mă? Păi. E simplu, nu trebuie să chemă. Eu chiar mă pricep, deci chiar mă pricep. Și eu mă pricep. Mă pricep la electrică, mă pricep la păi dacă la curge, instalații. Azi că-i curge un nu curge, nu-i curge. Are nevoie să aerisească atât. Aerisească. A, ca să aerisească? Închizi partea de sus. Da. Atunci... Să aerisești? De ce să mai sune pe live? Uite, spune că e multă mâncare, dacă mai mâncăm fiecare câte doi avem mici. Avem copii care n-au mâncat, care se uită la noi primim mesaje. Tăticu, când vii acasă? Eu zic, nu pot, că spun like, primești și eu un like. Nu vedești, primești like, că n-am mai dat nimeni like. Mă vedești deci pe mine lumea, devin și eu vedetă. Uite, vezi? Sunt 300 de ceva de oameni și nu dă nimeni like. Nu, înțelegi? Deci copiii mei acum vor și ei un cârnăcior, un alea, că au văzut și ei, săracii de ei, drăguții de ei. La 350 de like-uri, copiii lui Teo vor primi și ei mici. Și uite, haide să vă arăt copiii lui Teo, ca să vadă și lumea. Uite, doar poza mea de profil vă arăt. Nu, arată altceva, vezi? Nu. Nu, uite, poza de profil, la ciubăr, uite. Stai așa un pic. Nu, stai. Atât. Stai așa. Uite, stai să... Nu merge mărit. Uite. Da. Copiii lui Teo. Ăsta e Mihăiță în stânga și Alexuț în dreapta. Și sunt la ciubări. Să-ți trească. Da, mulțumesc frumos. Copilașul meu. Bă, drăguții mei. O recenzie pentru mine, așa. Cum e micul făcut de mine? Cum e murătura făcută de mine? Foarte, foarte bună. E perfect. Păi na, ați vorbit așa în continuu și păi, pe mine nimeni nu m-a lăudat.
Ba da. Mor, uite așa, nelăudat. Mor de frig? Fii atent, îți fac și o poză. Te pun pe Facebook-ul meu. Am 7.000 de prieteni. 7.000? Da. Eu n-am nici 5. Păi, campion mondial. Eu n-am 5. Arte marțiale. Fost. Fost campion. Am făcut și eu ceva în viață. Deci asta e cel mai important. Nu campion, nu... Am făcut ceva în viață. Numele meu... Mă cunoaște lumea, înțeleg? De-aia. Trebuie să faci ceva în viață. În viața asta trebuie să faci ceva. Așa? Ia mă și mâncă, măi! Păi, voi vorbiți, dar eu mănânc, să știi, adică... Doar mie, uite așa, hai. Stai așa, ți-am făcut. Și vezi că-ți trimit mâine. Dar vreau să fac una și în ciubăr. Și în ciubăr, da. Mamă, am scos mâine din buzunar și... Mi-a înghețat de frig. Stai să sun. Știi cât de frig e? Știu că... Stai că sun. Minus 7 grade, ce? Stai că sun. Deci eu nu mai însim mâinile. Vai, dacă scu mâinile e buzunar, te amorțesc în tata meu. Stai că sun. Pe cine? Păi... Dacă nu m-am dus să mai fac ciubor, mă sun. Deci poate apa rece în ciubor, că nu mă bag. Nu e. Bagă mâna în murătura aia. Cine bagă mâna? Că e apa aia rece, are 0 grade. Bagă mâna acolo. Te rog eu frumos, mai bagi lemne în ciubor. Și sunt? A, vrei să bei mare? Nu, vreau să iau un castravet, dar fără să mă ud. Să nu zici că ai văsat apa. Gata. Ai aruncat apa? Ce făceai cu apa aia? Hei, moare, e cea mai bună. Lasă apa, că... Ai văsat moare. Cu mașinile, că am intrat în apă. Nu, deci nu mai veni cu mașinile acasă. Nu mi-am sunat soția, nu mai știu cum a venit cu mașina acasă. Deci spune sincer la soție, da, că s-ar putea să nu mai ajungi acasă. Nu venim pe jos, nu. Și le lăsăm aici. Mai mult ca sigur, s-ar putea să nu mai ajungi. Noi a venit pădurarul. Și aveam venit. S-ar putea să nu mai vii acasă, s-ar putea să mor de frig, s-ar putea să ne găsească, da, pe aici așa. În alea să fie frumos acolo, țac. Păi cu ce să ne iei? Nu. Deci nu mai însim mâine. Nu poți să aprinzi un pic focul din nou, da, ca să ne încălzim, că nu mai simt. La bazină suntem. Nu? La mine 7 grade. Da. Ce trebuie? Să bagi mâna asta în moare, da, să ții un castravet, uite așa puțin, vreo 5 minute în mână. Ce e moare? Că nu știu ce e moare. În zeama asta. Așa se numește bagi moare? Bagi mâna în moare și ții un castravet, uite așa în mână, vreo 5 minute. Știi cum, Doamne fește, te vindeje toate bolile. Sunt înghețat, bucnă. Asta ne-a trebuit picnic. Deci îmi tremură, știi cum? Tremur tot. Nu mai rezist nici un minut aici. Deci sigur mai e nimic. Deci fii atent, Silviu, mai e foc aici. Da, pune tu pe foc. Aolo, stați să mă încălzesc, că nu mai pot. Am mâna, deci e vișinie. Minus 7 grade. Păticuț, e grav. Ce e grav? E teroare. Minus 7 grade și am înghețat bocnă. Unde ești eu? Aici, stai că vreau să vă fac o... Stai acolo, nu mișca, că îmi strici poza. Da, gata, aici. Marian, pune pe tine lumina. Lumina, gata. Da, așa. Da, stai așa. Gata. Mai, așa. Da. Îmi faci poză? Fac una, n-a ieșit nimic, mai fac una. Păi și normal că nu iese nimic, că întunec beznă. Stai acolo. Mamă, dar ce bate vântul? Mamă, cum e grav. Mamă, stai că-ți fac una aici, stai să-ți fac. La oră, cred că e vântul. Stai acolo. Mamă, ce poză să fac. Deci îți fac o poză, fii atent. Să fie color. Fii atent. Vreau abonații să-mi zică dacă am făcut poză bună. Nu știu, stai să vedem. Ia. Stai că nu văd. Stai așa. Acum. Ăsta sunt eu? Tăticuț. Da, ce poză. Tăticuț. Deci nu mai fac live-uri de-astea la minus 7 grade în viața mea. Noi suntem la voie. Aolo, cine nu mai sunt mâine? Mâine dorm toată ziua la căldură, la 40 de grade. Stai așa, să pune. Mai pune ceva, că nu mai, deci nu mai simt mâinile. Marian, vrei o bere rece? Nu, să lăsați. Să bei tu bere rece pe vremea asta, că nu mai vreau nimic. Sigur. Nu vrei o bere rece? Asta e Pepsi. Fii atent. E gheață, dar îl beau. De când ai mai văzut așa Pepsi? De 3 ani n-am mai băut Pepsi de asta. Pepsi. Vezi? Vezi ce ți-am luat? Oh. Eu cred că l-ai păstrat în beci de pe exact, vremea comuniștilor. Exact. De-aia scrie, uite, Republica Socialistă 89. România.
fabricat în 89? 89. Da, 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 da. De unde l-ai ținut atâția? Ți l-am ținut pentru tine. Serios? Da. Zi dacă mi-ai băut așa Pepsi. N-am mai băut de mult. Na. Sunt nostalgic. Stai că ți-l deschid eu. Deci mai facem puțin căldură aici, că nu mai. Dă-mi coace. Să-ți deschid. Da. Vezi cu capacul să-l aruncăm? Nu, nu, îl pun în pungă. Pun în pungă și luăm, da? Uite, Pepsi din 89. Pepsi din 1989, Pepsi Cola. Vezi? Ia, să vezi dacă nu e, e mult mai bun ca Pepsi ăla, ca le știi tu. Wow! Eu sunt băutăr de Pepsi, dar ăsta, într-adevăr. Vezi? Da, vezi? E altceva. Vă invit în Africa. Pe amândoi. Vezi care are alt gust? Serios? Pe bune, pe da. Bune, pe bune. Dar ce nu l-au păstrat? Păi, l-am păstrat eu. Nu, de ce n-au păstrat, de ce n-a păstrat Pepsi? Rețeta. Rețeta. Pentru că, din punct de vedere al marketingului, Pepsi-ul, Cola, nu sunt la fel peste tot. Pentru că dacă nouă ne place, spre exemplu, mai dulce, îl face mai dulce, dacă unora le place da, mai așa... Da, Pepsi ăsta, cu eticheta asta, n-a mai văzut nimeni de mult. Este ce trebuie. Eu unul când mă duc în vacanță peste tot unde mă duc, bea o bere locală. Da, mă, lumea zice că e și azi de vânzare. Da, este de vânzare. Nu. Nu găsești, da? Nu găsești. Da, nu l-am ținut eu 20 de ani. Nu mai frește. Dar să știi că cea mai bună chestie să bei beri locale, băuturi locale, da, da, să vezi am despre istoria lucrurilor. Da, ultima oară am fost acum în Egipt, foarte, deci, foarte frumos. Am băut, i-am dat lui ăla de la bar, i-am dat 20 de euro și zic, prietenaș, când mă vezi, nu vreau să beau, tu vii cu păcărul pe mine. Și am băut un whisky local de-al lor, nu mai știu cum se numește, i-am făcut poză, tăticuț, belea. Da. Da. Când te duci pe unde te duci, vorbești cu barmanul, de acolo n-o să merg, n-o să mai merg niciodată în Egipt sau în Turcia, păi unde este all inclusiv, din cauza rușilor. Din cauza rușilor, nu mai merg, e dezastru. Ok. E dezastru. Era plin de ruși. Da, la all inclusiv dacă te duci, cruci, e dezastru, scandal, cruci, copii agitați. Ce cruci? Da, fac, cruci, lanțuri cruci. Da. Dar se îmbată, și mi-am pus și eu lanțul da, pe gât. Nu, 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 și nu, nu. Cruce atâta și nu, lanț. Nu, cred că ești, stai bine cu nervii, eu nu stau bine cu nervii. Nu. Eu nu stau bine cu nervii. Copii sunt agitați, au 10 copii, au 10 la noi chiar bunici, a fost o, chiar a fost o mică... Nu, nu, se îmbată, fac urât. Nu, la nu, noi nu, n-au făcut urât, dar la noi chiar mă a fost o mică... oriunde, dar unde să nu fie rus, uite, mă duc în Dubai. Am fost în Dubai acum o lună. Hai să zic. Ok, am fost în Dubai, dar nu le dă de băut. Și dacă nu le dă de băut, e ok. Dacă te duci în Egipt, că la All Inclusive sau în, sau în Antalya, la turci, le dă de băut și nu mai poți să stai la acolo. Deci eu nu mai merg niciodată în Antalya sau avut, în Egipt. Noi am avut o mică problemă în sensul că, nu noi, cei din grupul nostru. La 6 dimineața, nu, la 6 dimineața au ieșit pe plajă. Au ieșit pe plajă și toate șezlongurile erau ocupate. De ruși. Adică, da, de ruși. Aveau acolo om care stătea. Da. Și noi ne-am dus la ghidul nostru, ne-am dus bagă, la ăla hotelului și am zis, domnule, nu mi se copii, pare... Fac copii urât, să trecem peste. Sunt... Nu mi se pare corect să nu găsesc la 6 dimineața de asta. Pun prosopul. Știi prosopul. Ce au făcut? Nu. Ce-au făcut? Ne-au adus, pentru fiecare, ne-au adus șezlonguri. Nu, băi. Au te duce undeva unde este all inclusiv cu ruși. Le dă de băut. Du-te, dar da, în Dubai... Auzi, dar de ce te deranjează? Până la urmă ce? Tu nu poți să faci chei sau nu poți să ignori? Sau? Nu, 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 nu. Noi poți, am vorbit, poți, noi, am, noi am vorbit civilizat. E scandal, e, fac o țipă, unul la altul, se îmbată, sar, uite așa, copiii sunt agitați, ei sunt agitați. Am vorbit civilizat, am vorbit la recepție acolo frumos, a venit șeful de grup care era un egiptean, așa frumos, și ne-a zis ok, noi aveam o vilă pe plajă și ne-a zis ok, cât suntem? Dom'le, suntem doi, sunt eu cu soția. Ne-au dus două șezlonguri. Ok, luați șezlonguri. Pentru că, într-adevăr, la 6 dimineața erau acolo, deci erau ocupate, stătea cineva pe ele. Bă, nu se poate stai ocupat, adică eu nu găsesc un șezlong, dar s-a reglat civilizat, pentru că, într-adevăr, sunt locații civilizate, chiar dacă sunt astea, rușii sunt ruși, pentru că ei vin în sfera lor și vin cu, băi, vin cu atmosfera lor și cu chestia lor, înțelegi? Cum și noi românii, pe afară, suntem gălăgioși, suntem așa.
Dar s-a reglat civilizat, a fost frumos. Am luat și noi două șezlonguri. Am stat odată. Noi cât am stat în, la un moment dat în Hurghada, că noi am făcut, noi când plecăm în vacanță suntem călători, nu suntem turiști. Am fost în tot Egiptul, am fost în toată Iordania, am fost în tot Marocul. N-am fost turist, m-am dus doar la Hurghada și am stat acolo. Dar la un moment dat am avut la Hurghada, nu știu, vreo 3 zile. Am fost civilizat. Am stat pe plajă, am făcut snorkeling, am stat la piscină și într-adevăr asta a fost. Nu erau atâtea șezlonguri cât câte persoane erau. Și ne-au adus frumos, ne-au adus două șezlonguri, mie și soției mele. Celor din grupul meu la fel, că au zis și ei, dom'le, n-avem, vrem să stăm și noi pe plajă. Ok, le-au adus. Deci n-a fost cu scandal, cu supărare, cu așa. Într-adevăr, ce am văzut? Lanțurile atâta, crucea atâta și aveam și eu un lanț cu cruce și mi-am pus-o și eu și am ieșit așa cu ea pe plajă. Tot aur? Ce? Păi uite. Ia. Tăticuț! Bine. Un glonț, ce? Glonț, da. Glonț. Da. Bine, legi una, în timp. Înțelegi? Și mi-am pus și eu lanțoiul și alea ca să fiu și eu în rândul meu. Bine, dar eu am făcut-o la bășcălie, că de obicei fac la bășcălie, știi? Să fie bucurie, să am râs. Aveam un lanțoi de la, deci nu vrei să știi. Și am făcut poze, am râs, ne-am bucurat. De obicei sunt civilizați. La ei în țară nu știu cum fac, dar pe afară... Nu știu dacă sunt la fel de rușii la ei în țară, că pe acolo comuniștii nu prea le da, permit. Da, nu sunt. Am stat la coadă, ne-a dat... Știi care e treaba? La astea all inclusive toate sunt pe gratuite. Când te duci acolo, dai 20 de euro la un barman, sunt două ture, nu sunt mai multe, înțelegi? Dai un 10 euro, un 10 euro și spui, când mă vezi, știi că vreau whisky cu cola, dar vreau, nu vreau, tu vii la mine. Și ai scăpat, cu 20 de euro ai scăpat. Nu mai stai pe la cozi. La un moment dat chiar n-am vrut să beau whisky cu cola și mi-a venit. Păi, și am mulțumit. Oricum, whisky-ul lor e o chestie light, nu e un Jack Daniels. Dar uite că te bucuri. Și acum, anul viitor, vreau să plec turist. Nu mai plec călător, plec turist. Plec și cu copiii, undeva Sharm el Sheikh, Hurghada, nu m-am hotărât încă, cred că Sharm el Sheikh. Ca să se bucure și ei. Dă piscină, dă all inclusive, dă o mâncărică, dă un sandwich, ce le dă pe plajă, pe acolo, știu ce le dă. A, e altceva acum, da, s-a încălzit. E cald, e cald, deja e cald. Eu mai am jumătate de mic, da. Trebuia să-l termin. Stai așa, Silviu, că mai aveam jumătate de mic. Păi... Nu dacă, strânge, dacă... nu strânge. Dar de fapt da, poți să strângi ce nu mai e. Cum simt mâinile? Cum simt mâinile? Ăla cu piatra. Uite cum sunt de roșii, nu mai pot de frig. Păi, minus 7 grade, ce așa? Nu mai pot de frig. Mergem la ciubăr. Du-te la foc acolo. Du-te un pic, Silviu, la foc. Du-te la foc. Serios, uite că m-am încălzit. Lasă că m-am încălzit. Deci, eu mai aveam... Deci, poți să-mi desfaci mie capacul aici? Da, da, da. Că eu mai am un castravete și un mic, vreau să-l termin. Gata. Hai, da, ce te frig. N-am făcut niciodată picnic la minus 7 grade, prima dată în viață, asta e. Frig e. Bagă mâna aici, moare, și ține așa puțin. Ia o murătură de asta. Și țin așa mână puțin, vreo 5 minute. Pe bune. Deci eu nu pot să stau așa pe scaun. Vai, dar ce... Stai așa. Mamă, ne-a luat și paharele, ne-a luat și... Ce-a luat farfuria. Uite ce zice Nichifor. Nichifor Bogdan, fii atent. Ce zice? Uite, fii atent, stai așa. Nichifor Bogdan, prietenul meu. Uite. Zice... Stai așa. Zice, opa, Bucureștiul e blocat. Mamă, ia. Și uite așa, și zice, Bucureștiul e blocat și voia vă arde de... Și voi vă arde de Caterinca. Și voi vă arde de Caterinca. Prietenul meu Nichifor Bogdan. Prietenul meu Nichifor Bogdan. Ai fost invitat, eu te invit odată la două zile la mine. Odată la două zile. Ca să ne înțelegem, da? Ia uite. E prietenul meu. Cine îl pune să stea în București? Acum, în perioada asta. Chiar Silviule, la Constanța e aglomerație? Nu. Se circulă la fel de prost ca în București? Bară la bară? Gol. E gol? Da. Ia uite, mă întreabă... Am încercat să scriu cuiva. Da? Și nu-mi simt mâinile de frig.
Fii atent aici. Fratele meu, Pașniciuc Costel. A, campionul mondial. Da, a, da, da. Pașniciuc. Super tare, ce bere sau vin? Vin. Vin. Și vi-l arăt și pe prietenul meu, Pașniciuc, cu care am avut onoarea. Onoarea, pentru că eu așa sunt. Da? Onoarea. Să-l pregătesc în cadrul... Adică un fel, să zic, l-ai antrenat. L-am pregătit. Pregătit. El se antrenează singur. S-a antrenat singur. Nu cu singur, cu... cu multă lume. Dar am avut onoarea, pentru că este prietenul meu. Stai să caut o poză mai așa cu el. Uite, am pus o poză aleatorie, da? Da. El este aici. Pardon. Aici. Pazniciu aici până, este, da? Aici este Costel. Este semi-shield. Semi-shield? Da. Da. Uite-l pe maestru aici. Pac. Da. Da, prietenul meu și el. Foarte frumos. Bravo pentru că a făcut performanță. Pentru că e un tip mișto. Da, uite, de semi-shield am auzit. Mai luptă? Nu mai luptă, s-a retras. Dar, uite. O secundă. Cornel... Costel. Costel. Costel Pașniciu. Din... Ia, fetița. Nu știu dacă am voie să arăt. Ba, da, ba, da. No, nu, nu, nu. Nu-i problem. Aici, aici e cu soția. Soția, da. Nu că n-am voie să arăt. Cam scrie. Ba, da, pa. Serios? Uite, uite, atât. Ăsta, poți să-l arăți pe Costel aici? Da, pe Costel, da. Costel, frate meleu, 6500 e Migheu, da, prietenul meu de suflet, am avut onoarea să am o perioadă în care să îl pregătesc și el să facă mare performanță. Maria? Da. O să vină mâine la noi. Vine? Da. A, vine. Super tare. Vine, vine, cu copil, cu nevastă, cu... Super. Stăm un pic la... Hai te ovi, wow! Vino încoace să vezi cât de bine este. Deci nu vine să cred, ne încălzim un pic? Da, stai acolo, stai puțin. Aaa, altceva aici. Stai, stai să luăm, stai așa. Nu punem mâna, garde. Oho, avem live, pe unde umbli, Mariane? Nu te-am mai văzut pe live de ceva timp. Sunt în zona Zărnești, Tohănița Predeluț. Și au Măgurii. Și au Măgurii. Piatra Crăului. Piatra Crăului, am zis pota, de jur împrejur. Da. Mamă, cum sunt de găruși. Uite-le lui Silviu. Cred că aici... Și aia, deci nu se poate sta afară minus 5... Ce? Minus 7 grade erau. Da. Frig. Friguleț. Hai, vin lângă mine. Nu, stai un pic, bate vântul în partea aia. Stai să vin lângă mine. Și... Aruncă fumul. Ok, ia ceva. Am pus ăsta, mușanul ăsta gras. Grav. Ziceam mâna vânătă de frig. Am zis la începutul live-ului da. Că ești Grinch. Grinch. Acum e bună căciula. Da. Auzi, aia cu ciubărul intri pe alt canal? Da. Da, că punem muzică, va fi un live pe care o să-l șterg după aia, că nu. Punem și muzică și asta e. Pe bune? În seara asta? Păi da, de ce? Păi dar nu intrăm, păi da, ciubărul arde. Dar intri și tu? Ce? Intri și tu? De ce să nu intri? Păi da. Bă, intră și copii, intră toată lumea. Ce, n-ai slip? Îți dau... Am de la... cum zice... Ai tanga? Ai tanga? Da, mă, da. L-am pe la vechi, cum se purta înainte, pe vreo ce-o crescut ăla slip-o, cum zice... De... Ai de la, fii atât, de lupte, ai costum de la de lupte. Da, 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 da. De greco-romane. De la. Da, de greco-romane, da. De Silviu, ce slip ai? De la Speedo. Speedo? Speedo. Oh, deci, e, Speedo. Cum vin la mare, moșii, da. Știi cum pe vechi, vin moșii pe la mare și au slip de la așa și nu mai nimic în pantalon, adică hai, mă scuzați, dar nu mai nimic în pantalon acolo. E 12 noaptea, nu e? E uite așa, nu-i... mulat, așa și... E de lupte. Puțin așa. Da, e de lupte. Da, așa era înainte pentru... E de lupte ăla. Da, da, da. Nu, era Speedo.
Un Speedo de ăla, eu cred că, dar nu se mai găsește, că aș lua și eu. Dar cum adică nu mai au nimic? Tu vrei să spui că s-au bărbații filit după o vârstă nu mai au nimic acolo? S-au filit. S-au filit? Da. Nu. Au, nu cred. Au, nu cred. Ciorapi, ciorapi, puși unii între alții. Înțelegi cum sunt ăia de la gimnastică? Nu gimnastică, da, da, de la operă. Da. Știi că au costumul ăla pac mulat, uh-huh, și înăuntru cred că vă patru perechi de ciorapi, perechi, adică 8 ciorapi. Pentru că dacă te duci la operă, bine. Dar chiar întotdeauna m-am întrebat cum e al, nu la operă, la balet. La balet au așa rotund, da, în față. Păi sunt 4 perechi de ciorapi. Deci, de aia de lână. Că e prea rotund așa, adică... Da, da. Aprinde și tu lanterna cum trebuie. S-a stins, nu știu. S-a stins și lanterna. Mamă, ce mâine rece! Mamă! Deci eu am mâinile mai rece. Ai mâinile, zici că ești... Mai, deci... de capul meu, ești vânăt. Da. Of, tăticuț, vine pădurarul. Da, și de ce? Pentru că țin în mână trepiedul ăsta. Vine, mai vine pădurarul încă o dată. E grav, mă, cu voi. E grav, grav. E grav. 356 de like-uri. Oh, super, ne apropiem de pragul de 400. Ce lanternă e aia, Mariane? Că pare interesantă. Sincer, nu știu. Ia lui Silviu. Ia pe gură, după aia dăm lui Marian și după aia iau și eu. Bagă aici. Și uitați, se mărește așa și... Așa. Ia. Ce e asta? Trandafir? Da. Deci... Nu e trandafir, e de la mai, mai subțire. Ia. Ce mai subțire că e trandafir, tu mă pucuiesc. Deci dacă mai ia vreau... Ia o gură, ia o gură ca să te încălzești. Și de frig, uleu! Frig, minus 7 grade. Deci în primul rând paharul e... Și de frig, uleu! Uleu, ia! A, suntem live? Da, da. Ia să vedem ce, stai un pic, ce întârziere are. 2:10. Da, da. 10 secunde. Da, mai mult, da, cam 10 secunde. Asta e, asta e tare. Și e cu tine, oi. Ce te faci acolo, ei? Ei, ai căzut de pe tron, băi. Ai căzut pe tronul ăla, băi. Bă, să rupe scaunul ăsta. Bă, ăla-i tron, băi. Tu ai 130 kg, tu vrei să stai pe ăsta mic? Ai căzut pe tronul ăla, băi. N-am, am 129. Dați un pic sonorul mai încet, că e în buclă, așa. Stai așa, stai un pic. Ia uite. Fii atent aici. Fii atent vorbele astea. Fii atent. Nici. Băi. Deci te-am pirat scaunul. Bun. Nu e bun scaunul. Bă, să rupem niște. Dar nu strica, mă, scaunul meu bun. Păi nu stric, mă, dar ce vrei să intră, zic, intră, că e uit pământul, da. Ia. E bun scaunul. Ei, intră. Se ofilește scaunul. Vai, 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 vai. Las că e bine așa. Haideți să vă arăt o chestie foarte frumoasă, ca să ne mai... Da, destindem. Da, destindem. Fii atent. Azi am pus... Pă, mă arde. Ai, ce cald e. Azi am pus... Bă, da, prea cald e aici. Pe... au! Ce caută aici? Pe Facebook-ul meu. Au! Vacanța din... Oi, mă arde. Vacanța, fii atent. Stai, din Iordania... Nu, stai, vreau să... Stai, stai, că ți-ai zic. Uite, din Iordania... Da. Da? În 2018... Uh-huh. Tăticuț, am fost cu Ryanair-ul. O secundă, așa. Nu, că nu vreau să-ți vadă nume. Da? Deci am avut loc la geam. Tăticuț! Ce tare! N-a avut geam, nu era geamul. Deci am râs, deci dacă nu făceam poza asta, da, nu mă credea nimeni. Ia uite! Da. Deci am pus poza, deci nu-i geamul. Tăticuț! Da, tu ai plătit pentru geam? Tăticuț, mi-am primit loc la geam. Și uite, uite la Ryanair, ca să nu dau nume. În fine, o companie aviatică. Deci nu avem voie să spunem Ryanair, că nu n-avem, n-avem voie să spunem Ryanair, da? Tăticuț! Ce tare! N-a fost geamul! Dar știi că Ryanair-ul vroia să inventeze scaune în picioare, cum ar veni, adică loc în picioare. Am mai avut, am mai avut la Alitalia, când veneam din Franța, loc pe scaun, un anumit loc, nu exista scaun. Dacă ați mai pomenit așa ceva. Nu era scaun? Nu era scaun. Deci nu era, deci când m-am dus acolo nu era scaunul. Deci nu era, era
nu era scaunul. Și mi-a zis stewardesa, păi du-te și tu în partea elaltă. Bă, dar nu era scaunul. Aici eu cred că au făcut în așa fel ca să aibă mai multe persoane, tăticuți, loc la geam. Tăticuți, nu puneți mâna pe tăticuți, deci am râs, deci crede-mă că am râs când am plecat, când am ajuns. În timp ce am fost în Iordania. Deci crede-mă, când am ajuns înapoi, râdem și acum. N-am avut, uite, loc la geam. Păi, trebuia să plătești niște bani în plus. Ce să mai plătesc? Nu mai am râs pe asta. Oricum n-am stat numai atât. Hai, Silviule, cu lemnele. Am murit de frică aici, mă. Da, mă, că e cald, dar noi am vrut să mergem prima dată în plaiul foii. Și uite, fii atent, ca să nu vadă, să nu vadă, să nu vadă, să nu, să nu vadă, să nu vadă. Nu, așa, nu, vreau stai. Să dispară numele. Stai, că trebuie să apăs. Gata. Deci în curte la Teo, cam așa. O, ia uitați aici. Să nu vadă, să nu vadă omul, da? Da, da, da. Să nu zici. Da? Frumos? Să vadă, da? Da. Aici nu filmați, da? Cum pune... Nu, nu, bă, nu. Bă, să fac focul, da? Filmăm ceva frumos aici. Da? Da, da, da. Să va? Să va? Da. Da, așa. Da. Dar buștearul ăsta mare, dacă îl aprindem cumva, ne va încălzi bine totul. Păi el trebuie la un moment dat să ardă, se rupe pe jumate și îl băgăm țacă-păcă. Să va, să va? Da. Să va. 366 de like-uri, ne apropiem de 400, puține, haideți. Foarte, foarte puține. Foarte. Păi cam 1 din 10 persoane de like. Foarte puține. Mie dacă îmi spunea cineva că avem sub 400, nu intram. Deci nu intrai? Nu, nu intram. Mă duceam la biserică, mă duceam, nu știu, la casa de bătrâni. Nicolo! A aruncat puțin lichior de trandafir, deci a luat foc instant. Așa. Deci acesta este lichiorul de trandafir 80 de grade. Este dulce, dar nu-ți dai seama de tărie. Păi să fie bucurie. Bea. Eu beau. Am, să uite, se vede piatra. Da? Am piatra în el. Și tu-mi spui că dacă arunc lichior de ăsta... Iar. Vezi că bubuim. Iar aruncă. Aruncă. Nu. Bune. Pui-și paharul. Nu, că am piatra în el. Vreau... Păi n-a ajuns focul el. Păi mai punem. Unde? Da, unde? Păi mi-au piatra. Da, chiar auzi, Mariane, de data asta focul nu s-a stins. Nu s-a stins, e aici. Păi noi eram în zonă acum cât 6 luni și am încercat să fac un foc. Tu știi, Silviule? Da, cum? Cu rulota, n-am reușit. Ce să faci tu foc, mă? Ce să faci tu foc? Atunci, dacă nu, cred că ți-am scris, cred că de 5-6 ori ce să faci, cum să faci, da? Levies, Mariane, dacă nu te reinventezi, ajungi la vizualizări de rutină. Da, da, așa e. Nu fac așa e. Live-uri sau clipuri pentru, cum s-ar zice, pentru un anumit scop. Da, fac facem să mine. Ne bucurăm. Nu, să ne bucurăm, să fie bucurie, dacă nu e acum ne bucurăm. Că dacă vedeau doar prietenii noștri sau văd și alții, pentru noi e tot o bucurie. Eu nu trăiesc din YouTube, nu... Corect, noi, nu sunt terchea noi de asemenea. Să eu nici atât, tot, să plec prin lume. Colegul nici atât. Da. Și nu vreau să fac o carieră din asta. Eu mă bucur de fiecare moment, de fiecare live cu voi și alături de invitații mei. Sunt o grămadă corect. Care trăiesc din YouTube, eu nu fac asta. Corect, corect, corect. Bine, noi știm. Da. Noi știm. E... Eu nici atât. Și alții n-au de nimic și fac YouTube în speranța că se vor îmbogăți. Dar nu te îmbogățești. Nu. Dar e bucurie. E o chestie. Da. E o bucurie pe care... Uite, o creezi așa. E o bucurie. Înțelegi? Ia. Stai așa. Opa. Absolutul lime. Ia. Ia o gură. Stai să... Până... Să beau lichiorul de trandafir. Da, așa. Păi mi-ai pus jumătate de litru. Ei, ți-am pus, nu ce ți-am pus. Stai așa să se vadă cum torni. Ăsta te trezește. Ăsta e viața. Stai să amestecăm un pic. Ăsta e viața.
Absolut, laimă. Bun. Șai. Dar și de bun. Ui! A ajuns focul la lichiorul de trandafir. Ia uitați. Ni. Așa. Ca bogații amari, ca boșii abazați. Punem toate lucrurile pe care le-am folosit pe foc. Nu plastic. Nu, păi asta nu e plastic, este plastic, un, nu știu, chiar Silviu, ce e asta? Că trece lichid. E din hârtie. Deci e un pahar de hârtie, da? Da, da, plastic nu mai e. La paharele astea ecologice nu mai fac din plastic, e un hârtie. Okay. Nu se mai fac nici... Bă, mi-ai pus bonul! Vreau să-l decontez la firmă. Serios? Aveam? Da. Păi ia-l. Ia-l din foc. Nu mai decontez nimic acum. Nu mai decontez nimic, da. Mamă, de ce frumos arde. Da. E altceva acum. Deci un frig de îngheață pietrele. Dacă ne băgăm în ciubăr. Deci ciubărul, gândește-te că are 40 de grade și noi venim de la minus 7. Ni. Asta înseamnă o diferență de 47 de grade. Diferență... Aia înseamnă între sărac și bogat. Corect. Tu știi că acum dacă... suntem săraci și ne băgăm așa ca bogați. Tu știi că dacă am băut acum ciubărul la 40 de grade și cu alcoolul din sânge, imediat suntem... Pa! Nu cred. Ba cred da. Că prinde putere. Nu. Am adus răsușe de alea care putesc. Răsuște? Da. Păi și Teo are niște legume. Mai ai legume? Deci, în ciubăr să pui. Băgați în ciubăr, da? Tai cartofi, tai ceapă. Eu am adus reuștean. Facem o ciorbă. Mă duc să-i dau drumul? La ce? La ciubăr? Stai, mă, că mergem toți. Păi, mergem toți? Păi a pus... Să... Trebuie să coborăm pe aici, că... Du-te, da, du-te, da, nu, 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 mergem toți. A pus... Dacă ei ne întragem unii pe alții. A mai pus soția... Da. Am mai pus. Am sunat-o și a pus. Ok. Ia stai. Ni. Ce vrei să faci? Ca să te trezești. Ni. Ia, așa, cum trebuie. E cu lămâie, nu e nimic periculos. Așa. E lime. Și de bun, uai! Uai, și de bun! Silvule, hai spart boxele la oameni acasă. Și de bun, ia. Mamă, cum e asta? Dai cu lămâie, mă, nu-i bătă. Da. Și perioada asta din viața noastră o uităm. Da, gata. Ștergem filme, ștergem nu tot. Nu, cum ștergi? Nu-ți mai aduci aminte? Mie mi s-a întâmplat. E, știi, dimineața, filmul a doua zi? Nu, te înșeli. Știi, o să facem Hangover. Partea 4, 5, 6. Da, știi filmul Hangover. Hangover. 4, 5, 6. Facem noi 3 zile, 4 nopți. Fiată, intru în ciubăr cu prietenii mei. Hangover, cel mai bun, care nu mai e prietenul cel mai bun, dar bine, e... Prietenul cel mai pentru mine, prietenul cel mai bun. Hai să dansăm la foc. Am intrat noi în ciubăr. Așa. M-am trezit o dimineață, pac, dimineață blackout. Nu mai mi-aduc aminte. Când am ajuns în pat, cum am ajuns, cum am dormit, cum s-a terminat treaba, pac. Nu mahmureal nimic, dar pur și simplu de la aerul ăla, de la apa caldă, de la abur, de la alea, pac. M-am trezit dimineață speriat, zic, mamă, cum fac cu ciubărul? Când mă duc la ciubăr, capacul era pus, el era stins, era totul cum trebuie. Mă duc la soție și spun, iartă-mă că nu te-am ajutat, capacul e foarte greu, capacul de la ciubăr, trebuie în două persoane, e în două bucăți, trebuie în două persoane să-l pui. Iartă-mă că nu te-am ajutat, nu știu. Și mi-a zis soția, Silvișor, zice, păi, pe tine l-am pus. Nu mai mi-aduc aminte. Tăticuț, pentru că apă caldă, bate inima, apă sărată, inhalezi, se duce alcoolul, nu trebuie să bei mult, se duce alcoolul mai mult în sânge decât cum bei normal. Dacă bei normal, uite, dacă ne ducem acum relaxați și acasă, nu avem o problemă. Dar dacă ai intrat în apă caldă ăla și s-a terminat, bate inima în tine, deci, și îl bagă în... Ia, s-a terminat. Ce mai e? Ce ai mai adus aici? Un vin. Dar bem acolo, ce bă? Stai că mă mai sună cineva. Cine? Nu știu cine mă sună. Oh, mă sună Cornel. Da, Cornel, să sune, da. Alo? Alo. Cine e acolo? Cornel. Nu știu. De unde? Salut, Cornele! De la Genova. Salut, Genova. Cornele! Am văzut de mâncat, ați mâncat, dar de vodka am slabă
treabă. De băut slabă treaba, nu e foarte zdravănă treaba. E ce trebuie, Cornele. Păi am văzut că am calculat ăsta, ați băut o sticlă de aia de tărie, una la început și din trandafirată încă n-ați gătat. Trandafirată? Păi, da. Băuși trandafirată. Mai avem. Nu s-a încheiat seara, Cornele. Mai scoateți una la interval. Avem, Cornele, pentru două zile și pentru șase nopți. Avem de beut. Bă, nu pot, eu acum nu pot să beau, dar aș fi băut și eu cu voi o bere. De ce? Faci tratament? Vezi că se aude în lup, în buclă. Deci, Teo, ne-ai broiat cu... Pa! L-am omorât! Ne-a broiat... Opa, s-a închis telefonul. Cornele, ce ai făcut? Ai închis? Cornel? Mi-a închis Cornel. Asta e. Mai ne sună Cornel, nu-i problemă. M-am încălzit, recunosc că focul ăsta chiar a făcut minuni. Da. Bagă-le și ai la ciubăr, haide! Mergem la ciubăr? Deci eu mi-am băut paharele de trandafirată, am băut și vodka. Este hârtie, deci pot să-l pun pe foc. Stai, nu, mai stăm până da, da, tot. Da. Facem curat. Păi auzi, Silviu, da. treptat, hai să te ajut să strângi, nu? Da, strângem, las că strâng eu tot. Asta nu mai are baterie, e caput. Pe mai bune? Mai altă lanternă? Da, ai zis că ține 30 de ore, a ținut. Uite că ține. Yes. Să vezi că se închide. Oare? Da. Nu mai are baterie. De la frigul ăsta, da. Îți dai seama. Ea ține la 20 de grade, la frigul ăsta. Deci abia aștept să intru în ciubăr. La frigul ăsta nu mai ține. 371 de like-uri, nu uitați că de la 400 mai trimite YouTube-ul notificări. Pentru cei ce au intrat mai târziu, suntem în zona Zărnești, Predeluz, Tohănița. O să vă arăt slipii mei. Dacă Silviu vă arată slipii, eu nu vă arăt așa ceva. Teo mută mașina ca să dea lumină aici în zonă, că trebuie să strângem absolut orice. Mai vrei un Pepsi de ăla? Păi încă nu l-am băut pe ăla. Da? Mai am o gură. Un Pepsi foarte bun, n-am mai băut de pe vremea comuniștilor. Pepsi Cola. Și pe vremea aia mai exista și Quick Cola. Dacă țin eu bine minte. Și mai avem trandafirată, alcool de 80 de grade, 80. Deci aici, la alcool, să îmbătăm jumătate de cartier. Uite, vezi fulgi de zăpadă? Uite cum se văd. Da, s-a uite. Depus pe masă, da, fulgi de... Așa nu se vede, decât în lumină. Uite, vină în spatele meu. Da, pe cameră uite, nu uite-te. Se vede. Ba, da, uite-te la farurile mașinii. Ia să vedem. Da, cum voi ninge. Vedeți cum ninge? Ninge, da. Ninge. Da. Nu mișcați lumina un pic, ca să văd. Scrieți-mi și mie, vă rog frumos, dacă vedeți cum ninge. Da, mă, cum să nu se vadă? Pe cameră. Nu se vede. Se vede. Filmează la mine. Scrieți-mi, vă rog, ce... Uite. Stai. Ia uite. Da. Uite, la tine se vede mai bine. Vezi? Pe live nu se vede așa. Vezi cum ninge? Da. Tăticuț! Dar și de frig, uai! Tăticuț! Și de frig, uai! Poate să-mi scrie cineva, vă rog frumos, dacă se vede cum ninge afară? Este prima ninsoare pe care eu o întâlnesc anul acesta. Minus 7 grade! Am mai rămas ceva mâncare, am făcut mici cârnați. Silviu, n-are rost să arunci, adică să nu arunci carnea. Nu arunc. Nu. Nu, păi pun-o în... Ai o punguță ceva? Nu. Teo, cum luăm carnea asta? Păi o luăm, dar n-ai... Păi ia rezolvă situația, să ducem și noi la... Bagă-mi ceva. Uite în aia, nu. O punem în asta, scoatem astea, iată. Da, scoate, bagă-o aici. Bagă-o. Răstoarnă așa. Dăm la copt chilaș. Da, normal. Asta cade aia la gariță foarte... Da, lasă, aia o facem țac-apac. Eu vreau o bucată de... Bagă.
gogonea, că am văzut-o. Așa? Gogonea. Poți să bagi și pui, da? Da, bravo, bravo. Așa, asta o băgăm la foc. Ia la antena asta, uh-huh. Marian. A, așa. Lasă focul ultimul, Teo. Strângem absolut tot și focul strângem ultimul. Păi lasă, mai... am scos bușteanul ăla, că oricum nu arde. Ne mai încălzim un pic. Vreți să mai stăm la buștean? Ia-o lămâie. Ia, a se vedea. Ai putere. Prins putere. Prins putere. Hai. Ăla-i. Ia. Ia să văd ce-i. O schemă, ceva? Mamă, cum s-a primit. Asta e mai ceva ca aghiazmă. Ia. Ține. Grav. Uite, le arăt abonaților. Ce arăți abonaților? Le arăt. Imediat. Ia. Caut. Da. Caut. Până cauți tu, eu mă încălzesc un pic că nu mai pot. Deci, cred că sunt minus 10 acum. Nu exagerez. Erau minus 7 acum vreo oră. Uite. Cine e aici? Așa? Ia. Da, dar să nu fie muzică cu copyright. Nu e. E netul prost. Ia bucuria. Stai mă. Ia bucuria. Ia ce bucuria. Cufița roșie. Stai mă până aici. Ia deset. Teo nu are internetul bun. Da. Mai cu tremuri? Deci tremur total. Mamă, cu tremurul Marian. Zici că-i... Deci are Teo, da. 100 și ceva de kilograme, dar se mișcă. Aie. Foarte, foarte bine. Sa va. Mamă, cu tremuri. Și aia, deci nu mai pot să sunt tremură. Hai de capul. Olu. Nici stabilizarea nu mai face față. Iată, hai să încercăm asta. Stai așa, nu se uită. Ce vrei să faci? Nu se uită, fii atent. Da. Stai așa, uite, pun așa. Stai așa. Da. Băi, e ce trebuie. Se vede, da? Da, da, da. E ce trebuie, nu? Eu nu l-am crezut pe cuvânt, da. E ce trebuie. Eu nu mai rezist aici. Va trebui să plecăm că... Merge. Dar vreau să filmezi că avem de urcat, deci vezi că avem de urcat off-road, GPS-ul, da? Să ne zică GPS-ul dacă e cum trebuie. Intrăm în apă, intrăm, fuge mașina într-o parte. Păi merg pe jos, filmez. Mergi pe jos, da. Te urci sus pe deal și vezi cumva ca să ne filmezi și pe noi, pentru că lumini. Da. Ok. Avem aici o scobitoare pentru apărare. Și scobitoarea asta, că nu pot să spun pe live, că poate cine știe, YouTube-ul mă amendează. Eu am aparatura mea aici, am modemul de transmisie, am tot ce-mi trebuie. Pentru că în această zonă nu prea este semnal. Ați văzut, Teo, nu are semnal. Așa. Deci nu lăsăm absolut niciun gunoi. După cum vedeți, am strâns absolut tot. N-ai cum să mai stai aici, pentru că este foarte, foarte frig. Wow. Hai să arătăm aici. Scoatem asta. Bun. Așa. Păi stai un pic, stai să luăm pietrele. Nu, lasă-le, că alea n-au nicio treabă. Punem pământul la loc. Pus până și iarba la loc, Teo. Deci bucățele de iarbă.
Păi de-aia ți-am zis, Teo, pietrele să le dăm la o parte. Le dăm, dar alea nu, ce treabă? Așa. Gata, am astupat groapa unde am făcut focul. Așa. Da. Dă-mi aici la un mușuroi de... Uite aici. Da, pământ. A, de furnici, mușuroi de furnici. Păi da, dar le strici casa. Nu-i furnici, astea sunt cârtițe. Uite. A, asta e mușuroi de cârtițe? Da. Păi și poți să înghețe cârtița de frig. Nu, n-are nicio treabă. Ok. Încă o bucată, uite aici și gata. Am astupat absolut toată groapa. Uite aici, Teo. Stai așa. Perfect. Gata. Deci focul ăsta nu se mai aprinde, n-are cum să se mai aprindă. Niciodată. Punem și pietre deasupra. Gata. Așa. Îl punem pe ăsta aici. Așa. Silviu, între timp... Ce ai făcut, Silviu? E ceva ce nu... Nu mai se potrivește asta. Știi care e faza? Picioarele astea sunt telescopice? Nu știu. Ba da, sunt telescopice. Teo, te pricep la așa ceva? Da. Așa, gata. Gata. Împinge încă o dată. Păi mai apasă o dată. Așa, ăla-i. Dionisie, ești bun la dat indicații, Mariane. V-am zis, cineva trebuie să fie și cu capul, adică să dirigeze, să gândească, să... Gata. S-a strâns și masa. Mamă, dar ce frunguiește, vezi? Deci ninge, frig. Da. Wow. Asta e mașina cu care m-am plimbat astăvară pe la mare. Pe care Silviu mi-a dat-o vreo săptămână. Da, are pe bagaj și m-a trimis tu. Da? Ia spune, ce s-a întâmplat? Deci, acest buștean... Da. Am pus pământ pe el. N-am putut să-l... N-ai putut să-l stingi? Vino cu mine. Da, din păcate, bușteanul ăsta... încă fumegă, așa, are jar pe el. Se vede, da? Da, și nu putem să-l lăsăm. Așa. Unde credeți că va merge Teo cu bușteanul? Gata. A rezolvat problema. S-a rezolvat. Pentru că aici este un mic lăcușor. Nu mai se aprinde bușteanul ăsta, neam. Revedere. Gata. Deci am rezolvat-o. L-a aruncat în lac. Da. Tu după aia ce trebuie să faci? Eu merg pe lângă. Pe lângă și când trecem noi până lac. Dar și unde? Luminez acolo. Luminează un pic lângă lac și trebuie să alergi un pic. Da. 5 metri. Cât da, trecem, da, pentru că aici este off-road frumos. Da. E un off-road, o să vezi, patinăm. Deci nu uitați, la 400 de like-uri plecăm cu mașinile off-road pe un deal, pe o iarbă udă și mult noroi. Deci fără 400 de like-uri nu plecăm de aici. Opa, un pahar. Al cui este? E al meu, care e piatra. Dar cum a ajuns pe aroși? Nu știu. Păi noi suntem la nu știu. 30 de metri. Uite, are piatra, ea piatra mea, uite. Deci cum a ajuns paharul ăsta la 30 de metri? Nu știu. Și cu piatra înăuntru? Nu știu, o luăm cu noi. L-o fi luat cineva? Că n-avea cum. Deci fără 400 de like-uri nu plecăm de aici. Deci aici e ok. O să luăm cu noi. Ne mai uităm o dată dacă a mai căzut ceva. Uite aici, mai pune cu gasare, e o mașină.
Deci nu mai e absolut nimic. Vino să filmez că le bag în mașină. A, plasticele. Plasticele nu le-am băgat pe foc. Uitați-le, da? Dar asta nu-i plastic, e tot carton. A, e carton? Nu l-am băgat pentru că am sens focul. Nu că... Hai să ne uităm bine, Marian. Ne-am uitat, să știi, Silviu. Gata. Le-am băgat aici, da? Perfect. Bun. Hai și cu acum, mine. Du-te. Păi nu, eu iau pe jos. Facem. Nu, vii cu mine. Nu, o iau pe jos în sensul că vreau să luminez, ca să filmez acolo, din exterior. Bine, hai. Pentru că trebuie să și pui puțină lumină. Da, o iei tu în față primul, Teo? Eu iau primul, îi dau tare. Da. Și vine puțin, hai. Bun. Și nu stai numai lângă apă, stai și lângă apă și te duci un pic, ți-a capac, da? Da, da, știu și tu să filmez, ok. Teo are mașină identică ca a mea, doar că pe culoarea neagră. Mitsu. Mai bună? Nu e mai bună. De unde? Nu e mai bună. Mai bună? De ce spui că e mai bună? Că e a mea. Că e a ta, dar a mea e mai bună, că e a mea. Așa, hop. Pornim din ou. Repet, suntem pe munte, nu există drum, nici măcar drum forestier nu este aici. E măcar drum forestier? Nu. Nu, nu e. Nu. Și Teo, pentru că el locuiește aici. Noi suntem pe munte, practic. Nu există drum. Hai cu mine, hai. Hai, dă-i ușor. Vino cu mine. Păi da, merg cu tine. Poate faceți vreo glumă să mă lăsați pe aici. Alo, nu mă lăsați pe aici. Dar fii atent când urc. Da. Vezi că e lacul aici. Am văzut. Vezi că e lacul. Du-te la jumate acolo. Da, 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 stai, nu trece încă. Problema e că eu sunt pe jos și eu îmi blaștină pe aici. Am și călcat pe ceva. Da, aici e mlaștina. În caz că nu vedeți, chiar este apă. Am călcat în apă. Tu! Asta e. Iar aici este noroi. Eu sunt curios cum o să urce. Gata, dă-i! În caz că nu vedeți, e un noroi de vreo 5 cm. Opa, a trecut prin apă. No! Gata. Rămâi acolo, Teo! Gata! Bun, hai să-l vedem și pe Silviu. A trecut și Silviu prin lac. Opa, 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 opa! Silviu, ești bine? A trecut și Silviu, perfect! Perfect! Bravo! A trecut prin noroiul ăsta. Bravo! Știi ce poți să faci acum? Fii atent! Poți să... Mai merg un pic. Nu, mai... filmează de la mine din trapă, îți deschid trapa, te descalți și te urci, da, și te urci pe cotier. Ai trecut, a? Frumos! Te-ai dus un pic acolo în spre râpul. Da, și la mine poate. Hai în trapă. Ok, hai. E sigur, Teo, că e iarba udă. Da, trapă numai că dă ăștia jos ca opa, să... Opa, opa, deci fii atent că tu nu poți să mergi și pe jos, dar pe cu mașina. Da? Ok, hai că ies pe trapă. Stai să-mi pun și eu bagajul. Așa, deschid trapa și urcă-te în trapă, dar descalcă-te. Deci e un noroi în față și o floșcăială. Cum e mai ok? Așa, dă că țin eu. Okay. Dacă ține-o până te descalți, așa.
Sus în treapă, hai. A, da, stai. Hai că am făcut, o fac și pe asta. Așa, și ține-te de aici, că acum patinăm. Așa. Așa tot timpul. Am ieșit pe trapă. Așa, pac. Nu mai merge trapa mai un pic mai în spate? Nu, e la maxim, da. Ok. Da, urcă-te. Am mai mers un pic, gata. Urcă-te în picioare. E sigur? Da, urcă-te în picioare, hai. Un picior pe ăla și un picior pe... Ok, poate ne răsturnăm. Pe cotieră. Pe cotieră? Da, și te ții cu burta, da? Hai. Mă țin cu burta? Hai. De ce să mă țin? Opa! Teo, să ai grijă să nu ne ducem la în râpă, că e râpă aici. Știu. Fii atent. Da, să filmez în față că patinăm acum. Mi-a expirat asigurarea de viață pe 20 noiembrie. Încă suntem azi? În față, fii atent. În față? În față, ia fii atent. Hai că acum patinăm, fii atent. Teo, e sigur că e o idee bună? Nu e bună! Nu! Serios! Oleu! Stop, nu e ok. Opa, râpa. Deci nu mai urcă neam. Așa. Nu mai urcă, opa, ne ducem în vale. Trebuie să iau mai tare. N-ai cum să iei mai tare, ba, serios, da, Teo? Da. Stai în față, în față. Stai un pic. Așa. Să mă bag înăuntru mai bine. Nu mai mergem, gata. Ne-am blocat. Nu există. Oh! Cu cine, mă, cu Outlander hibrid, tăticuț? Ia uite cum merge pe o parte. Se vede GPS-ul! Aolo! Sunt vă două roți, stai un pic. Tăticuț! Fii atent, vorbele astea. GPS-ule! Zim dacă-i bine! Da! Rupa, Teo, rupa! Au, am dat cu capul. Hibrid, tătic. Hibrid. Ia, filmează-l pe om, să vedem. A trecut Silviu? Ia vezi. Să nu se răstoarne. A trecut, hai, tătic. Venit, da. Hibrid, tătic. Outlander, Mitsubishi. Dă-i a doua, las-o la punctul mort. Las-o la punctul mort. Opa, stâlpul, betonul ăla, ai grijă. N-ați vrea să știți cum e drumul pe aici. Opa. O să mergem la fratele meu, GPS-cu, pe care l-a luat acum. El are un patrol, nu se compară Mitsubishi-ul meu cu un patrol, mai ales că a mea e hibrid, e de oraș, bine, da? Dar uite că își face treaba. Dar patrolul lui, tăticuț. Deci acum coborâm de pe munte, am fost la o altitudine de vreo 1000 ceva de metri, da. Și coborâm înspre Zărnești. Silviu, ești ok? Unde e Silviu? E în spate, acolo. E în spate, nu, mașina da. Lui e... Mașina lui e mașina. A mea e mai... nu e al lui. Dar uite că își face treaba. Ce viteză avem! Nu e cam mult 80 pe aici? Reduci tu măcar la un 50. Hai să o parcăm aici. Da. Băi! Așa, tăticuț. Ok. Hai, să vedem ce face ciubărul. Am ajuns în siguranță. Fii atent să se vadă noroiul. Să se vadă noroiul. Deci, mașina este hibrid. Uite, ca să vă arăt. O cunosc, o am și eu identică, majoritatea o știu. Nu e environment. Trip. Nu trip, că trebuie să... Ba da, trip. Energy flow. Tăticuț, mașina este hibrid. Are bateria
este hibrid. A mea n-am mai văzut bateriile astea încărcate de una. Și am urcat pe munte și am arat cu ea. Nu e cazul, pentru că bateriile astea, ca să știți voi, sunt sub mașină. Eu dacă lovesc cu podeaua, lovesc în bateriile astea. Se strică litiu-ionul. Se strică, deci oricum, dar ea este foarte puternică, mașina e foarte puternică. Eu am arat cu ea acum, ați văzut, am plecat pe o parte, m-am întors, am arat cu ea. Deci ne-am ridicat pe două ori, da, nu mai aveam să cred. Dar nu e cazul să lovești cu ea, pentru că nu este vopsită Raptor, adică vopseaua Raptor este una foarte tare, gronjoasă, în care când treci și pe lângă tot felul de chestii nu zgâri. Da, nu este ridicată, nu este lățită, iar bateriile sunt sub ea și nu e cazul la o mașină, un SUV, un SUV care înseamnă Sport Utility Vehicle. Hai brele, ferească Dumnezeu, v-ați învârtit pe acolo ca coaiele. Am oprit-o! Stai, ne-a stricat comisia. Ne-a stricat live aici. Hai, închide trapa că ne ninge în mașină. Am închis trapa. Hai la ciubor să cum să te ridici pe două roți cu mașina asta? Deci am rămas suspendat cu două roți. În aer. Ușor că e un copac aici. Man, deci are noroi Teo. Fii atent aici. Deci o mașină adevărată așa e. Hibrid. Atât. Hai să vedem cu ei. Cred că s-a murdărit un pic. Deci aici e când s-a ridicat pe două roți mașina. Deci eu am intrat în mașină la un moment dat pentru că mi-a fost frică că se răstoarnă. Eram pe două roți. Haide, bă, v-ați sucit pe acolo ca coaiele în găleată, ce dracu. Nu putem spune așa. Pe bune. Oprește sonul când ne auzim în, da, în buclă. Mă, la voi, Doamne, ferește. Da, vezi că s-a ridicat pe două roți. La un moment dat era să... La un moment dat asta era e să... mașină, mă. Cum adică că și eu am identică? Cum adică asta e mașină? Cum adică ce? Da, ok. Ia uite, fii atent. Uite ce noroi are acolo. La roți? Ia uite de la asta. Aolo, deci e plină de noroi. Deci... Ia uite de la asta. Ia. Nimeni n-am simțit. Nimeni n-am simțit. Păi nu, știi, ai văzut pe unde am luat-o noi? Și tu n-ai luat-o pe acolo. N-ai luat-o pe acolo și de-aia... Dar ei n-am luat-o, am luat-o pe nor eu. Dar chiar, ce curată e mașina ta. Da. Fii serios, ce dracu. Păi ne-ai lăsat pe noi prima dată să... Da. Ne-ai lăsat pe noi prima dată. Vorbim de... Hai. Opa, muzică, va trebui să oprim live-ul. Nu, că mi se închide așa live-ul. Fii atent, dacă bagi instrumentală, fără voce, poți. Oprește muzica, Teo! Oprește muzica, că n-am voie! Dacă e instrumentală, poți să pui. Nu e instrumental, nu, că fiecare negativ, adică instrumental, are drept de autor. Adică cineva a creat-o. Oare? Fără muzică momentan. Că live-ul ăsta rămâne. Ia! Pentru toată lumea să fie ca lumea! Fii atent! Aici! Stai că dai o drumul la lumină! Aici! Se vede aburul? Ia! Arși! M-am opărit! Ia bagă mâna! Deci frige! Nu te frige? E taman! Cum e taman? Care are mai multă pată! Și cum se poartă acum? Arși! Deci nu mai există doar baie! Da! Există duș, baie, duș! Cum duci, baie, duci? Așa se face. Deci ăsta e ciubarul. Adică ești murdar, da? Da. Nu intri în baie. Faci duș, intri în baie, te depilezi, te epilezi, faci așa în baie și după aia te duci din nou în duș. Asta e ultima modă. Nu te spui pe mine, dar trebuie să fii atent, stai. Da. Duș, baie, duș. Stai. Tu filmează și tu ajută-mă. Lasă-l la jos. Ce să faci? Trebuie să-l ajuți pe Teo cu capacul. Hai, te rog. Că e foarte greu capacul ăsta. Păcat de sticla aia, luați-o de acolo. Cât adihania de ciubăr. Lasă asta.
Ia uitați-o. Hai mă, te rog, pune-l acolo, pune-l acolo. Așa, acolo, cu jos. Denis, mai ești pe live? Denis? Hai. Du-te în capăt, așa, ridical. Exact ce ți-am zis, uite, ciubărul ăsta este mult mai mare, acolo, pentru că are și pereții drepți. Ridical. Pune-l jos aici. Așa. Și fii atent ce fac acum, filmează Marian. Marian? Da, filmez. Se filmează, stai așa. Vezi că poate cazi... Dă-te cât! Oh! Ia de capac! Ia de capac de acolo! Trage-l! Tăticuț! Hai! Tăticuț! Unde ziceam? Ridică-l tot acolo! Ram tatatam, ram tatatam! Aba! Stai! Bun! Toată lumea, tăticuț. Ia scrieți, vă rog, frumos, pe chat, mesaje cu tăticuț. Cam... Am adus răsucea cu mine, mă. Tăticuț și mămicuț. Tăticuț și mămicuț, da? Cam câtă lume poate să scrie tăticuț pe live? Acesta este o pagaie care când pun cartofii fac așa. Reușea, n-ai? Da. E bun. Tăticuț! Acum, tăticuț. Da. Hai cu mine să... Fii atent. Da. Hai cu mine să arătăm oamenilor. Filmează acolo. Ia, ia. Ia tu aia. Nu, nu, stai. Ia. În ce să beau? Că n-am în ce să beau. Nu mai par. Cum? Nu mai par. Păi dar nu bei paharul. Ăstea sunt... Brichete. Care se folosesc la sobele cu lemn. Da. De cauza că lemnul, pentru a-l folosi la sobă, trebuie să fie uscat 2 ani. Și atunci, baie. Și atunci, se folosesc aceste brichete. De când am mai făcut baie. Nu e idee bună să spui cred asta. Că, cred că-s vreo 2 ani. Nu e idee să spui asta pe live de când am mai făcut baie. Hai de capul meu. De când am mai făcut baie. Stai așa, filmezi aici. Filmezi. Sunt cu camera pe tine. Stai așa. Tăticuț. Tăticuț. V-am rugat și eu să scrieți pe live. Tăticuț. Tăticuț. Tăticuț, vin aici. Stai așa, să vedem. Ni. Tăticuț. Lemon. Ni. Ah. Bă, dar ce v-a schimbat că mașina e acolo, băi, băiat. Da, mă, ce să... Pentru spectacol. Hai, tăticuț, fii atent aici. Bă. Pentru spectacol. Filmează în lăuntru, în lăuntru. Tăticuț. Tăticuț, fii atent aici, vorbele astea. Solo, ține acolo. Acolo sunt cu camera pe tăticuț. Na. Ies cântei, mă, de acolo, mă. Da. Tăticuț, se filmează? Se filmează. E și color. Color? Color, color. Băi, dar eu... Deci ai băgat peleția, cred că o să fie... Nu-s peleți. Peleții brichete, sunt tăia mici. Brichete. Da, brichetele astea o să crească temperatura la 45 de grade. Auzi? Dar ia, cum? Stai să vedem cât are. Cum te gândești tu că de la 0 grade... Eu vin așa cu minus 7. Cu speed-ul pe mine și eu intru aici la. Deci acum are un 27 de grade care înseamnă piscina încălzită. Piscina încălzită înseamnă 27 de grade. N-are cum asta 27 de grade. Ascultă-mă. Da. Piscina încălzită pe ascultați-mă. Piscina încălzită pentru copii înseamnă 30 de grade și noi urcăm la 40. Mai stăm. Ok, ok. Mai stăm. Da, deocamdată e piscina normală. A, știi de ce? A dat drumul la jacuzzi și apa rece era la fund. E rece apa acum. Da, da, da. E rece apa. Dar, să știți de la mine, piscina încălzită când vă duceți undeva e 27 de grade pentru adult. Pentru copil trebuie să fie 30. Păi stai un pic, și de ce la terme în București sunt 36-37 de grade? Pentru că e altceva. Când te duci la un hotel și spune că e piscina încălzită, e 27 de grade. Pentru copilul tău este rece. Trebuie să vezi piscina încălzită pentru copii, pentru că e la 30.
La, noi aici facem 40. Da, da, da. V-am zis... Tăticuț! 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 Tăticuț, zăni! Tăticuț, lasă-mă să zic Teo, un pic, tăticuț. Niște pahare, niște pahare, e mai ok cu pahare. Ia, tăticuț. Aduc, stai așa, că vreau să spun. Prima oară... Prima oară este un pic complicat, stăm mult. Mâine... Nu mai scade la 5 grade, mâine va fi la 20 și o ridicăm imediat. Capacul se păstrează temperatura. Oricum pui pe capacul. E ca un termos. Înțelegi? Deocamdată, noi acum i-am dat drumul astăzi. Da, 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 mai stăm, mai stăm, mai bem. O forțez, mai pun lemn, mai pun... Bag grav, travă în azi. Vrei să-mi scadă... Fii atent aici, vorbele astea. Tăticuț. Tăticuț. Băi, nu băgam! Nu, 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 nu! Alt. Nu, nu strica! Un pic! Băi, trebuie să-ți dau de-aia de la cucu, bă! Să dai de-aia de la cucu, nu de asta! A pune asta... mai tare focul! Dă-i lui Marian, ia! Ni. Și acum, filmează-mă, stai că-i cu ciubărul, filmează-mă! Da! Deci, se pune leu capac... Leu capac? Pac și trage. Acum, ce-am făcut eu? Am făcut, o să vă arăt mâine, lucrare la capac. Eu am făcut astăzi am făcut ăsta. Nu e gata. Poți să bar rățuși ca și eu acolo? Da, avem rățuși. Bine. Am făcut ăsta. De ce? Pentru că ăsta arde, uite. Deci ăsta arde. Și astăzi am făcut această lucrare. Încerc să fie calitativă totuși. Din cauza copilor, să nu pună mâna. Am făcut-o astăzi. Există riscul de a se frige, opori. Da, am fost ars pe mână, eu, înțelegi? Și astăzi am făcut lucrarea asta. Nu e gata încă, nu-i vopsit, nu e așa, arată cum trebuie, dar nu arată rău. Hai să ne băgăm până acum, hai să ne băgăm și la frig. Mai trebuie să stăm un pic. Teo, dacă poți să aduci totuși trei pare, că nu este chiar profi să arătăm așa. Nu mai bem de asta că murim, scot vinul. Vin? Da. Ok, vin. Eu mă dezbrac și mă bag. Mai stai, e 27, lasă-o să crească la 35. Mai lasă un pic, da. 5 minute. Bine, hai. Sau dacă vrei să te bagi... Hai că după aia facem filmare, stai un pic să se mai facă, da? Da. Pune capac. Unde e capac? Nu știu, serios, pune un pic capac la sticla asta și adu vin, că e mai ok. Vin, o să-ți arăt ceva. Ia capacul, că... A, eu îmi recunosc parul că am pus frunza asta la picior. Pisica. Pisica. Vrei să nu te zgârie? Nu. Ce avem aici? Ce scrie acolo? Pălincă de gutui? Deci, pălincă de gutui? Deci fie între pălincă de gutui, mai degrabă aș bea absolut, că asta e mai... Totoși, asta frumos. Hai că vă aduc... Totuși vin, e mai ok vin. Ceva mai light. Și oprești un pic până să face, bem un pic, pune muzică. Păi da, mai bem un par și opresc live-ul ăsta la oprești. Un moment dat, că după aia va fi distrat. Fă-și tu o filmare distrat. Așa frumos, uite. Asta e... Ca bogații. Asta e treaba... Nu ca bogații, mă, ca bogații amari. Spiritual, sufletești. Ca boșii aia de bazați. Nu, fără boși. Ca boșii aia bazați. Uite. Ninge. Nu se vede. Ia să vedem. Stai. Nu se vede. Ai lumina aia tare, unde e? Aia. Nu, lanterna aia. A stins-o. Nu se vede. Ba da, se vede. Teo are crucea pe casă. Tăticuț. Nu știu dacă se vede, dar sper că vedeți. Opa, stai că... Nu. Dă o lumină. Am încercat să dau zoom. Da, s-a terminat. Știu că v-am... Mi s-a resetat și trepid. Am încercat să arăt în sus. Da, vă arătăm mâine. Da. O secundă să resetez, stânga, dreapta, sus, jos, perfect, s-a resetat. Gata. Zic că o să începem live-ul pe altă... Pe canalul principal, unde va fi cu distracție și cu muzică. Da, așteptăm câteva grade în plus, grade în plus. O să danseze Marian în pielea goală. La 1500 de lei. La 100, mi-a promis mie că la 1500 de lei. Și fii atent, vino să vezi. Începe să ningă, Marian o să danseze în pielea goală. Eu s-ar putea să-l urmez. Ușor, ușor la... Ce înseamnă o vatră unde am arătat poză cu proțapul. Aici, plasticul ăsta de aici, știi ce facem cu el? Când, uite, asta era de la brichetele astea care le-am pus. L-aruncăm adică aici. Da, ambalajul, după care îl strâng și îl bag și îl arunc la gunoi. Uh-huh. Dar că n-am unde să-l strâng, îl arunc aici deocamdată. Nu dă bine cu ochiul, dar asta e viața, știi? Tot ce avem aruncăm aici, după care îl strângem.
Dar asta este o vatră în care noi facem proțap. Da, se vede. Uite acum. Da. Și cele două bețe. Da, două bețe în care vine de proțapul. De proțapul pe ele. Da. Cam asta e. Nu vă trebuie, nu vă trebuie mult ca să fiți să lăsăm vrăjeala. Nu vă trebuie mult ca să fiți fericiți. Să începem live-ul ăla pe live-ul tău. Nu, nu, un pic mai târziu, un pic mai târziu. Trebuie să crească un pic. Eu ți-am zis, Silviu, un pic mai târziu. Silviu, dacă făceam mâine, era cum trebuie, dar acum. Nu contează, și acum. Asta de unde este? De la 7 dimineața eu stau cu ăsta pornit. Bucuria. Ai din Republica Moldova? Da, stai că ți-am adus ceva. Ia. Unde? Da. Nu, luat un pic flama. Nu e nimic, flama e bucurie. Da, da. Nu vă trebuie multe pentru a fi fericiți. Îți trebuie multe? Nu-ți trebuie. Nu-ți trebuie. Ce, nu. Ce am eu aici? Ce am eu aici? Am un domeniu, am angajați. N-am, fraților, am o bucată de pământ, copii fericiți, ciubări, PS și poarta deschisă. Ce am eu aici și n-au milionarii? Ce au? Eu am mult mai puține ca ei. Și la mine lumea vine și e bucurie pentru că e bucurie. Dacă vrei să fii bucuros, ești bucuros. Dacă nu vrei să fii, poți să ai milioane. Până la urmă, asta e. Eu am luat ciubărul ăsta din cauza, vă zic și de ce am luat. Din cauza că n-am putut să fiu în pandemia vieții cu copiii mei să-i duc la mare. Apa asta este sărată, are 100 de kg de sare în ea. Ai băgat 100 de kg de sare, nu? 100 de kg de sare în ea. Și le-am luat ca să fie... Pentru că nu i-am dus la mare. O persoană, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persoane. 10 stau pe scaun. Plus copii, dacă sunt... Cât are? 3 metri diametru? Da. Deci cu ruleta de aici până în capăt, 3 metri. Da. Uite-l că se vede. Uite, fii atent. Că numeri... Vezi? O banchetă de asta, bine, stă o persoană, stau două. Uite, una, da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sunt 8 banchete. Da, da, bancheta are un metru aproape. Da, da, da. Uite cum e de mare. Ciubărul are lumini, are jacuzzi, are tot ce trebuie. Mai trebuie totul să se încălzească. Nu e gata încă. Da, nu e, că cam tremurăm. Nu e. Când am băgat prima dată mâna frigea. De ce? Pentru că apa caldă apa se, sus, da. Se ridică. Mai stăm. E de vreme încă. Stai că nu-i târziu. Cât e ceasul? E 7:30. Ce? Serios? Am crezut că e 10. Ia uite, ia uite. Wow. Eu am crezut că e 10. Nu, e de la 10 e gata. Ce? O să-i punem capacul să stea cald. Uh-huh. Facem o pauză. Facem o pauză, da, exact. Bem și noi ceva cu apă. Cu apă, da. Cu trebuie apă, niște apă că da. Să ne mai revenim. Ia, a venit Silviu. Ce ai uitat să-mi dai? A, și apropo. Fii atent. Da. Stai așa un pic. Silviu, eu. Opa, sorry. Pescuiești? Da. Sau ce faci cu asta? Pentru că aici suntem lângă brazi, știi că am zis? Ia. Du-l la copii. Hai că ducem, da. A, pentru copii. Da. Da. Lasă-le aici, Silviu, și le duce-te da. La copii. Uite, să filmez, că din cauza vântului, vezi, am 100 de brazi jur împrejur și vezi că când mai. Da. Nu se vede acum, dar vede, Teo are 100 mâine. De brazi pe numărate da. De jur împrejurul casei. Deci, practic, pereții naturali. Și brazii au 20 de metri. Și din cauza asta, nu ne cad, uite, filmează înăuntru. Se văd. Ne cad de astea, dar nu este problemă. Acidă brad. Da, ele se trag cu, uite. E bine că plutesc și nu se duc la fund. Păi nu se duc. Și dacă se duc la fund, am o pompă de aia tare. Uite. O vezi? Da. Ia uite. Ce trebuie să mai știți voi este că apa de la ciubăr față de aia de piscină este apă sărată și este apă caldă. În apa sărată, caldă, nu se dezvoltă mama bacteriei față de piscină. La piscină, într-adevăr,
la piscină se dezvoltă bacterii, trebuie să bagi soluții, trebuie să bagi... Dar în apă sărată, la 40 de grade fiartă, nu se dezvoltă mamei bacteriei vodată în viața vieților ei vodată. Asta e diferența între apa de la ciubări și apa de la o piscină. Dacă eu aveam doar piscină și nu era apă sărată, era doar apă normală, atunci da, trebuia să bagi clor, trebuia să bagi. Eu oricum am băgat un antifloculant. Auzi, puneți și un pahar de oțet de mere. De ce? Nu, uite, îi arăt, fii atent, stai așa, stai. Care e faza cu oțetul de mere? Nu, nicio treabă. Oțetul de mere e treaba cu fungii, cu alea, dar n-are treabă. Asta e apă sărată, e mai sărată decât apa de la mare, de la Marea Neagră, și este caldă, în apă caldă, fiartă, deci tu ca să bei apă și dintr-o băltoacă. Dacă o fierbi, o bei, da? Apropo de supraviețuire. Asta e apă caldă, la 40 de grade, deci nu mai crește nimic. O să vă arăt antifloculantul care l-am băgat, pentru că eu am avut, înainte de ciubarul ăsta, am avut o piscină acolo. Ce e antifloculant? Că... Antifloculantul este așa, în apa normală sunt niște bacterii și bacteriile alea fac o mică mâzgă, da? Dar de ce fac mâzgă asta? Pentru că au raze de la soare. Ciubărul are capac, de-aia se pune capacul. Când este întuneric, nu mai se dezvoltă aceste bacterii. Și atunci, acest antifloculant, eu am luat 3-in-1, și anume, reducerea bacteriilor din apă, bacteriilor normale din apă, le condensează și le solidifică și le duce jos ca să le tragă pompa, plus limpezirea apei. Și o să vi-l arăt imediat. Uitați-l. Acesta este un floculant 3-in-1, adică 3-in-1, bacterie, limpezire, și se bagă, stai așa, și se bagă un dop. La 3000 de litri, cât am eu aici, se bagă un dop. Marian, da. Cred că suprim ceva aici. Da? Eu cu ăsta trag doar ăștia de bază, pentru că sunt brazii aproape și atât. Uite ce curat este. Tăticut, hai! Uite, Silviu. Tăticuț. Silviu. Hai, tăticuț. Hai. Uite, mai multă acid de brad. Da. Ăștia le tragem. Tăticuț, gata, hai. Uite, o vezi? Hai. Uite. Hai, lăsați vrăgeala. Apă curată, sărată. Hai. Nu, că nu-i gata. Nu. Silviu, mai trebuie. Așteaptă, Silviu. Ți se pare la mână. Nu, Silviu. No. Serios, la mână ți se pare că e caldă, dar când intri... 27 de grade este nivel de piscină. Înțelegi? Afară sunt minus 7 grade. Trebuie cumva. Auzi? Și a pus Andrew, și a pus Tăticuț, și a pus Tăticuț. Tăticuț, fii atent. Tăticuț, vorbiți cu Tăticuț, vorbiți cu mămicuț. Ia dă-te. Vorbiți. Deci dacă ai căzut în piscină, bine, în ciubor. Nu, că e rece. Nu. E rece. Nu e ce trebuie. Nu-i ce trebuie. Da, mă, eu nu uit. Nu-i ce trebuie, crede-mă. Nu, mă. Eu dacă îți fac să te topești. Bine. Uite. Hai că se face imediat, într-o oră, două, e gata. Într-o oră, două. Păi, dar e 7 ceasul. E ora 7. Nu, e 7 ceasul, dar nu poți să forțezi. Ce să forțezi mai mult? Că am băgat... Dar nu mai rezist, mă, nu mai pot. Tăticuț, am băgat de la 8 dimineața, arde asta. Lasă. Ia uite. Uite și tu ce curat e. Uite. Gata. Uite, și mai are aici, așa, ia uite. Fii atent, ăla, cum îl cheamă? Cine? Tăticuț. Îl sunăm pe părintele Pavel să ne o sfințească. Îl sunăm? Pe video? Da, să zică ceva. Da, unde mi-e telefonul? Da, chiar. Stai așa. Bă, da, băgă-mă pe forță. Stai puțin, stai un pic că sunăm un părinte să ne sfințească apa. Bun, dar bagă-mă mai tare acolo, la jajă. Bagă mai tare, o arunc. Nu, n-ai cum, pentru că dacă bagi mai mult... Bagă mai tare, mă, ce dracu. O secundă, că Teo sună un părinte să ne sfințească și nouă apa. Ei, am mai zis și părintele. Merge, da. Nu, prin telefon. Prin telefon, da. Da. Ce bine. Tăticuț. N-am mai citit mesajele, ia să vedem. Ce? Eu n-am mai citit mesajele, opa. Stai, așa. Trebuie duș, da, o să facem un duș înainte, nu o să intrăm. Păi așa se face. Da. Ți-am zis, duș, baie, duș. Da. Ce se face? Aici are ceva sare? Are 100 de kilograme de sare a băgat. Sași din aceea, ce se găsesc în comerț, până la metro, cred. A luat 2 sași de 50 de kilograme de sare și i-a băgat aici, în ciubăr. Ia. Ce? Rățușca. A, da, uite, că spunea Teo, dar de ce... Da, trebuie băgată, fără rățușcă nu e. Sorina Cristina, este o glumă cu sfințirea? Nu este nicio glumă. De ce crezi că...
De la aghiazmă. Vi s-a părut că noi am glumit ceva în seara asta? Dacă am băut aghiazmă, nu. Când să mai glumim cu sfințirea? Ciubări sfințit o să meargă din plin tot anul viitor. Hai, davai, hai, davai. Teo, parul meu e cu bălăria aia cea mai mare. Hai. Nu e, bălăria mea e mai mare ca bălăria ta. Tot timpul bălăria mea e mai mare ca ta. Așa? Asta și ăsta? Da, da, da. Am bălăria cea mai mare, ia uite. Așa, pac, stai așa, stai un pic. Da, mă, că sunăm acum pe părintele. Nu, deci ne face nu, o sfințire? Nu băga gheață. Nu, trebuie și apă. Nu, doamne, frăște, întreci. Pentru stai hidratare. Așa. Stai așa un pic. Așa. Stai așa, mă, să-l sunăm. Fii atent. Nu, băi, mai da. Ba da, mă, serios, nu, trebuie. Fel. Uite, ba da. A început să bată vântul acolo. Da, și de ce bate vântul aici? Pentru că aici lipsesc, nu, lipsesc doi braze. Nu, nu vorbiți. Cum să nu? Pe cum? Părintele. Silviu. Dar vine părintele acolo să sfințească. Doamne ajută, părinte! Doamne ajută! Doamne ajută, fiilor! Și fii atent aici! Vii la noi în seara asta? Băi, nu am cum, că uite, trebuie să vină și la mine, domnul doctor. Salutări! Salutare, vezi că ești pe live! Ia uite ce gașca acolo, trebuie să vină și la mine, domnul doctor, stomatolog, prietenul meu, în seara asta. Și la ora asta vine stomatologul. Îi ascultă muzică, mă, la o... Așa, mai zic. Așa? Nu e ca la voi pe gaze, că la voi e mai pe bogăție, așa, la mine e pe sărăchie. Nu e, mă, pe bogăție, fii atent. Vino. Poți să spui câte ceva de ciubăr? Vino, fii atent. Stai un pic, două secunde, că... Măi, e așa prea repede, trebuie să fiu un preluc înainte, nu? Stai. Stai, că filmăm aici, stai, uite, stai. A? Să dea Dumnezeu și Maicuța Domnului să fie în bucurie la acel ciubăr. Totdeauna cu bucurie era domnul Teo acolo și la filmările domnului Marian, să fie cu bucurie. Bucurie! Ai văzut, mă? Băi, e bucurie! Da. Ce trebuie cu bucurie? Să rămână, părinte! Doamne ajută! Stai că nu-l vezi! Pentru toată lumea să fie ca lumea! Așa! Da! Când vii la mine? Când vii la mine? Apa este apa conform acum? Apa este ok? Putem intra? Este senzațională și dacă este cu bucurie la Teo, ce să mai zic? Nu mai trebuie sfințire la ea, că deja e sfințită. Corect. Stai așa, stai să punem aici, stai. Ia uite. E atât, ia uite. Încă un pic. Tăticuț, fii atent, te aștept la mine când vrei tu. Da, știi că e... Știi că e ziua lui Silvișor, pac, să fie treaba bună. Da? Petrecere plăcută acolo, frumoasă și ne-au zis de lumea, să nu scăpăm unii de alții, da? Da? Bine, tăticuț, să fie bucurie, da? Hai, Doamne ajută! Doamne ajută, bucurie! Doamne ajută! Bucurie. Să rămână, părinte! Bucurie! Să rămână, părinte, gata. Deci ați văzut câteva vorbe... Da, nu, n-am preot. Nu, e preot. Nu, serios, e preot. Preot, da. Prietenul meu. Prietenul meu. Da, ce om incredibil. Mai am un prieten preot. Bravo, părintele bravo, Mihai. Bravo. Da, e puțin bravo, plecat. Bravo, minunat. Da. Minunat. Da. Nu, ăștia sunt prieteni. Super. Stai aici, am minunat, mai sus la mine. Să fie bucurie la ajută. Păi, ăsta e paharul Marian. Nu-mi bea din paharul meu, că nu e ok. Da, da. Păi. Hai să băgăm foc acolo, fac. Fie bucurie, tată! Bun, pe scurt, că sunt cel mai în măsură și lucid în seara asta. O să închidem live-ul în câteva minute și apoi o să începem un alt live care nu va rămâne, din păcate, pentru că o să dăm drumul la muzică. Marian, da. O să îmbrace în speedo. Ba da, să rămână. Nu, pentru că pune muzică și nu am voie. Ce dacă? Închide... Ce să facă? Îmi penalizează canalul da, și... Da, filmezi și tu și să ne rămână nouă. Pot să-l dau pe private și după aia îl descarc și vi-l trimit, dar nu va rămâne pe canal. Da. Așa da. Dar mai târziu un pic. Eu sunt d'accord. Da. Pentru că să dăm drumul la muzică și dacă vrea cineva muzică,
Cum facem băi, la dedicații? Nu, că punem. Dau și 100, dau și 1000, numai țeapă să nu fie. Nu, serios. Pentru toată lumea să fie ca lumea. Și? Nu, frumos. Dacă vrea cineva dedicații, nu știu, un mesaj colorat? Un mesaj colorat ca să nu ca, ca bogați, da, da. Da, bogați. Păi da. Acum, așa bun. Pe degeaba. Și facem. Dar uși, da, da, ție ți intră telefonul în apă? Îl bag eu pe meu, dă-l dracu de telefon. Nu, nu, nu. Nu e mă, că o să stau cu telefonul, că ăsta e acuat. Da? Da, cred, cred că și-a bugat acea, da, și facem, da. Facem știe pungi. Cineva de dacă iPhone 12 da, este acvatic? Hai de numai piscina. Hai de numai piscina, băi. Deci a căzut paharul meu. A căzut paharul meu și ce nu s-a spart. Dar nu s-a spart. Stai așa un pic. Stai un pic. Paharul a rezistat. A rezistat paharul. Aolo. Trebuie să șterg live-ul ăsta. Stai aici, dă și mie mâna. Operația, stai un pic. Paharul a rezistat. Bă. Ok. Da. Okay. Nu știu. Bă, dar ai văzut, m-am răstogolit, m-am dat pe așa, dar am ținut paharul. Te-ai răstogolit și te-ai ținut de mine. Știi cum e gâtul de găină? Și nu s-a spart paharul, fii atent. Adică toată lumea zice de la de... Jusițe, nu, nu, nu. Jusițe de Brazil, cum era sau de Puerto Rico. Cine? Pe ăsta, cum îl cheamă? Gimbal. Gimbal. Nu, nu există gimbal, există gât de găină. Bun. Gât de găină. Iată, Silviu. Uite, găină, uite așa, ia ție capul, uite așa tot timpul. Am și eu o întrebare. Dacă ai căzut, de ce m-ai tras și pe mine? Nu te-am tras, nu, nu, nu. Nu cum nu? Nu te-am atins. Nu, deci, nu te-am atins. Ai căzut acolo nu și m-ai tras atins. Și pe mine. Lasă că tu ai căzut și tu m-ai tras pe mine. Hai că încă un pic și la 30 de grade, încă un pic. De grade, ți-a capat ca mai okay, un pic. Bun. 30, 35 și câteva grade. Da. Toată lumea să fie ca lumea? Toată lumea, da. Da. Silviu a alunecat. Da, vai. Fugi, mă, de aici! Da, uite, a alunecat. Fugi și aici! Ți-a căzut ție paharul, eu am căzut așa și tu ai căzut după aia. Jos în pietre, da. El a mers pe platforma uite, asta. Uite, cine a pus capcană? Deci, da. N-am căzut eu și te-am tras pe tine. Silviu da, a mers pe platforma asta de lemn și s-a dat în spate. S-a dat în spate și n-a știut că sunt pietre. Nu te-am tras. De-aia a căzut. Dar paharul lui cum a căzut primul? A căzut că... A, mă, ce naiba! Da. Și m-a tras și pe mine, recunosc. Nu te-am tras. E, nu m-ai tras. M-a ținut, m-a luat acea. E grav cu voi. Dar telefonul meu unde e? Îl filmează. Păi nu, nu, ăla altul. Gata, asta. Deci ca să concluzionăm înainte de a intra în ciubări. O să vorbesc cu prietenul meu bun, GPS-ul, și o să facem un off-road la groapă cu niște patroale pe care ele... Groapă? Ce e groapă? Deci o groapă este... Au ei o groapă unde se urcă, se așa. Uh-huh. Așa că nu poți la campionatul național. Acum mi se pare că e campionatul național la Iași și sunt plecați acolo. Foarte frumos. Dar ei când se duc la groapă cu prietenii, se duc, fac proțap, vine Ion Proțap, nu știu cum îl cheamă, sper că n-am greșit, da? Le face proțap, îi se dau cu scuze, că te rog, e un mesaj alunecat de la Floculant, auzi? Da, Floculant, zice Andy Floculant, da, așa zice, Floculant, Floculant. Dar și ce are, mă? N-are treabă cu... Aolo, nici mai pot. Antifloculant, așa ei zice. Cred că la fel ca live-ul de la Revelion o să-l șterg și pe ăsta, că nu se poate. Nu, nu se poate lăsa pe canal. De ce? Aolo. De ce? Păi, floculant e floculant, scrie pe el, e antifloculant. Fii atent, filmează aici, fii atent ce frumos se vede. Fii atent, fii atent ce frumos se vede. Fii atent. Tăticuț. 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 Auzi, flocul lung, nu flocul larg. Floculant. Floculant. Cred că trei ori mai ți-am spus asta. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ne băgăm cu costum de scapandru. Eu mă rog acum. Nu, nu. Are, deci are 27 de grade. La 30 deja e caldă. La 35 deja e super. Deci în live-ul următor va fi pe canalul mare, al meu, Marian Borcea, dar nu va rămâne. Va fi un live în care ne vom bucura. Și atât. Și ne-l dai personal, că e frumos. Personal, da. Îl punem noi și... cu și... da. Uite, am vorbit cu Silviu. Cine vrea să pună o dedicație, mesaj colorat. Da.
Mesaj colorat. Scot boxa. Da? Și-o dăm pe, și-o dăm pe telefon. Ceva, dar da. Mai târziu, Silviu, că... Și arată-le boxa pe care o pun. Unde e boxa? Stai un pic să mă uit că sunt capcane pe jos. Deci a căzut Silviu și m-a tras și pe mine. M-ai tras, m-ai tras. Recunoaște că m-ai tras. Asta este boxa. Uite, a intrat. Da. Și acesta este grătarul. O, cât adican ea de boxă. Și acesta e cât este grătarul. Ca da? Să ne înțelegem. Da? Weber. Deci la asta o să dăm drumul, o scoatem acolo. Dedicație. Cine vrea, cine mesaj colorat. Le dăm, le dăm dedicație și dansăm în ciubăr amândoi. Toți trei. Dar fii atent, ce mesaj colorat va fi... Da. Orice melodie trebuie să o punem. Băgăm, da, da, băgăm dedicații. Le punem și noi pe rând, că dacă dau 10 inși... Nu o să dea nimeni. O să fie foarte, nu știu, 5-10 mesaje, pentru că alea colorate costă bani. Da. Haide, eu zic să ne organizăm. Să nu mai dureze mult momentul ăsta. Silviu, stai un pic, e de-abia ora 7. Așa. E de-abia ora 7. E 7, e de vreme. E 7. Și ce vrei să mai stăm? Știi ce putem face? Cine mi-a vărsat paharul să mi-l pună și mie, că vreau să beau și eu ceva. Pune, pune. Domnilor, vă dorim bucurie, să vă distrați. Da, bei tot tu. Stai că dau și. Unde e paharul tău? Ni. Unde e paharul tău? Ia. Dă-mi unul omul. Uite. Ei. Bravo! E frig? Domnilor, fiți fericiți! Noroc! Fiți bucuroși! Ia ți-ai scurt! Și parul meu, stai să-l aduc, nu? Eu folosesc par. A alunecat Silviu și m-a dărâmat și pe mine. Asta e. Ok. Asta e parul meu, că am... semn la el. Pune și mie, te rog. Ultimul par și o să opresc acesta. Gata. Antepenultimul. Nu. Va fi live următor. Teo, Teo, dacă poți să-mi desfaci și mie, te rog. Mai multă apă, mai multă apă. Tăticuț! Tăticuț, îți bag acolo! Tăticuț! Să fie bucurie, tăticuț! Noroc! Să fie bucurie! Uite cum dau bogații! Noroc! Așa dau bogații! Bogații spirituali și... Boșii amari! Boșii abazați! Eu în timpul liber, să știi că dau... dau... Bogații spirituali, sufletește, emoționali, care cărora le-ai grijă de aproapele lor! Vezi că mi-am luat labe de scafandru. Ai labe de scafandru? Da. Nu. E bune. Da. Căciula asta, că am zis că e furată. De la prietenul bun. Cel mai bun prieten al meu. Care nu mai? Care, nu știu. El nu mai e prietenul cel mai bun, dar eu sunt prietenul cel mai bun. Că la mine nu s-a schimbat. Nici nu pot să-l cuprind. Nici nu pot să-l cuprind. Normal, atâta dragoste cât zace în mine, nu se poate cuprinde. Bun, Silviu, un cuvânt de încheiere, da. Pentru că o să opresc live-ul ăsta. Să fie nu închide live-ul, dacă nu te obligi să dai drumul la celălalt live mai repede decât 5 minute. Maxim. Facem fiecare un duș, trebuie să ne schimbăm în sleep. Păi trebuie, nu? Altfel nu. Trebuie să intrăm curați, totuși. Fii atent cum arde acolo. Ia uite cum se vede hotul. Nu fac duș. Orice, dar fără duș. Bine. Fără duș. Ok. Așa. Deci, Silviu, ne vedem un pic mai târziu. 5 minute. 10. Nu fac o duș, nu te spăra. Nu. Ok. Trebuie. Teo, un cuvânt de încheiere? Să fie bucurie. Atât. Simplu. Fiți bucuroși, viața e scurtă. Maximă audiență. Și asta. Maximă audiență. Și asta, maximă audiență. Da, auzi? Hai, deci. Nu, fără glumă. M-a murit. Fără glumă. M-a distrus cu capul. Fără glumă, maximă audiență. Lasă. Haideți să înțeleagă lumea. Uh-huh. Cât durează? 10 minute. Na, știi cum e la tine? 10 minute. 10 minute la tine și jumătate de oră. Băi, zi 15, zi 20, 10 minute. Zi așa ca anunțul. Mie nu-mi place așa. Bun. Zi
când treaba va fi treabă, va fi treabă, înțelegi? Nu trebuie să ne grăbim pe oricum toată noaptea aia noastră. Ăla arde, deci... Marian are Speedo, eu sunt cu Borat, el are Nudles. Cu Borat? Oh, știi costumul lui Borat? Da, bun. Mulțumim, Teo, pentru găzduire. Ne vedem un pic mai târziu. Salutare, Silv. Hai, întoarce-o. 10 minute. 10 minute. Da. Da, păi nu, închid acum. Trebuie să le zic un alta și... Bun. Un cuvânt de încheiere. Nu uitați, în vreo 10-15 minute, zic eu, poate chiar 20, că trebuie să ne facem un pic fresh, pentru că recunosc că ne-a cam luat flama. Și nu numai pe mine. Bine, poate pe Silviu un pic mai mult. Ne vom schimba, facem un duș și vom intra în ciubăr. Live-ul va fi pe canalul meu mare, Marian Borcea. Va fi un live care nu va rămâne, din păcate, pentru că vom pune muzică. Și dacă pune muzică, după cum știți, nu am voie să-l las pe canal. Se va opri. Așa că ne vom revedea în vreo 15 minute. 2-10! 2-10? Ia-te! M-au pus pe boxă. M-au pus pe boxă. M-ai pus pe boxă? M-ai pus pe boxă? Da. Hai, Marian, 10 minute! O, aș da zile de la mine! Să mai fi o zi cu tine! Nu se mai aude. Mi-am dat-o mai încet. Tocmai când am... M-ai pus pe boxă? M-ai pus pe boxă? Ce tare! Hai, să dăm drumul la... Da, nu, oprim. Deci, cine nu a dat un like, e invitat să-l dea și vă mulțumesc că v-ați uitat. Eu o să fiu în pielea goală! Se aude în... Teo, poți să oprești acum. Hai, davai! Deci cam așa va fi live-ul următor. Distracție, nebunie. Va fi un live care nu va rămâne pe canal. Hai, pentru 10 minute, 10 minute, nu face... ține oamenii așa, fierți. Nebuni. Așa că vă invit să intrați pe canalul meu principal, Marian Borcea. Ne vom revedea în vreo 15-20 de minute. Vă mulțumesc, v-am pupat. Și nu uitați, va fi un live cu dedicații. Un mesaj colorator, cât de banal va fi, și un cent, și un bănuț. Da, să fie un mesaj colorat pentru ca să-l luăm în considerare. V-am pupat!